Bună seara, oameni buni! Așa cum v-am promis din live-urile, din podcasturile, de fapt, din vlogurile din Iordania cu Ștefan, v-am promis că vineri vom fi aici la ora 18. Suntem la ora 18, suntem vineri, nu? Da, Sunt, Sunt cu Ștefan cu Ștefan? 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 N -arău N -arău să, să mulțumesc pentru invitație! Și iată-ne din nou împreună. O, suntem după o experiență foarte interesantă. Am Chiar aș fost... vrea să vorbim un pic de, de Iordania, știi? Adică da, de fost... impresii de călătorie, de mai schimbăm un pic. Uh... Uh, e bine să mai din când în când în Orient pentru a-ți da seama care, care este, este diferența între Orient și Occident, și Occident noi fiind într-o lume occidentală, occidentală. Pentru că, că, mă rog, la prima, la prima vedere, vedere, totul, totul e. e minunat, minunat dar, dar nu avem, avem democrație. democrație. Și ce înseamnă democrație? Inclusiv democrație, o, o voia, voia de a critica, critica puterea. Putere. În, în Iordania există prima de les majeste, majeste. Dacă îndrăznești să... Adresa critici, critici regele, regele, pur și, și simplu să-l critici, primești trei ani de pușcărie. De ce l-ai criticat pe rege când regele din banii lui personal, mm -hmm. nu din banii statului, ai văzut că ne-a povestit Adel și ne-a și arătat, adică ne-a și spus cum funcționează ghișeile alea unde oamenii cer ajutor nerambursabil, donează din banii lui 500 de milioane de uh, dolari pe an oamenilor amărâți, oamenilor neajutorați. E exact invers ca la noi. Ăștia noi scrie, fură nu știu câte miliarde sau zeci de miliarde, la ei regele donează. 500 de milioane de dolari pe an. Nu știu dacă toți dintre voi ați urmărit vlogurile din Iordania, De la un moment dat, Adel ne spunea că la Palatul Regal funcționează mai știu câte ghișee, câteva zeci de ghisee, da. unde mergi și depui o cerere și spui că ești într-un necaz, într-o boală, într-un impas financiar, și 90 sau 90 și ceva la sută 94 din cerile 94%. 94 din din astea, astea se... Se, soluționează se... Apropă, se soluționează pozitiv. pozitiv. Și oamenii da. sunt ajutați cam cu 500 de milioane de dolari pe an din banii personali ai familiei regale. Normal că și eu aș fi împotrivă să cineva să înjure regele meu sau ceva. Am înțeles că populația, în primul rând, nu autoritățile statului, nu poliția, reacționează. Adică dacă tu mergi pe stradă și te aud că tu vorbești rău de regele lor, s-ar pe tine pentru că ei iubesc regele și iubesc uh, modul de a. Uh, trata populația a regelui. Da, Sorin, dar, dar vezi tu, orice monarhie, monarhie chiar și una luminată, așa cum îi -am, am zice, zice ăștia din, din -Iordania, Iordania, ajunge la un moment în care face abuzuri. abuzuri. Uite, Uite soția, soția regelui e, are, are 16 dintre cele mai, mai bogate companii, companii din Iordania, rudele regelui, tot așa gestionează, deci ei sunt o camarilă, practic, adică are o camarilă în jurul său care gestionează toate veniturile și toate cheltuielile uh, din statul iordanian. Bineînțeles că nu, ai vrea totuși să să-și bă, mă, stai puțin că nu-i bine că ați cumpărat, nu știu ce că ați dat, nu știu ce că l-ai pus pe fratii tu care nu are studii, că ai pus-o pe vară ta, nu știu ce ministru. Adică sunt niște critici naturali pe care noi, occidentalii, le vedem ca a fi naturale. Acolo la ei nu se, nu se permite. și pur și simplu, ai dorit să critici regele, primești trei ani de pușcărie și acolo pușcăria să faci. Ceva foarte important, legea e foarte dură în zona arabă, în general, și se aplică. La noi, la noi e cu, cu haide, hai de, ai văzut pasul. Hai că merge așa, hai că mai scăpăm și ăla, hai că mai dăm hmm. o șpagă și... Dacă e copil de bani, gata, mai pleacă până în Italia și mai rămâne pe da, acolo Da, vă zici Iorgulescu sau Pascu ăsta care e gata, gata să iasă să că ăia erau de vină Și atunci A. populația A. de rând își pierde încrederea în autoritățile statului Adică nu mai au încredere că ceea ce se întâmplă este drept sau este corect sau că se respecte legea, știi? Da, da a, ei, merg pe exemplu, exemplu acolo, adică dacă, dacă ai auzit un, un, un furt, furt simplu și am, și -am întrebat domnule, dar de a ce dimensiune de furtul? A nu contează de la un ou nou până la un bou, primești 20 de ani de pușcărie. Deci atât de periculos, atât de periculos flagelul ăsta al furtului, încât nu există, nici măcar nu te poate bănui ceva că furi, pentru că e echivalent cu crimă. În Norvegia ai văzut brevică la care au omorât Criminalul la care au murit 60 de oameni pe insulă a primit 21 de ani. În Iordania, pentru un simplu furt, te duci și ție o pungă de pufulez din magazin și nu o plătești, primești 20 de ani de pușcărie, pentru că ăsta e un exemplu pentru alții care ar vrea să fure. Acum e o discuție aici de unii ar vrea să fie mai dură lege, alții vrea să fim mai liberali și să le permită, hai să iertăm prima oară, să le dăm cu suspendare. Și acum sunt diferențe culturale foarte mari, și când zic cultural, nu mă refer la o cultură de tip intelectual și mă gândesc la, la, la un cumul etnologic Uh, de, uh, de uh, sacral, sacral, de, uh, cult, de, de uh, cutumiar, care se strânge într-un anumit, într -un anumit, anumit spațiu. că vezi că toată lumea scrie că se aude cu eco, vezi ce probleme este, de unde e eco ăsta, că toată lumea scrie în continuu nebunitor, că se aude cu eco, se aude cu eco, se aude cu eco, aude cu eco. adică nimeni nu mai e concentrat la ce spune Ștefan. La tine se aude bine, nu? C că -ar, da, da, și chiar. că e ok, e okay acum. Am. Nu, dacă La, cea mai mică problemă este, deja oamenii își pierdau absolut concentrarea discuției și o țin pe aia lor. Se aude cu nu știu ce, se aude nu, și dar pe de parte e bine că ne un anunță, un că anunță, că poate o să gândesc o că putem, putem corecta. corecta. Deci o să se regleze, or să se regleze lucrurile. lucrurile. O, Așa, da. ce diferențe? Vă spuneam că sunt niște diferențe culturale majore între societatea occidentală, de unde noi ne revendicăm și unde suntem noi acum, și cea orientală în cea orientală este dictatură liderul este pe viață, indiferent că îl numim rege sau îl numim președinte uite cum e în Rusia, cum e în Belarus cum e în Kazakhstan sau cum e în, în China sau cum față de noi care noi ne alegem prin rotație nimeni nu are voie să stea mai mult de 4 ani, maxim 8 ani adică tu cum vezi lucrurile? Cum, mai, crezi tu că... Că vorbim de disciplină și de reguli și de asta, eu cred că regulile și-a mai afirmat chestia asta, o să mea pe mine, dar eu sunt convins că ca să poți să disciplinezi niște oameni trebuie să ai legi foarte stricte și penalități foarte mari. Tot se miră că în Occident sunt foarte... Noi avem și cu Bulgaria, suntem pe locul întâi în Europa ca număr de accidente mortale. Pentru că la noi ai scos milionul pe geam Și ai plecat mai departe Sau ți-a ți carnetul pe o lună Sau l-a prins până la cu 240 la oră Pe seli pe autostradă Și a luat 3 luni carnetul Afară ți-a ți 5 ani carnetul Sau nu știu câte povestea ă, cineva la un podcast Am ascultat, care trăiește în afară Că după ce mergi un an de zile A depășit în Germania, mi se pare Cu vreo 50 de km la oră sau 60 și L-a obligat ca să meargă un an la psiholog Sau la psihiatru La psihiatru la psiholog. La psiholog să meargă să facă ședințe și după un an psihologul n-a vrut să-i dea hârtie ca că nu este convins că e îndeplinitatea facultăților și a mai ținut încă nu știu câte perioadă. La noi e foarte, cum să zic, foarte lejer. Adică ai făcut o, ai încălcat grav, ai pus în pericol viața altor oameni, scapi foarte ușor. Afară sunt țări occidentale, cred că și în Elveția, unde peste 50 de km la oră îți confiscă mașina, indiferent că mergi cu Bentley sau cu Ferrari sau ceva, te-ai jos de mașină, ți au luat cheile. În America am pățit eu personal Că am închiriat o mașină Nu spun cu cine, că e o persoană publică Cu un amic să mergem din Las Vegas În Los Angeles, în LA Am luat un Ferrari Ăsta i-a plăcut să o calce Ne-am dus pe autostradă, a venit poliția Ne-a pus în genunchi și ne-a pus cătușele După aia ne-a întrebat cum ne cheamă, din ce țară suntem Ce treabă avem pe acolo sau ce facem Mă uitam la șoșoacă Când i-au luat carnetul pe bune de toate Că am mers în localitate, cu o să la ore Filma păia vă fac eu, vă dreg eu, vă nu știu ce, sunteți puși să nu știu ce, păi afară dacă era, o lua, ieșea milițianul de mașină, o punea pe doamna în genunchi, punea cătușele și după aia stătea de vorbă cu ea. Adică la noi e prea lejeră legea. Disciplina se face cu biciu, nu cu altceva. Azi era, o să dea drumul acum, că totdeauna în campanie electorală se dau drumul la... Stai să blochezi blochez un idiot care tot îmi pune aici cu soțul și cu nu știu ce. Gata. Imediat, stai numai o secundă. Ok, dar nu știu de ce nu se duce. Haide mă, gata, a plecat. Așa, despre ce vorbeam? Despre diferențele legislative sau de toleranță cu privire la infracțiuni și la contravenții. Mă rog, ce trebuie să pricepem? Că noi stăm... mai puțin, păi e deranjant. Păi încercăm să rezolvăm, am înțeles că este, dacă tot ne frecați atâta că e deranjant, că nu mai puteți, schimbați canalul. Noi încercăm să rezolvăm problema. Băiatul de la sunet cu asta se ocupă, am înțeles. V-am spus că am primit mesajul, că asta nu mai insistați atâta. Dacă vă deranjează așa rău, ieșiți și mergeți în altă parte. Nu trebuie să frecați mie ridichea de o de ori. Așa, și... Așa, cu diferențele astea culturale. Eu cred, Sorin, că noi suntem cumva, pentru că am fost de foarte multe ori și în Orient și în Occident, cred că noi suntem undeva între Orient și Occident. De fapt, așa zicea și Nicolae Iorga, că spațiul românesc ar fi Orientul Occidentului și Occidentul Orientului. Deci noi suntem într-o zonă de no man's land, aici unde se îmbină Orientul cu Occidentul și aveam, avem atât elemente din Orient cât și din Occident. Și acum hai să o uit apropo de carnet. În țara asta dură, în Iordania, amândoi am văzut un puștulică de... Stai puțin, că e la Beduin, acolo în deșert și asta... Da, aia... era pe șosea națională, sorry. Da, dar să nu crezi că dacă îl prindeau autoritățile nu-i făceau nimica. Păi nu știu dacă ar fi fost riscul atât de mare, nu cred că ar fi avut curajul să conducă un băiețel de 12 ani. Nu, nu vorbesc de la din deșert, eu vorbesc de ăsta după, din camionetă pe care l-am filmat în timp ce mergeam spre Marea Moartă veneam de la Acaba, Acaba la Marea Moartă și la... Asta povesteam, că m am întrerupt ăsta cu sosul lui, de scria acolo de m-am cu sosul. Veneam azi dinspre Frumușani, acum că fiind an electoral și campanie electorală, o să dea drumul la ciotul de autostradă dintre Popești și Comuna Bercei, nu știu câți, 5 km, 7 și au blocat-o circulația ca să termine, că a zis Grindeanu că o să dea drumul la autostrada vieții și probabil că o să vină cu cu zilele următoare să tai o panglică pe un ciot de 5 km sau de 7 km între Popești de și, sau câți kilometri au fi, nu știu, în jur de 10, au dat peste cap, am făcut o oră jumate de la casă până la uh, unirea de unde am început să filmez cu Damiana asta cu evrei din, din, București și în fața mea era unul care scotea un fum de nu mă vedeam, deci cancer curat. Deci nu e posibil ca într-o țară să te duci să dai șpagă la ITP 200 de lei și toți care să se uite la noi aici și șoferi și au probleme cu mașina știu că așa se dă la ITP 200 de lei și orice defecțiune avea, că e de ordin mecanic, că se rupe uh, o planetară, că intri în șans, că îi gazezi pe ea din spate, să poți să treci ITP-ul. Deci uh, Corupția asta ne omoară, Stefan, și regulile. Adică, nu cred că în Elveția, sau în Germania, sau în Franța, dai 50 de euro ca să îți dea ITP-ul la o mașină care e praf, și care poluează, și care îmbolnăvește de cancer, participanții la trafic. Da, să revenim un pic la societatea asta: pe care tocmai am vizitat-o. Mie mi s-a părut foarte religioasă. Noi am merit în plin, plin Ramadan. Ramadanul e decalat de la la pentru că calendarul musulman e doar de 354 de zile față de 365 cum este al nostru mai puțin anul BISEC de 366 și în fiecare an e decalat cu 11 zile și deci dacă anul trecut a fost până în -a termin, a, a, acum suntem în 12 aprilie pe 10 s-a terminat anul trecut s-a terminat în martie anul viitor se va termina pe 21 aprilie anul celal pe 1 mai adică cu un decalaj de 11 zile și vreau să zic că eu, eu am observat o religiozitate foarte ridicată la arabii ăștia și o rușine foarte mare. Ai văzut că fuma ghidul nostru care e fumător în răi, și tu ce înseamnă să fii fumător, să nu fuma pe ascuns, să nu-l vadă până la urmă. Era rușine de ceilalți oameni. Da, niște străini. Și vreau să spun că religia asta a lor musulmană, care a care stăpânește la, acum o mare parte și din Occident și a, a început să domine Occidentul e foarte penetrantă, este foarte simplă foarte accesibilă cu niște reguli destul de simpluțe eu n-am văzut văzut în Aman Burci cât am văzut pe Oxford Street în Londra Adică deja avem un Occident care e mai musulmanizat decât lumea arabă. Ai văzut în Amman și în zona iordaniană, nu prea burcă, burcă însemnând nu doar pe cap, ci, ci, ci și pe da. față cu, da. cu cutie de scrisoare. Da, sunt mai multe box forții decât în Iordania și ce, ce m-a frapat și... Ce mi-a plăcut foarte mult a fost am filmat non-stop, ai văzut că am filmat în fiecare zi și cât am fost cu Adel și cât am fost fără Adel și am filmat oriunde și în oraș și am făcut și live când am, când am filmat pentru YouTube, am făcut live pe TikTok prin bazar absolut niciodată nu mi-a atras atenția nimeni că de ce îl filmez sau că de ce filmez sau să îmi fac observație. În orice țară din cele 100 și ceva care am fost eu și am filmat cu telefonul, cineva s-a găsit să mă apostrofeze sau să fac observație sau să spun să nu-l filmez sau că de ce filmez. Aici, în Iordania, niciodată nu m-a întrebat absolut nimeni nimic și toată lumea era bucuros, toată lumea amabil, toată lumea serviabil și m-am simțit foarte bine ca și turist și ca și vizitator, m-am simțit bine primit, știi? Ceea ce a fost o senzație foarte plăcută, să zic. Așa. Totuși nu avem aceeași primire, ca, e o primire caldă cumva, ei sunt conștienți și sunt învățați de mici că trăiesc din turism și uh, ai văzut ce spunea și Adel că turistul este un fel de stăpân al lor că, le dă, că de la, ei de la turism vine banul, dar vreau să spun sincer că am avut un disconfort în uh, țările astea arabe pentru, și am avut de, și am de câte ori mă duc pentru că uh, te studiază, te, te cercetează, te să holbează la tine pur și simplu. În Occident, dacă te duci în orice țară occidentală, fie că vorbim de Franța, de Germania, de Anglia sau de țările nordice, oamenii nici măcar nu se uită la tine. Nu contează că ai pene în cap, că ești bărbirit. Că, că ai doar orașe mari. Du-te până sate. Și la noi. Vezi, în România, un om de culoare, dacă se trece pe în București, nu se întâmplă nimic. Du-l cu tine pe la... Horezul sau pe nu știu unde, să o să vezi că toată lumea face oh, 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 yeah, yeah. Asta este mentalitatea, nu ai ce să faci, dar prefer așa să fie decât altele mai, mai nasoale, știi? Da, eu, eu zic că e clar, deși există o uniformizare culturală între orient și occident că ai văzut sunt multe chestiuni molurile, cum sunt și în zona occidentală, au dispărut bazarurile și sau lumea se îndreaptă spre moluri uh, reclamele care sunt de tip occidental, ai văzut McDonald's-ul în uh, Amman și în Acaba, cu scris în, cu scris în limba arabă, adică pentru ceva familiar acolo KFC-ul ăsta cu uh, Kentucky Fried Chicken uh, deci, deși există o uniformizare, totuși diferențele nu pot fi stinse și cred că conflictul ăsta cultural major între Orient și Occident e foarte puternic și dacă, eu cred că o, o mare componentă a războiului ăsta mondial, care a apărut în ultima și îl simțim cu toți, este și să datorează conflictul ăsta cultural, diferențelor culturale mari între Orient și Occident. Adică între zona cum o cunoaștem noi cu regulile, cu democrație, cu Constituție, cu, de, în Iordania legile le face regele schimbă parlamentul când vrea schimbă premierul, schimbă uh, miniștri, adică nu e nicio problemă asta. Eu știu că sunt monarhist și oricât am discutat eu sunt pro-monarhie mm. pentru că în toate și am mai discutat chestia asta împreună la podcast și nu mai contrazis pentru că așa este dacă luăm toate țările nu din afara Europei, din afara Uniunii Europene, din Uniunea Europeană, țările cu monarhie, toate țările unde există monarhie, e un nivel de trai destul de ridicat al populației și nu sunt așa multe mari diferențe sau contraste între cei bogați și cei săraci. Unde există monarhie, este și o protecție socială, adică în orice casă regală a fost, cum să zic, una din principalele lor uh, uh, Atribuții sau înclinări Da, ceva ca da. să se Să aibă grijă de populația țării respective Adică nu Și nu este așa corupție mare, Ștefan Adică dacă luăm no, așa pe că... rând și analizăm Toate țările unde există monarhie În Europa nu există corupție așa de mare Ca în țările unde este Parlament sau, sau guvern de ce crezi? De deci ce zic, Sorin, că în societățile orientale corupția este legalizată. Adică, bineînțeles că dacă eu îl pun pe vără să fie ministru apărării sau ministru cultelor sau, eu știu, toată familia mea, eu sunt rege și îmi pun rudele mele să se ocupe, nu, mai, nu se mai pune problema de corupție, că deja e legalizat, e legalizat sistemul ăsta de conducere. Pe când la noi se face același lucru, uite cum și-a pus piedone la primărie și-a pus toate rudele da, eu lui. Da, e de joc față. Eu sfidarea pentru populație da, și, și a pus nu, finii, da, da, stai copilul... Puțin, e același lucru, Sorin, și Piedon e un fel de rege al sectorului 5. e un fel de rege, se crede rege pentru că profitând de un sistem corupt, și-a a întins tentacule și a cuprins mai multe zone și mai multe sectoare, știi? Da, numai că, vezi, noi avem aici o legislație și lucrurile funcționează ca în exact ca în Orient, adică aranjăm licitații, ne punem rudele, distribuim banii publici pe anumite canale, păcând la ei în Orient lucrurile... Și în plus de asta Piedone a văzut că îi merge. Tu știi bine ce pie făcea Piedone când era inspector pe la piețe, tu știi bine că a apărut Piedone la televizor că și-a luat toate gradele de la motocicletă până la tir cu două ore într-o singură zi sau în jumătate de oră sau în cinci minute sau poate nici n-a fost acolo și dacă a văzut că opinia publică nu reacționează și nimeni nu-i face nimica și nu merge nimeni să-l ancheteze, să-l cerceteze, a continuat bine, mersi, și și-a pus și copilul și finul și cumnatul și contracte și zeci de milioane și în momentul când faci deja zeci de milioane, deja dai peste tot și toată lumea tace din gură cam asta este ascensiunea lui Piedone De deci ce am te-am rugat să punem titlul ăsta cu liniștea dinaintea furtunii? Pentru că spațiul românesc în momentul de față e dominat de liniște toate instituțiile statului sunt liniștite pentru că toți politicienii sunt plecați în campanie ei se duc chiar dacă e vorba de un polițian din București, care e prefect de București, sau primar de sector, el este solicitat de colegii lui de partid să meargă la lansarea unui, unui candidat la președinția Consiliului Județean sau la o primărie de uh, municipiu de, de județ. Sau. Și atunci, uh, ce vreau să spun, că instituțiile statului sunt foarte liniștite în perioada asta. Parlamentul nu mai lucrează decât două zile pe săptămână, decât luni și marți. Deja marți după amiază nu mai e nimeni până Parlamentul la tot sunt plecați Ui, în teritoriu. Acum, Ștefane, ori îi, ori nu îi. Că de a patru ani de zile de când Parlamentul ăla, ori au fost la serviciu, ori n-au fost, nu s-a întâmplat nimic bun pentru țara asta. Au dat numai legi în favoarea lor, familiilor, grupurilor de interese uh, și așa mai departe. Adică nu ne ajută că e Parlamentul uh, că sunt zile pe săptămână sau trei sau cinci, că oricum nu fac nimic decât pentru interesul propriu și pentru buzunarul propriu. Da, asta e o viziune cumva autoritaristă. Că care parlament... se reflectă în nu, nu, economia asta țării. Că, și în... că Parlamentul nu e util. Unul dintre cei care au desințat Parlamentul de-a lungul istoriei omenirii este Lenin, de exemplu, care dacă o nume... și ar face treaba. Ar fi extrem de util dacă da. oamenii s-ar duce acolo ca să facă interesul celor care au votat și au trimis în Parlament. Ar fi extrem de util. Dar în momentul când ajung acolo și șeful de grup le spune când să ridice mâna și când să o coboare, Deja deci avem da, o problemă. E clară o degradare. Știi că și la noi în 1940, după revolta, rebeliunea legionară din ianuarie 1941, parlamentul a fost desfințat deci n-a mai funcționat parlamentul, n-am avut în perioada războiului a celui de-al doilea de război mondial. Deci au fost perioade în istoria României sau a omenirii când parlamentele, parlamentul nu a funcționat sau a fost desfințat și spun eu că a fost o dictatură mai a dracului decât în, perioada cu parlament, în perioadele parlamentare cu parlamentul funcțional. Parlamentul are utilitatea lui pentru că filtrează, e un corp destul de numeros, e foarte greu să corupi sau să cumperi 500 de parlamentari. Adică poți să, dacă ai doar un Dar cumper... nu ai nevoie să cumperi și de parlamentari. Trebuie să ai majoritatea ca să votezi orice da, lege da, în favoarea ta ceilalți... sau în favoarea grupului tău. Cealalți, opoziția urlă, țipă, dom'le, hoții, legea asta e pentru ei, uitați, pentru ăla, ăla și n-au ce face. Pentru că majori... votul majorității contează. Dacă majoritatea este hoață, cum da. se întâmplă acum cu coaliția asta nenorocită care a distrus țara, atunci fac ce vor ei și în favoarea lor, a grupurilor a familiilor, a prietenilor și mai departe. Asta se întâmplă acum, Ștefan. Coaliția asta și-a dat singură focul la căruță pentru că noi avem o memorie sensibilă cu privire la totalitarism. Ei s-au gândit că acumulează, că fac o majoritate foarte stabilă și pe termen lung și au făcut un plan de 10 ani că or să conducă ei România 10 ani. Dar românul e foarte sensibil când aud de totalitarism, de partid unic, de partid majoritar, de. Uh, și-au și ce aminte de Partidul Comunist și asta pentru ei e foarte. Te-a corectat un pic Adel, fac o, o paranteză, o mică, în primul rând te salutăm Adel și ne bucurăm că ești aici cu noi, o mică corectare, domnule Ștefan, anume postul Ramadan se întoarce anual cu 10 zile, adică în acest an a început pe 12 martie, anul va începe pe 2 martie, tot așa și perioada ah, de pereinaj maxim. Da, scuze, să scad, nu s-a adun. Nu -adună. Da, de am precizat uh, chestia asta. Ne bucurăm Adel că ne-am reîntâlnit aici, măcar așa, ne-a făcut o deosebită plăcere și pe această care îți mulțumim încă o dată pentru ospitalitatea deosebită și am tot recomandat și te-am lăudat la toată lumea cât de grijuliu ai fost cu noi și tot timpul te-ai interesat de noi și când am fost împreună să ne întreb dacă mai avem nevoie de ceva, dacă suntem bine, dacă, adică în puține țări am, am mai pățit așa cu Fred din Israel, dar în rest pe unde mai am umblat și câți ghizi am avut nu prea s-au uh, uh, implicat așa de tare în confortul nostru personal, să zic așa. Eu îți dai seama, el a petrecut 27 de ani în România, adică mai mult de jumătate din, mai perioada, română... mai, din perioada sa adultă. Copilăria nu se pune până la urmă. Și cred că... Poate, el poate să facă cel mai bine diferența între cele două sisteme. oricum, având văderea că s-a întors în Iordania, înseamnă că îi place mai mult sistemul ăsta autoritarist, Acum monarhist. Acum nu pot să știi că neapărat îi place sistemul. Noi am tot discutat și vreau să-l invit pe de la podcast când vine aici în România. Eu cred că a fost și situația familiară, materială și care l-a determinat să... Pentru că văd că tânjește după România și că iubește România foarte mult și sunt sigur că a fost puțin forțat de împrejurări ca să se... Nu vreau să speculăm noi aici, o să vorbim cu cu Adel, când vine în România, poate facem un podcast. Da, pentru în, cine n-a urmărit, Adel Mahadin este ghidul nostru care. Puteți să vedeți episoadele din, din Iordania. Da, pe partea de video. Hai să revenim un pic la clasa politică, să vorbim în general, așa nu neapărat să criticăm vreun partid anume, pentru că toată lumea care se uite la noi, cred că sau majoritatea, știu exact pările noastre sau înclinații noastre înspre o direcție sau alta și vreau să vorbesc de Parlamentul ăsta, că începusem de la monarhii și am ajuns la o republică parlamentară. În momentul când parlamentarii sunt corupți sau urmăresc anumite interese, deja Parlamentul nu-și mai face rolul lui sau nu mai are efectul ăla care spuneai tu că ar trebui să-l să aibă. Pe mine ce mă... Dea, nu știu cum, cum se procedează în alte țări, că nu am făcut o facultate politică ca și tine, dar nu mi se pare normal ca eu, venind de la Rad, ca senator sau deputat, să uh, uh, nu urmăresc interesul comunității care m-a trimis acolo și să ascult doar de șeful meu de grup care îmi spune să ridic sau să nu rămân. Adică dacă, chiar dacă e împotriva interesului comunității mele, dacă șeful de grup îmi spune să votez, eu trebuie să votez că altfel mă da afară din partid. Asta nu înțeleg eu, știi? Deci asta și încă o dată subliniez că în spațiul românesc există o ambivalență, cum ar zice Freud sau o schizofrenie sau o ticăloșie comportamentală, pentru că în Constituție este un articol, articolul 69, care spune că mandatul imperativ este nul, adică asupra parlamentarului nimeni nu are dreptul să își, își impună punctul de vedere sau să-l oblige să voteze într-un fel. Dreptul asupra parlamentarului dispare în momentul introducerii votului în urnă. Deci tu ca alegător l-am votat pe Sorin Constantinescu okay. și în momentul în care am băgat buletinul în urmă a dispărut orice puterea asupra ta. Eu nu mai am dreptul să spun nici măcar, vezi că te-am votat. Dacă eu te-am votat, nu ar să mă reprezint, să reprezint Da, interesul Păi, că asta, de te votez. păi de asta articolul ăsta 69 din Constituția României oh, 69? Da, așa s-a nimerit la numărătoarea lui Iorgovan. Da, s-a nimerit știi? bine, știi? Da, la vremea respectivă nu existau atâtea perversiuni câte sunt astăzi. Poate nici Iorgovan nu știa despre ce vorba părintele Constituției cum i s-a mai spus. Uh, care a, deci, Constituția noastră a fost adoptată în 1991, imediat după Revoluție, și a fost corectată în 2001 cu două elemente substanțiale. Unul unu că mandatul președintelui se mărește de la 4 ani la 5 ani, și încă unul că instanțele spațiului românesc se subordonează în decizii instanțelor europene, având că se prevedea intrarea în Uniunea Europeană. Mă rog, și acum să revenim la Constituție, deci articolul 169 69 spune că mandatul imperativ este nul. Există mandat eh, imperativ și mandat reprezentativ. Mandatul reprezentativ eh, este atunci când eu, tu depinzi de mine, tu ești pus într-o funcție publică, dar depinzi de mine, de cel care te-a numit. Ăla ai mandat reprezentativ. Ce-ți dau ordini, ce, da ce să Faci. publică numit este numit de partid. Da, de, de partid sau de premier sau de ministru. l-au numit pe domnul Frizer la ongn că a țipat-o de presa și domnul Frizer a ieșit după aceea și a zis că el e o victimă a presei și că din cauza presei n-a mai fost, că el e un mare om de afaceri și că el făcea treabă foarte bună la ong acolo. Deci da. se numesc, statul român este în colaps în care este, pentru că se numesc uh, oameni în poziții cheie în anumite instituții unde ar trebui să fie specialiști, se numesc oameni pur politici care n-au absolut niciun fel de pregătire în domeniul respectiv. Că vorbesc de Transelectica, de nuclear-electrica, de Transgaz, de ong de Tarom, de asta, sunt oameni care n au nicio tangență cu domeniul respectiv, atât în Consiliul de Administrație cât și în poziții de conducere și atunci ne mirăm că societățile Asta astea, cum e taromul, stă cu mâna întinsă cu ajutor de stat din nu știu de câți ani pe pierdere, de vreo 10 ani, de vreo 12. Am plecat acum împreună cu tine la, la Roma, cu ta, la, eu n-am văzut așa jeg pe o cursă niciodată, cu nici Asta astea super low cost cu care am venit cu avionul ăsta rusesc, nu știu cum dracu să numea că aveam no, bine de la Vizier. cursă de Malta a fost. Nu știu ce care de la bulgari, dar erau Nu știu vorbeau rusește, a nu știu mm, da. ce vorbeau. Deci cel mai jegos avion posibil cu niște scaune de alea obosite dintr-o pânză de aia de deci se vedeau petele de murdărie pe el, niște stoardeze de alea sictirite, acrite de, de nu există așa ceva. Deci nu se poate, ne facem de râsul râsului lumii, ne facem cu compania asta noastră Darum. Și dacă te uiți în de Administrație a terminat filologie, istorie, experiență în psihologie. Deci n-au absolut nicio legătură cu domeniul, cu nimic. Ai fratele locutare, cumnatul locutare, amanta locutare, familia locutare. Deci nu poți să faci treaba așa, nu poți să pui un om care n-are absolut niciun fel de cunoștință, păi nici cele mai elementare, într-un domeniu, ca să meargă treaba. Asta cum. spuneam că regulile alea orientale, că îmi pun familia și prietenii pe posturile de care eu dispun, așa cum face bregele Iordaniei, că-și pune verișorii și prietenii și eu știu mai ce în funcție de conducere, așa fac și românii, pentru că noi păstrăm mentalitatea asta orientală, chiar dacă nu o recunoaștem Noi ne-au venit niște legi occidentale cu niște criterii de numire și de selecție, dar noi aplicăm în continuare regulile orientale. Deci noi suntem între două lumi. Titu Maiorescu, care a fost un genial uh, savant și ministru al învățământului și mă rog, în mai multe guverne înainte de primul război mondial spunea a emis teoria formelor fără fond și spunea că spațiul în spațiul românesc degeaba vin forme e, occidentale pentru că noi nu avem fondul să le absorbim. Degeaba ne vin reguli, sisteme, sistemul constituțional, legislativ, codul penal, codul civil, codul indiferent ce fel ce cod, codul fiscal, pentru că noi suntem în continuare pe sistemul oriental, cu corupție, cu aranjamente, cu pun pe vărul, pe fratele, îl pun cum l-a pus neacșul la romața pe fratisul sau grindeanu pe costa cu, cu Albert, cu Simoni, să sta ce șmecherii fac. Și ori, oriunde ne uităm, vedem aranjamente de tip oriental. Și din motivul ăsta, spațiul românesc se află într-o într-o într 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 formă schizofrenică de existență. Că de o part, pe de-o parte, spunem că adoptăm legi occidentale, dar pe altă parte avem comportament oriental. Și de aici apar problemele, pentru că ele sunt incompatibile. Adică nu ne găsim calea, zici tu, niciodată, adică după Revoluție suntem, suntem în 2024, după 34 de ani, noi nu știm dacă suntem occidental sau oriental sau comuniști păi sau. Asta uh, e problema, asta vreau să zic că nu știm ce sunt. Tu nu vezi că nici diferențe ideologice nu sunt între partide, vezi că ele se cuplează socialiștii cu liberalii. Se fac cu... pentru hoții. Exact. Deci doar pentru interese proprii, cum a, 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 unit Iohannis după ce a zis Ionopot PSD și a criticat și el cu Rareș Bogdan de i-a tăvălit peste tot pe PSD și că cei mai mari hoți, cei mai mari nenorociți. În momentul când Iohannis avea un interes personal, a uitat cum ce a făcut cu PSD-ul și a pus împreună cu PNL-ul, pe care asta a fost moartea PNL-ului. Adică în momentul când ei s-au asociat cu PSD-ul, era o chestiune de timp ca ei să dispară de tot de pe scena politică a țării, ceea ce se va și întâmpla probabil că acum la alegeri sau după alegeri. Adică PNL-ul, ca partidul ăla care ai fost un membru fondator din 90, nu mai există de mult, de câțiva ani de zile. Apropo, m-au scos după grupurile de WhatsApp ale partidului. Nu. Da, serios. serios? Da. Deci, ești, acum ești un dezident, ca nu, să înțeleg. Nu? Deci e un prim pas. Eu sunt membru, îmi plătesc cotizația. Deci mă... tu ești membru fondator din anul 1990 și da. te-au scos de pe grupurile de WhatsApp ale partidului pentru că uh, îi critici că s-au uh, aliat și că fură împreună Nu cu am criticat, eu am pus doar niște întrebări și am, am adică. Niște întrebări pertinente sau fraților, de ce furăm? Și stai să spun, discuția a plecat de la faptul că n-am vrut să particip la campania asta. Hai de, păi tu ce faci? Nu păi și să... pe cine promovezi? Așa a nostru, asta, pe și pe cine promovezi tu la Eu campanie? Eu sunt membru la sectorul 3 și ar fi trebuit să-l promovez pe Robert Negoiță, ăsta pe care l-au criticat. Dar Robert e penelist? Nu, el este PSD, dar fiind alianța PSD-PNL, fiecare partid și-a pus un partid... La Robert se... e băiatul la care a făcut blocurile alea în groapa de gunoi la glina? Ăla, da. Și nu pot și să de deschid oamenii de geamurile? S-a lansat, da. Da, am înțeles. Uh, și vreau să spun că m-au soli solicitat, să vin în campanie, să lipesc afișe, să fac diverse chestii. Le-am spus că nu pot să o facă împotriva legii pe grup, pe grupul, pe grupul respectiv, că împotriva legii, că fiind funcționar public, cum sunt eu, că sunt director în Secretariatul okay. General al Guvernului, le-am spus că nu mă interzice codul administrativ să fac campanie unui partid, oricare partid ar fi ăla, că am voie să fiu simplu membru, dar nu pot să fac și campanie. Și mi s-a spus, păi o fac și tu mai cu perdea faptul că nu vrei să faci adică știu, că să încalcă legea, dar încalcă legea, nu e nicio problemă probleme, important e să vii în legea. să ne întâlnim, să-l să promovăm pe cârstoiul ăsta care e un monument de escrocherie. Da, am văzut uh, acum că a început și el să se coboare la cea mai jos nivel și la cea mai josă speță și să vorbească extrem de murdar și de urât uh, s a luat de cu Nicușor Dan sau cu Piedone, parcă cu pietone, parcă s-a da, Dar și da. cu presa, nu mai... Deci omul și dat urcat... pe față, că e șmecheraș, că e... El ți-a zis, vrea să limite foarte tare pe Băsescu, dacă vă uitați la doctorașul ăsta, cum îl cheamă, Cârstoiu sau... Cârstoiu, Cătălin deci, Cristoiu. și gesturile lui, și zâmbetul ăla, hă, 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 și toate astea îi face exact ca Băsescu. Pentru el Băsescu a fost un model de... Să știi, nu, hai să spun ceva, tu ai un, politic. ochi, ai un ochi foarte bine format. Eu cred că a făcut lecții de actorie să limită pe Băsescu pentru că s-a gândit el, Bă, Băsescu că a fost de succes. Dacă vin și, și eu cu același stil de măscărici, cum era Băsescu cu un ochi caș, închis, așa, păcălici, așa, cu o cicatrice, că s-a bătut cu marinarii în port cu cuțitele și la bat, Port Said. La Port Said și la pireu sau nu știu pe unde s-a bătut și era caragios așa, rădea lumea de el că e haios, zicea bă, da, e haios ăsta din calea afară, oricârzi ăsta e un escroc uh, nesuferit, adică, bă, băsesc că era un escroc simpatic și lumea l-a acceptat, bă, hă, 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 e cu hă, hă, ea, o dădea pe uh, glume de astea porcoase la un moment dat sau mă rog, destul de tâmpite pe când ăsta e un escroc periculos. Mă rog. Doamna Vica Butaro are dreptate, că ce v-au scos de pe grup ca să nu știți nimic din interior, pentru că eu am pus pe Facebook o discuție de pe grupul PNL, în care spunea cineva că stă de dimineață în fața magazinului Unirii și de abia au primit două semnături de dimineață până seara pentru europarlamentare. Și spuneam declarația lui Rareș Bogdan că au zis că ei o să ia 90% din postele de europarlamentar, de aia de la PNL au primit două semnături de dimineața până seara în fața magazinului Unirii, știi? Și probabil că au făcut legătura între noi doi, s-au gândit că de la mine ai uh, mesajul ăla și poate că de aia te-au scos de pe eu grupul -am știut PNL. Că ai pus asta pe Facebook. Da, am pus pe Facebook, dar nu aveam de la tine. Da, da, da. Că eu de când am fost la guvern atunci cu Antonel și am fost la sectorul 3, mi-au băgat și pe mine în grupul ăla de PNL. Probabil da. că o să mă scoat acum după ce uite la podcastul ăsta da, și văd toate sa. mesajele de ei. Nu că sunt prea disperați acum să adună da, nu e nicio problemă. Așa și m-au... Uh, nu că m-am simțit, că m-am bucurat să scap de corovada asta de a da, fi pe grupă. Eu tot te-am întrebat aproape la fiecare podcast obsesiv, de ce mai stai acolo știind că oamenii care sunt acolo nu mai reprezintă ceea ce ai clădit tu în 1990. Ce te mai ține de partidul ăsta în momentul când tu știi că sunt asociați cu hoți și fac și aceeași măgări și hoții ca și hoții cu care s-au asociat? Sorin, eu sunt ciupit de politică, sunt format uh, la școala Corneliu Coposu și conștiința poate că vi se pare de râs sau că e ceva de grandomanie personală, conștiința asta social am o formă de conștiinciozitate, bă, trebuie să fac și eu ceva pentru cei din jurul meu. Și dacă am apucat să mă înscriu la Partidul Național Liberal, pe care eu îl știu cum era integru, nu era vorba de corupție, erau niște oameni extraordinari care făcuseră răpușcării comuniste, care n-ar fi luat o chiflă după masa al cuiva, nu mai vorbesc de milioane sau ce face Iulian Dumitrescu sau știu, fluturi pe la. Pe care vor să l plase, să candidezi din acuma, nostru vrea să lase pe fi, fi să pus, din nou. L-ar fi pus dacă n-avea PSD-ul un alt corupt al Prahovei pe care de mult vor să-l pună pentru că Prahova este un județ foarte bogat și vor să pună la laba PSD-ul pe el și vor să negocieze la da, un, un, un candidat acolo, nu știu, care e celebru tot așa prin tot felul de păi acte. cum e Freddy Valută ăsta la Timișoara, care prește tot, care așa, de da. tot Toată Timișoara, știi că eu sunt Timișoara și -s crescut acolo că era un valutist, un speculant, un om de ăsta de cea mai joasă speță și vor să-l promoveze șeful Consiliului Județean. Adică în orașul și în județ unde s-a făcut revoluția și oamenii au ieșit cu piepturile goale în fața gloanțelor ca să schimbe ceva, să pui un valutist de ăsta care e un șmecheraj de ăsta, un, un golan, un golan efectiv. O, omul ăsta în momentul de față, vorbim de Alfred Simonis, este, locul, este numărul 3 în statul român. Deci primul în statul român este președintele, pe urmă este președintele Senatului, pe urmă este președintele Camerei Deputaților, care în momentul de față e ocupat de Alfred să ăsta ca și tu că e valutist, pe urmă e președintele, le, eu, pe urmă eu. E președintele Curții Constituționale, pe urmă președintele Curții de Conturi. Deci astea sunt primele, conform Constituției, astea sunt cele 5 funcții în caz că președintele, se întâmplă ceva cu el, urmează tot așa ca cineva să conducă statul, să fie conducătorul statului. Și Alfred Simonis, ăsta e locul 3, deci tu spui că cel de-al treilea om în stat ar pângări locul de președinte al Consiliului Județean Timiș. Exact, care, pentru că oamenii care, nu, alcum, și din Timiș din județ... e mai jos decât uh, al treilea om în stat. To Timiș tot e un județ din cele 32 de județe ale țării, adică, na, eu zic că din moment cine poate mai mult, poate și mai puțin. Deci nu s-a îngrijorat nimeni când a ajuns președinte al Camerei Deputaților. S-a îngrijorat, la... dar nu ce face, că l-a pus prietenul lui Ciolacu ca să poată să facă combinații, că nu putea să pune pe unul ca mine și ca tine, că nu putea să facă nicio combinație, că noi nu suntem de acord cu combinații și cu șmecherii. Și atunci l-a pus pe prietenul lui Freddy Valută să facă combinații împreună. Asta a fost uh, scopul. Ce putea să facă omul din Timișoara e, sau în din Timiș, chiar dacă știa că Freddy l-a pus pe Franț care vindea papuci în piața Iosefini în șase consilii de administrație, că a ieșit acum Freddy cu piept afară, Că el a terminat cu mafia, cu jocurile cu O prostie, o, n-a terminat cu nimic O să intru în direct Acum în timpul live-ului la prima Ca să discutăm pe subiectul ăsta, nu vreau să le puizez de acum Dar sunt extrem de ipocriți De ce n-au dat o lege Ca să nu mai pot să vin mai mult de un consiliu de administrație Adică frațul ăsta vitreg Să pricepe și la energie Și la... Construcții și la tot În șase cons consilii de administrație la Au publicat la... presa Tabel, găsiți dacă băgați pe Google Fratele lui Alfred sau cum Alfred, Simonis. Alfred Simonis Fratele lui Alfred Simonis, consilii de administrație Găsiți un tabel cu șase consilii Ia vreo 50.000 de euro Din consilii de administrație, adică să pricepe la absolut tot Deci ne sfidează Fără să le mai pese, știind că Au oameni și în justiție, numiți de ei Procurori, judecători, oameni în presă trusuri de presă întrege plătite cu zeci de milioane de așa, nu-i mai interesează că vorbește Jicol cu Costanescu la podcast că frații o cu de administrație, pur și simplu sfidează pe toată lumea. Sorine, prezența într-un consiliu de administrație îți garantează accesul la resurse, pentru că acel consiliu de administrație pune directorii întreprinderilor respective, care la rândul lor semnează contracte și care bani să duc spre firme fantomă de partid și așa să întorc banii. Deci consiliul de administrație, pe lângă banii ăia pe care și ea, orice membru al unui Consiliu de Administrație aduce și niște bani la partii prin firmele sunt niște firme căpușe extraordinare care funcționează pe la toate întreprinderile astea cu capital majoritar de stat, de pază, de vopsit stâlpi, de, 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 de mentenanță la sistemul de IT, la, care nu fac nimic, de fapt nu au nicio atribuție doar că au contracte pe viață de unde trimit bani la rândul lor, trimit la partii să întorc, partidele cumpără voturi, cu care voturi aceiași politicieni sunt puși iar în funcții prudce. un circuit al ticăloșiei în natură, așa cum e trichineloza, de exemplu. Ce comparație? Da, serios, circuitul Și că în cartea de biologie este <laughs> un circuit, că omul mănâncă carne de porc și să ducem, nu se duce la nare cu apă, să ducem fundul curții și face nevoile, vine porcul și mănâncă mizeria cu trichineloza, să instalează iar în mușchi și, și omul mănâncă iar aia. mușchiul ăla și toată lumea are trichineloza. Deci vrei să zici că țara noastră e o țară bolnavă de trichineloze, nu? Cam așa funcționează sistemul ăsta a circuitului. Acum să vezi ce disparare enormă este la partide politice, să se strângă bani, să am prieteni care zic, bă, mă sună ăștia de la de două, trei ori pe zi să mai aduc bani, să mai aduc bani. Dar vreau să spun că s-a dat o lege, o lege a partidelor prin care orice finanțare dată partidului se înregistrează și banii ției înapoi după ce s-a terminat campania e ce să vezi, ăștia bani negri de ce? Pentru că te duci în comunități de-astea defavorizate și cumperi voturi, pur și simplu, te duci la sindicate, la comunități de romi la uh, tot felul de zone de-astea uite, te duci la o, o fabrică care are 500 de angajați și atunci vorbești cu proprietarul de acolo că angajați

știi cum se face la, în general la țară, te duci în cabina de vot cu, buleti cu telefonul, spozezi votul tu cum ai votat și, și când ieși ai ieșit. afară și îți iei 2 300 de lei, 400 de lei. am înțeles că au schimbat legea, așa cum e penală chestia asta. A fost dintotdeauna penală, dar cum ți-am spus, la noi legea nu se aplică, nu se, nimeni nu te bagă în seamă, deci bă uite s-a încălcat legea, uite cum e cu plângerea asta mea la DNA, care stă acolo de un an și jumătate. De un an și jumătate a făcut plângere la DNA Ștefan, cei care nu știți, sunt mai noi pe Canal, să se sizeze fapte de corupție concrete cu documente și cu dovezi. Nici acum, după un an jumat, cei care au fost reclamați Reclama. de către Ștefan au fost chemați vreodată să dea măcar o declarație, deși sunt vorbim de sute de milioane de euro din fondul ăsta de reziliență și redresare a României, sute de milioane de euro și n a chemat de neau niciodată pe niciunul să-l întrebe de sănătate sau cum îl cheamă. Ba mai mult decât atât, ăsta că, pe care l-am reclamat la vreme și secretar general guvernului, Maria Neșu, l-au pus vicepremier acum. Deci dacă îți fac eu o reclamație, să mă duc să te reclam, s-ar putea să, să te avanseze. Da. <laughs> deci, deci <asta> dacă e... <laughs> aveți un prieten și vreți să fie promovat într-o funcție în instituție statului, faceți reclamații la DNA și probabil că în curând o să fie promovat, nu? Da. Așa funcționează. Din păcate, asta e sistemul pentru că ei, ei au relații și oameni plantați peste tot. Este, dacă ai văzut filmul film ăsta la PIOVRA, SORIN, Caracatița cu com comisarul da. Catani, da. știi, și mafia își punea oameni peste tot. Aveau și la judecători, aveau și la procurori, aveau și la guvern, aveau și. Uite cum. Și ne... cum au reușit, poate ne dă idei să destructureze până la urmă. Că dacă de destructurau, nu se făcea firmă, nu? Au fost o muncă enormă, cineva a venit cu ideea, pentru că ăștia nu se turnau între ei. adică era foarte greu să penetrezi sistemul ăsta mafiot Pentru că ei aveau jurăminte de mafioți și erau în familie și ce-a reușit cineva să-i pocăiască, adică să-i treacă la o religie foarte strictă în care n-ai voie să minți și foarte, pentru că ei aveau sensibilitatea asta religioasă, mafioții. Religia creștină, că mai ales catolică, îți permite, chiar dacă faci o crimă, să te duci la Domnul și să-ți ceri iertare și să consideră că te-a iertat, că așa e tolerantă religia. Deci, și a venit cineva cu un ONG de ăsta foarte ingenios articulat, care a zis, bă, uite, care treaba să trecem la un nivel mai înalt religios, să nu mai mințim, pentru că Isus nu permite minciuna, ticăloșia, răutatea și foarte mulți mafiosi s-au pocăit și au început să spună Uite cum, unde am omorât acum 3 ani, unde am omorât acum 5 ani, cu riscul de a se duce la pușcărie. Bineînțeles că s-au dus foarte mult la pușcărie. Și așa s-au destructurat rețelele mafiote din Italia, care erau foarte periculoase în anii 60, 70 și 80. Acum nu înseamnă că nu mai există, dar nu mai sunt de puterea respectivă știi că s-au mitraliat și sau au erau o execuție. Da, și acum mai aud că mai aresează pe România un urmărit din Dragheta, din Cosa da. Nostra, din nu știu unde. Le place la italieni să se refugieze aici la noi. Iar noi românii avem foarte mult în comun cu italienii. Sistemul ăsta mafiot al lor. spuneam de Marian Neacșu. Nevastă sa e secretar general al Camerei Deputaților. Socrâsul este, l-au băgat în CSM. Pe fratisul l-a băgat în Zin uh, romanța. Uh, Dar bam. de ce nu se dă o lege? Pentru că noi toți țipăm aici și din păcate sunt puține televiziuni care mai sunt uh, corecte și. Uh, spun adevărul. De ce nu se dă o lege în care tu ca și demnitar, nu ai voie să se angajezi rudele în nicio funcție publică. Există legea asta, există o păi lege. cum ne a a a lege a lege băgat e... pe socul sau la CSM, pe frații acolo, pe unchi sau acolo, pe cum sau acolo, pe cum, Pentru cum? că nu se aplică legea, Sorina, asta spun. Păi atunci deci a există... A... mai de lege există... dacă nu se aplică, Ștefan. Pentru că asta e problema spațiului românesc, acea formă de fără fond de care spuneam că Titu Maiorescu a aclamat-o la sfârșitul secolului XIX, că spațiul românesc este spațiul formelor fără fond, adică degeaba vii o colege pentru că ea nu e acceptată, nu e permisă, nu, e, nu se aplică. Înțelegi? Deci nu există legea... Păi e... de ce auzi tot timpul? Legea ai lege, legea ai lege... Asta zicem noi între noi. Deci există Agenția Națională de Integritate, ANI se numește, care știi că a fost foarte activă în urmă cu 5-6-10 ani când îi mai prindea pe ăștia că băi ești incompatibil uite ai pus-o pe soacră ta, ai dat licitația lui vărâtu. e de 4-5 ani au pus și acolo pentru că numirea la conducerea anii este tot politică și au pus de regulă oameni acolo pentru că la asta votează majoritatea parlamentară Sorin cum au pus și avocatul poporului cum pun și la uh, Ornis, cum pun și la Uh, colegiul ăsta de studiere arhivelor securității, deci compun peste tot, știi? Deci pun niște oameni care să le execute în tocmai uh, dorințele lor. Și eu dacă te pun. Păi asta ți-am spus eu, din cauza asta e așa corupție cum n-a fost după Revoluție, pentru că politicul controlează și sistemul de justiție, și presa și tot, și nu le mai pasă. Chiar dacă vorbim noi la podcast sau țipăia în opoziție în Parlament și dezvăluie hoții sau șmecherii sau măgării sau golănii pe care se le fac, pur și simplu le ignoră și merg înainte și-și fac uh, interesele lor personale și de buzunar. Ministerul Public este foarte prost finanțat, sunt, au sunt procurori care au 300 de dosare. Tu îți dai seama să fii, un, să fii un procuror, să ai 300 de dosare de instrumentat, că până la urmă nu te mai ocupi de niciunul Uite nebunești. Cazul la clasic, da. drogatul la care a ucis copie la, la Mangalia, a venit judecătoarea da, în sală care mesteca gumă cu gura deschise. Eu vorbesc de procurori de, de instrumentare. Nu, dar și judecători la fel. Ea habar n-are despre ce e vorba. A vrut să vadă copilul la care era mort și îngropat și de nu știu cât timp în pământ, ea vrea să vorbească cu el. Ca să vezi că cât a studiat dosarul, un dosar care a fost, hai să zic că un dosar de ăsta de anonim, da, da, ce? când ne-am certat noi că, pentru o bucată de teren, hai să zic că -a, a trecut peste el, că nu era important, da, Dar un caz care a apărut peste tot, la toate televiziunile, toate ziarele, toate așteptu-ha să abarna aici să chemi mortul, să-l vezi la față. Uh, și asta vreau să spun că politicul subfinanțează juridicul, tocmai pentru ca el să nu funcționeze, să-l să compromită, să-l degradeze, să există o adversitate a opiniei publice în ceea ce privește zona juridică și instrumentarea cazurilor, chiar și importante, pentru că ei n-au interes să se ajungă la să aibă probleme. Oricum ei fac legile de așa manieră încât să aibă portițe de ieșire, încă de când le fac. Gândește-te că președin, șeful Consiliului Legislativ din Parlamentul României, care fi trează toate legile, e iordache e, e ăsta, ciordache cum ziceau la coordonanța 13. Da, da, ciordache. Așa, deci toți, toate lucrurile sunt puse la locul lor ca să funcționeze ca atare. Și trebuie să vină o revoluțiune și de asta spun aștept un candidat la prezidențiale care să vină cumva din afară, să fie școlit în Occident mai mult, să fi lucrat într-o instituție occidentală, să aibă o conștiință occidentală, să nu mai permită cu metriile astea, coteriile astea interne românești care sunt permise, pentru că tu când ajungi într-o instituție ți se spune, vezi că aia e vara lui ăla, ăla-i fratisul ăla, nu te atinge de nimic, tu ești de, de fapt de, de, fictiv acolo și până la urmă te mulțumești, tu te uiți la televizor, te bucur că nu știu ce bilet de avion să te duci la Oslo sau la Correct. Copenhaga la nu știu ce conferință și s-a terminat. Întreabă o... cineva, Ștefan, de, că vorbeam de semnături și de asta, de unde se strâng aceste partide semn... de, unde strâng aceste partide de semnături? Sunt din București și am văzut multe corturi pe, de, de, la, de, la, Dreapta Unită, de la AUR, de la PNL, de la PSD, abia am văzut două, două, trei, nu mai zic de la alte partide, adică două, trei persoane la corturi respective. De unde strâng semnături? De deci că toți e... se laudă 500.000 de semnături, 200.000 de, 700.000 de semnături. De deci ce care partid politic care vrea să, că, să se prezinte la alegerile europarlamentare trebuie să ai de mii de semnături pe țară. Nu 200 de mii? Nu, eu știu 200 de, de mii. Acum nu știu dacă nu s-a... Știu că, că parcă independent 100 de mii și partid 200 de mii. Mă rog, trebuie să ai semnăturile astea și dacă nu le ai, partidele politice au semnăturile din, din scrutinele electorale anterioare, adică alea din 2020, din 2016. Și la fiecare partid politic, dacă te duci acum, o să vezi că sunt niște mese în care niște tovarăși copiază numărul... Păi și cine semnează? Că trebuie să semneze Tot el acolo. semnează. Tot el are 5-6 Păi și de ce nu verifică biroul electoral central Pentru prin că birou sondaj? Ele biroul electoral central este tot al lor. Tot oamenii de acolo sunt puși tot politic. Asta nu păi înțeleg. asta e o, un atac grav asupra democrației. Este o crimă dacă el se duce cu niște semnături care nu există, care sunt false. Ar trebui ca biroul electoral central prin sondaj să vadă dacă semnătura respectivă... Eu te întreb... și cum o verifică eu, de semnături. Eu am primit de la 4 sau 5 uh, partide pe mesaj de la oameni care cunosc, care sunt în diferite partide. Auzi mă, tu ai mulți angajați, ia și tu buletinele și strânge niște semnături pentru noi. Și atunci foarte mulți. Aia a, făcut... buletinele, deși atunci ce vreau nu, să, nu semnături, să doar să le trimiți datele. Da, da. Să le da, trimiți datele, se datele și, și să și semneze... semnau, și semnau ei. Exact, da. N-am făcut așa ceva, îți dai seama, dar se, e o practică. Eu o practică chestia da, deci asta. Deci înțelege și că atunci e... eu, dacă aș fi cinstit membru a biroului electoral central care verifică semnăturile, a zis, ia să văd, Jicol, aș afla în două secunde că sunt la STS sau undeva. Domnule, ce telefon are Jicol? Domnul Jicol a semnat pentru PNR. Nu, domnule, n am semnat PAC, deci anulat primul... tot, afară, anul ăsta, Cine nu mai particip să la lege. Sorin, pentru că în birou electoral central sunt de regulă oameni care sunt puși politic prin majoritățile parlamentare și e o conivență acolo. Sunt niște comisii, să înțeleg. Deci Nimeni, nu înțelegi că e o mafie, e stat în stat, adică -ă, sunt aranjate lucrurile de așa manieră încât să funcționeze și de la, de la, un vot la altul, de la un scrutin la altul, să se copiază semnături cu CNP-uri. Asta și e cu... foarte grav ce spui da, tu. Da, eu, eu, garantez că peste 70%, spun acum oficial, Din sunt, sunt false. copiate și astea ce vezi tu, corturile alea, sunt doar de fațadă ca să ca Să zică că... zic că... uite, păi cum ai strâns, oh. domnule, semnături? Oh. Domnule, mi-am făcut oh. cor la Am avut 16 corturi, Păi știi? cum, domne, că a pus cu pe Facebook că pe avut două semnături într-o zi de dimineața până seara. Unde dracu a strâns voi 300.000 de senături sau 400.000 de senături domnul Rareș Bogdan? Da, deci ai înțeles? Și atunci se copiază nici nu contează deci tu zici că ei, controlând toate autoritățile statului și având oameni puși de ei peste tot, știind că nu-i controlează nimeni și nu are nimeni ce să le facă, falsifică semnături fără absolut niciun fel de remușcare. Dacă, dacă, bagă bani, dacă bagă mâna în banii publici, în banii statului și trimit în diverse locuri și nu pățesc absolut nimic, ce mai ești de semnătură? Semnătura e o, o chestiune bine falsă în acte, în înscrisuri, sunt niște... Georgica chesti... știi să pui sondaj de la... Pune, uh, ați semnat pentru vreun partid? Uh, cu da și nu. Care a semnat, da, care nu, nu. Să vedem din cei 1000 de oameni care sunt acum pe live și o să mai se adune, cât s au semnat pentru vreun partid sau n-au uh, semnat. Să vedem, uh, sunt curios să... Uh, o mie de oameni e o cifră reprezentativă nu au nevoie pentru că au niște baze de date imense și au camere întreși cu tabele cu semnături încă din 1990 mulți dintre ei săraci au și murit și pe care îi regăsește în tabelele doar că îi, îi retrec în tabelele recente cu capul de tabel recent care să o cere. să punem un sondaj și scrieți acolo da sau nu, trebuie să scrieți aici pe, pe chat că nu avem cum să urmărim o să apară uh, imediat nu sondajul niciodată, o să apară sondajul pe asta și doar bifați la da sau nu, dacă a semnat pentru vreun partid, că sunt curios pentru că toți s-au lăudat cu sute de mii de semnături strânse. Au făcut o adevărată cohortă de asta de, cum se numește, ciuc al nostru, cu Ciolacu, cu Rareș Bogdan, cu toți și fugea după ei Marian Ceaușescu, hoții, bandiții, golanii, nenorociții. Sunt niște poze foarte elocvente care arată deci în alianța asta PSD-PNL să vezi cât de amărâți sunt îmbrăcați peneliștii față de psd și psd -iști au niște geci tip Armani, care sunt vreo două, chiar 300 de euro, dacă ar fi să ți le comanzi foarte, de foarte bună calitate, roșii, scrie PNL pe ele și uh, PSD pe ele și la peneliști au doar niște șarfe amărâte de astea de 30 de lei, de 20 de lei cât sunt, pe care și le pun la gât. Pentru că aici să vede și care partid fură mai mult, adică e clar că există o diferență, oamenii ăștia de la PSD au o dexteritate. Bine, au... dexteritate și au Experiențe la hoții. Da, pe asta zic, da, au fost amatori. Acum au mai învățat și ei în ultimii ani. Rareș Bogdan este meșter în escrocherie de asta, sentimentală. Păi, nu te-spra cât l-a criticat pe Tudose, și acum la intrarea în Craiova a apărut pe toate site-urile de socializare, a apărut un, un banner mare, au apărut bannere cu Tudose, Rareș Bogdan zic cum o cheamă asta Vasilescu Olguța Vasilescu Olguța. Și, și Manta știi? Da. Deci ăia îmbrăcați în roșu și el în galben știi ce caut el cu psd de Uite că de... spune cineva care lucrează în sistem Divers șefi din instituțiile publice sunt obligați de director să obțină un număr de semnături. Directorii primesc foile de la partid, bagă subalternii în ședințe și le dau sarcină. Nu aduc, sunt out Da, pentru că tot, tot sistemul administrativ românesc este parazitat de partidă. Ele comandă, ele dispun, ele schimbă, ele sunt un fel de autoritate. Că zicem noi, măcar autoritatea regelui Iordan este pe față. El măcar știe că are da, puterea absolută. Și așa am acceptat cu toții. Să suntem bucuroși, pentru că în Iordania, nu știu dacă am spus, a spus și Adel pe vlog, dar repet și eu, pe lângă cei 500 de milioane de dolari care îi dă regele de, din banii familiei lui, din banii personali, nu din banii statului, Statului, nu din trezoreria statului, de personal câte jumate de miliard pe an, în fiecare zi, în orașele mari și în Aman și peste tot, se organizează corturi cu mâncare pentru toți oamenii care nu au ce mânca. De astea, gen împinge tava sau ceva, sute de corturi pentru toți amărâți și săraci care nu au posibilități materiale. Deci salarul în Iordania este destul de mare și în plus de asta am văzut deja o grămadă de asiatici, cum sunt și la noi, nepalezi, sri indieni, pe la resorturile astea unde am fost cazați cu care serveau. Deci e clar că uh, au un oarecare nivel de trai mult peste o țară arabă normală și cu, cu toate astea se organizează nu. o grămadă de, nu, de... Dar e vorba de altceva, e vorba de schizofrenia politică. Deci noi când declarăm public, da, bă eu sunt, tot, cum e în Rusia de exemplu, sau în China, băi eu sunt dictatorul și fac ce zic, faceți ce zic eu și a, ah, ok, am acceptat sau, mă rog, e obligatoriu să. Uita, a apărut și sondajul. Tu, uh, am, am, uitat să te întreb, că tu te pricepi mai bine la legea electorală. Uh, poți să semnezi pentru mai multe partide sau doar pentru unul singur? Nu, când se strâng semnături, poți să semnezi pentru tot, oricâte partide. Adică eu pot să pentru toate partidele? Poți să semnezi, da, pentru toate partidele pe care, pe care vrei tu, pentru care vrei tu să semnezi. De obicei lumea semnează pentru cei care când se duc în piețe semnează de dragul ăluia care ia semnătura. Că e un băiat simpatic sau o fată simpatică și bă, domnul, vă rog frumos să-mi dați și mie o semnătură că trebuie să... hai mă, vină cu coace să-ți dau, scos buletinul și îi dai, știi? Și eu am dat pentru majoritatea partidelor în piața Unirii, unde, pe unde trec eu zilnic, am semnat pentru toate partidelor. Cine a venit la mine, da, mă că eu cred în democrație, vreau ca aceste partide să, să participe, să fie o un... semnătura mea, e corectă, e cu seria mea de buletin reală, cu tot ce trebuie, dar... Marea majoritate, încă o dată, spun 70% din semnături, sunt false, sunt adunate din scrutinele electorale anterioare și doar transcrise pe noile tabele cu capul nou de tabel și sunt trimise la biroul electoral central, nimeni nu le controlează, nimeni nu le verifică pentru că nu, ar, nu au cum să o facă tehnic. Și vrei să spun ceva, poate sunt oameni care din, din momentul semnării până la momentul verificării s-ar putea să se răzgândească și să nu mai recunoască. Sunt mulți care zic, Doam, doamne, nu, nu recunosc. Există și chestiunea asta, mai ales pentru partidele așa zise extremiste sau uh, care sunt minoritare. Nimeni nu vrea să se afișeze că, bă, am votat pentru un partid, nici măcar la sondajele de opinie. de există o surpriză a, a, pentru partidele extremiste, așa numite extremiste, că totdeauna la alegeri au mai multe voturi decât s-au declarat în sondajele de opinie sau decât s-au... Te întreabă cineva, Octavian Mihaescu se numește. Am o întrebare pentru domnul Jicol, cel din 89 de la baricadă și după 89 cel care a fost la liberal, dacă da, ne cunoaște foarte bine. Probabil că e mai nou pe canal și tu ai spus de multe ori și am, Arta și poze de la Revoluție, Octavia Mihăiescu zice te cunoaște foarte bine și că v-ați întâlnit la baricadă și după 90 la Partidul Liberal Da, probabil, foarte sigur, adică corespund elementele astea Mihail Neamțu, cine este? Cel care e al șaptelea candidat la primăria capitalei? Nu, Neamțu este un tip care a fost, care e catalogat destul de extremist, el acum e pe locul 12 sau 13 la Aur în Europa. Dar e cel care rate. candidează la primăria Capitalei? Uh, nu cred că el nu candidează. L am văzut unul, nu mai știu cum se numește, am crezut că e ăsta. Că nu am auzit de el, de Mihail Neamțu și de te-am că tu i cunoști mai bine Uite, de întreabă, înainte de întrebarea asta, ne întreabă ceva ce prevezi că Iranul a declarat că intră în război. Dacă vrei să dezvoltăm subiectul ăsta, să rămânem întâi la păi politica românească. Păi hai să rămânem la politica românească și după aia trecem la politica Deci cu întrebarea asta, Daniel, da? Cu răz... Nu, dar că ține eu. minte, adică nu... E o chestiune foarte delicată, o să vă explicăm exact și cum am riscat să mergem în Iordania, pentru că mi-am făcut un calcul foarte atent, vă dați seama, mi-am luat și nevasta și copilul și pe Sorin, pe răspunderea mea... A lăsat a... un copil acasă în caz că se întâmplă ceva, să poată să moștenească averea Tot familiei. Da, să ia, da. mi aduc aminte de un fost general de securitate care a devenit șeful STS-ului după Revoluție, că mergeam în vacanță în Antalya cu familia și punea pe fiso și pe noră sau și pe nepot să meargă cu alt avion în caz că cade un avion să rămâne bani în familie Deci nu da. ai seama cât era de omul nu, asta, e un, asta e o procedură de securitate și la nivelul cel mai înalt al Statelor Unite în caz de alarmă atomică, președintele și vicepreședintele Statelor Unite nu au voie să meargă cu același avion de deci ce ei se să, ei să ridică de la sol cu avioane diferite? Pentru că probabilitatea de a distruge ambele avioane e mai mică decât de a distruge unul singur și atunci trebuie să rămână cineva să conducă America și că omul ăsta fiind militar de carier are, un, are procedurile astea în cap și își minimalizează riscul să nu să nu-i se întâmple nimic. Domnul deci sol, nu ați punctul spus în live că ați pierdut bani după ce banca din Croația a dat faliment. Nu din Croația, în Croația merg în vacanțe, confundați sările, domnul Albert Sima. În Cipru am pierdut banii și se garantează de Uniunea Europeană doar 100.000 de euro. Cei peste 100.000 de euro i-ai pierdut. Adică banca a dat faliment, au furat toți banii. Mi-a zis băiatul la care mi-a administrat contul din, din Cipru, că rușii care aveau câteva zeci sute de milioane au venit, de nu puteau să ridice prea de la sol cu banii cash, iar am amărâții ca mine care aveau până într-un milion acolo au fost furați de statul cipriot și li s-au luat banii cu japca și cei 100 de mii care i-am avut garantat și mi-au lăsat mi-au mi dat voie să iau câte 5 mii pe lună timp de 20 de, de, luni. Cam așa a fost povestea, deci nu-i Croația, e ca și bancul cu Alioșa și cu, cu bicicleta. Da, domnul Octavia Mihaiescu a răspuns Sorin, nu mai repetați aceeași întrebare, că Sorin se cam enervează când vede Da, domnului. deci nu mai uh, vă blochez dacă... Uh, eu citesc toate mesajele absolut, dacă puneți o întrebare de mai mult de două ori, înseamnă că vreți să spamați chatul și vă dau bloc. Cum zice... Doamna Giulia sau doamna Soare de aici a depășit, bloc cu patru etaje sau cu cinci etaje. Mi-au bloc cu cinci etaje. Apropo de Giulia, ai auzit de mafia a prăjiturilor? Titlu mare în toate deci ziarele? Am râs. Deci, gândiți-vă la câte corupție în România și la ce nivel se fură de sute de milioane. În ultimul timp, presa, la televiziunile astea ale partidelor și în presa online scrisă, pun articole absolut pe toate site-urile poliția română și arată uh, filmuleț dacă căutați pe Google găsiți filmuleț cu poliția română care a destructurat mafia prăjiturilor din județul Prahova și polițiști care sunt mascați cu arme sar peste gar la unul care făcea prăjituri și vindea în vecini, ca să vă dați seama cam cu ce să ocupă poliția română. Și am mai văzut acum ultimele zile, ANAF-ul a destructurat mafia manicuristelor. S-au dus și au luat liste cu manicuristele care au făcut cursuri de manicură, pedicură, s-au dus peste ele, le-au spart ușa acasă să vadă dacă că lucrează la negru. Deci astea sunt problemele statului român. Nu, da, nu, trebuie sunt, să distrage nu sunt probleme atenția cu de la... marile corporații sau cu marii procesatori de lapte care au avut 100 milioane de euro rulaj și 40 de euro profit. Au probleme cu manicuristele și cu prăjituristele. Deci mafia prăjiturilor și Ștefan avea o bănuială că capul mafiei prăjiturilor este la Londra și este condus de A Giulia. A fost o glumă, nu zic <laughs> că uh, Giulia, bineînțeles, e simpatia noastră, nu o bănuim. De, deși ar putea face obiectul unei cercetări, acum nu suger dar dacă nu, ar Tu crezi putea că să... Giulia e în spatele mafiei prăjiturilor de aici din să, România? Să, uh, Sorin, asta vreau să spun că eu știu că monitorizez toate cazurile mari că de prea corumpție. mult donează la Burci. Normal ea ar avea de unde să doneze așa mulți bani la Burcia dacă n-ar fi în spatele mafiei prăjiturilor din trei torturi câte de de la Londra acolo, nu? de mult mai multe, una dintre cele mai mari <laughs> companii de prăjituri și ar fi bine să fie supusă unui control, Julia. Uh, uh, vă spuneam că eu monitorizez de două luni de, și monitorizez corupția din România și de două luni n-am mai avut niciun caz concret de corupție, la mare, de mare corupție. Ultimul caz a fost al lui Iulian Dumitrescu, ăsta de la Prahova, care în continuare să plimbă, plimbă liber și are un control judiciar foarte relaxat că se duce o dată sau de două ori pe săptămână la poliție să semneze, dar nu s-a întâmplat nimic cu ele. Ce să vedeți? cine vrea să vadă monitorizarea asta mea, să intre pe LinkedIn-ul meu, pe canalul meu de LinkedIn, Ștefan Jicol. Și vă spun că n-au mai scos niciun caz, nu știu, vor să protejeze polițienii, vor să aștepte să nu-i tulbure în momentul campaniei electorale, pentru că pe, șa, pe 6 iunie, pe 9 iunie, vor fi alegerile astea de europarlamentare. Și, uh, și locale, și zi, bai să nu le stricăm socotelile să i lăsăm să funcționeze și vor mai înhățăm și în iulie. Peste știi? mafia manicuristelor și mafia prăjituristelor Dar totuși ca să dăm ceva prostimii, pâine și ce Nu rușinos, zice. adică eu ca șef de instituție de uh, ministru de interne să dau uh, Sau de... să dau imagine de pe camerele ministerului de interne cum am sărit peste gar la mafia prăjiturilor eu m-aș băga cu capul, m-aș duce ca struțul deci m-aș ca struțul pe calea Victoriei cu capul în pământ de rușine deci ce a ajuns da, ministerul -a re... de interne Pentru... să sară peste gar cu mascați la mafia prăjiturilor din Prahova Da, care de să se fapt... numere uh, nu știu, uh, alea, cum se numesc uh... Macaron, și sau cai uh, caisele alea sau cum se numesc, piersicile, Top. nucile alea cu zahăr. Da. Da, e o, e o situație. Dar ei trebuie să ofere ceva, să ofere ceva populației și atunci dau că, uite, domnule, am găsit cazurile de corupție astea sunt. Pentru că nu s-au mai scos, nu s-au mai scos nimic, nu se mai caută instituțiile de pe corupție, deși avem o mie de instituții pe corupție, n-au mai pescuit nimic. Gândește-te că avem DNA în fiecare mare județ, adică în fiecare în Ardeal sunt vreo trei DNA-uri, în Moldova încă vreo 4, în spațiu uh, muntean iară sunt vreo 4. Am înțeles că au declarat că au pus 3 foi de plăcintă și de fapt au pus doar 7 sau 5 sau da, ceva. Adică... E, un... e că știi că este o vorbă românească, cine fură azi un ou mâine va fura un bou și politicienii de sus să tem, bă, dacă ăștia cu prăjiturile mâine... Mâine păi o mâine... să vină politicieni și dau ne... pe noi afară. Ne amenință și tocmai ne-am deci trebuie să-i din, din fașe. Îi, omorând din fașă știi? știi? Știi povestea aia cu sola care vine, bea de la Cârciun, un să ia mai repede spre casă, știa că o ia pe calea ferată și merge el beat așa pe calea ferată, vine, vine locomotiva cu abur uuu, și îl lovește, îl aruncă în niște ciulini, în boscheți, ajunge acasă rupt, uh, vai de mama lui Julit și nevastă să-l pune pe un scaun să-i facă un ceai la samovar de ăsta rusesc care piuie și el când aude că piuie samovarul, ia repede un par și pisează samovarul locomotivele astea trebuie ucise de mici și <laughs> așa, așa și cu, ăă, ăștia cu mafia da, n-are voie nicio mafie mică sunt, pentru că ajungeți la mafia mare suntem ridicoli Ștefan, suntem absolut ridicoli Ascultam la radio că nu știu ce ministru uh, anunța public că a trimis corpul de control și nu mai mi din cap de când am fost eu la loterie, de când m-a trimis Ponta la loterie în 2011 și a venit corpul de control că era loteria parțiană de Ministerul de Finanțe și șeful corpului de control m-a trimis de un Constanț că eu nu mă pricep la jocuri. Dictați nu dumneavoastră ce să scriu. Deci cam așa. Deci, oameni buni, când au zis că a mers corpul de control a unui minister la o instituție care aparține tot de ministerul respectiv, să știți că e un bul și total și este doar pentru uh, uh, a masca sau ascunde anumite murdării, pentru că niciodată ministrul nu o să zică că instituția care este în sub ordinea lui a făcut ceva greșit. Domnul domnule, a trimis corpul de control să cerceteze ea da, și de nu s-a deverit nimic. Cam așa se procedează cu corpul de îi control la noi din, la ministere. Îți spun din interiorul sistemului. Deci în momentul când ajunge un ministru, el schimbă șeful corpului de control, pentru că fiecare minister are un corp de control, și schimbă șeful corpului de control cu un om de al lui de a încredere. Ai intrat spaima, zice că e frică să mai facă gogoși, să nu intre peste el poliția din Norvegia. Da, păi ai grijă, Nicușor. Că trebuie să dovedești, Nicușor, dacă le vin sau le mănânci tu și dacă le mânânci, trebuie să mănânci în fața lor dacă faci peste 20 de gogoși, o să-ți fie rău. Că și băi Nicușor, de ce ai făcut 20 de gogoși că nu poți mânca mai mult de 3 gogoși? Și o să ai probleme mari de tot. Crezi că o să intre în treabă lumea și peste mafia covrigilor? Sau crezi că e protejată Cred că mafia deja covrigilor. mafia covrigilor a avansat foarte mult și au și are ajuns, protecție, au ajuns nu? foarte sus. Cred că e foarte greu de destructurat, dar eu anticipez, spuneam că este o Teorie a conspirației în toate cele, chiar și în cazul ăsta. Eu cred că partidele astea, două politice, și-au semnat singure sentința în momentul în care au convenit să se unească, să-și facă planuri pe un vec, pe 10 ani vor ști că în scrisoarea lui Minescu e o, e o, o strofă mică zice, uh, vezi spun rege ce împânzește lumea în planuri pe un veac, când la ziua cea de mâine abia cuget un sărac. Lumea de-abia are ce să mănânce după o zi pe alta, cum să-și plătească ratele și ăștia fac socoteala pe 10 ani, că tot ei or să fie rare și Bogdan și cu Ciucă și cu Ciolacu și cu bă, Paul Stănescu și cu toți ăștia, cu Marian Neac și or să fie și peste 10 ani tot acolo. Îți dai seama ce aberație. Ei nu să gândesc că românul are o sensibilitate cu privire la totalitate. Că zic bă, asta ce să vine, iar Partidul Comunist, iar Partidul Unic care ne comandă, care. Și uh, spuneam că este o părere a mea că cineva a împins spre propastia asta a distrugerii. Vezi că procentele lor, lor electorale sunt foarte slabe, mă rog, cu rezerva că sunt corecte sau nu sondajele astea pe care le dau ei, dar nenea asta, Cârstoiu, care e candidatul al Marii Alianțe uh, PSD-PNL, e cel mai mic sub cotat în sondaje, cum zice un proverb, sau au munții și a ieșit un șoarece, știi? Zice că l-au pus în față și că de fapt PSD-ul cu PNL-ul votează cu piedone. Adică vor să-l împingă pe piedone și să fure ăsta, cârstoiul <coughs> sau cum îl cheamă, Băsesc cu doi voturi de la, de la Nicu Asta e cam ce speculează da, analiștii. Nu știu dacă pare, nu știu cine dracul ar vot, no, mă rog, sunt tot felul fel și fel de oameni. Există tot felul de ciudățenii că Uite, mie. oamenii au intrat în panică Și Andrei Ionescu zice Fac o clădită, aerisesc, bine aștept Mai fac una, aerisesc, tot așa 10 ani termin de mâncat, dar doar liniștit de Te pomenești cu mascații la, urmă, la ușa. Deci, Oameni bun, nu mai faceți prăjituri în exces Că vine, vin mascații peste voi, sar gardul Și o să aveți mari probleme Pentru că trebuie să... Mascații așa au și ei un salariu, trebuie să că nu mai pot merge la politicieni, nu mai pot să merge la clanurile interlope care sponsorizează politicienii din provincie și trebuie să își facă și ei jobul, că își mănâncă și eu pâine și atunci merg la mafia. A prăjiturilor, a ma mafia prăjiturilor, mafia cu uh, afezilor, la mafia cu manicuristelor, trebuie să mănânce și ei ceva, să facă și ei ceva. Deci aveți grijă. Nu vă mai tăiați unghiile cu geamul deschis, că aud vecinii când face pac, 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 pac unghiera, s-ar putea să vă reclame că faceți asta pe bani. Că n-au cazuri de corupție și vă găsesc pe voi. Că exact. Deci aveți mare legile. grijă cu prăjiturile, cu unghiile, cu manicură, pedicură, cu... Uh, Genele și mai departe. Nu vă jucați, pentru că poliția și cu sunt în acțiune. Uh. Râdem Sorin, e hazul ăla de necas pe care îl fac românii întotdeauna, dar situația e destul de dramatică din toate punctele de vedere, pentru că trăim. Bun, o... și hai să căutăm soluții atunci. Ce soluții ar fi, Ștefan, ca să scăpăm de situația asta dramatică? Adică, cum vezi lucrurile? Să da? nu ne mai lăsăm păcăliți, Sorin, pentru că. Păi, vrei... Asta tot. Noi de facem chestia asta, că nu ne plătește nimeni, nu candidăm niciunul dintre noi, nici n-am vrut să candidăm niciodată. M-a întrebat cineva cu aurul și probabil că sunt mulți care nu știu și despre ce e vorba cu interacțiunea mea cu aurul și o să mai povestesc o dată după aia. Dar noi tot asta spunem la, la podcast și tot repetăm fără să avem vreun interes material sau uh, uh, de altă natură. Să fim persoane publice sau să candidăm la funcții publice nu ne interesează nici pe mine, nici pe tine chestia asta. Da, aia facem aici uh, aceste live-uri și aceste podcast și stăm de vorbă ca împreună cu cei care se uită la noi să căutăm soluții să scăpăm din uh, și să mizeria asta. Să dezvoltăm o cultură politică astfel încât fiecare om care Ia contact cu politica să înțeleagă ce se petrece acolo, să înceapă să gândească, să se aplece și el să ne transmită părerile lui, noi, palele noastre, și facem cumva să nu, mai, să nu mai putem fi păcăliți. Asta e ideea. Deci, există o cultură politică foarte slabă în spațiul românesc care permite escrocilor să ne păcălească și haide să facem cumva să nu mai put să nu mai fim păcăliți, să ne dăm seama Domnul Sorin, a? În care a fost faza cu Aur? Am văzut că lunile trecute o asociere de scurtă durată, mă scuzați dacă ați mai vorbit, nu reușesc să urmăresc toate apariții, păi spun așa pe scurt că sunt 1100 de oameni am fost contactat de vicepreședintele de la de la Aur adumeam cum se numește estevan? Claudiu Târziu așa da fiind apropiat de biserică și fiind și apropiat de biserică, mi-a zis că au uh, o conferință, eu, știu știți că ați văzut, m-ați urmărit că merg prin licee, merg prin școli să încerc să fac educație și financiară și socială și să împărtășesc experiența mea de viață copilor. Mi-au zis că au uh, o conferință la școala de vară și participă și Dan Puric. Dan Puric, eu sunt fan Dan Puric și îl admir foarte mult și uh, îmi place foarte mult și când am auzit că o să cânt și eu în deschidere la ICDC, adică eu înaintea lui Dan Puric, am, am acceptat cu plăcere. După conferința asta de la, de la Mare am fost sunat din nou și invitat la Palatul Parlamentului că se face o cum se numea se o conferință, o coaliție suveranistă. Va, suveranistă se face o coaliție suveranistă și că sunt invitați sportivi, oameni de afaceri, oameni care au dus glorie în România, Asta chiar lângă Monica Iagăr a stat la, pe scaun acolo și m-a întrebat George Simion dacă nu vreau să vorbesc și eu puțin, să spun despre ce se întâmplă în țară, despre corupție și am zis da, vorbesc, eu vorbesc liber, nu-mi e frică, n-am furat, n-am făcut evaziune fiscală, n-are de să-mi fie frică să vină mâine mascații peste mine acasă și vorbesc. Am ținut un discurs care îl găsit și pe internet. Când am coborât după scenă, George Simion mi-a strâns mâna, cei care erau acolo din stafful de laur la au făcut o poză și George Simion a pus-o pe Facebook, a avut zeci de mii de like-uri și de vizualizări și a spus bine ai venit în aur. Și atunci a sărit toată presa pe mine și toată lumea m-a înjurat, m-a acuzat, au tra transmis blesteme, înjurături și amenințări și pe site-ul bisericii unde e fiul meu la mai mare Radu Preot și așa mai departe și oameni și public și am spus că nu sunt pregătit și că nu nu sunt în aur și că nu fac deocamdată politică și asta a fost tot cu, asta a fost experiența mea cu, cu aurul de 48 de, de ore ca să pentru cei care nu știu povestea. Da, nu mai contează că, mă rog, important e că suntem aici cu noastră și așteptăm în ce întrebări ne mai puneți. Hai să intrăm un pic în, în războiul ăsta din Orient și cum a trecut, cum ne-a trecut și nouă glonță. Păi pe a terminat loc. cu România? Nu mai vorbim nimic de România? Ba da, ne întoarcem cu oricum majoritatea întrebărilor pe România. Războiul ăsta din Orient parcă nu mai are sfârșit, <coughs> adică se cenzurează foarte, foarte mult ceea ce, ce, ce se întâmplă, observ și tu, că în afară de site-urile astea străine, doar câteva și doar Așa, rest nu se spune absolut nimic. Adică, oamenii au foarte, foarte puține informații. Eu, uitându-mă mai puțin pe site-urile astea străine, nu prea știu ce se întâmplă și în ce fază s-a ajuns, Am văzut că a fost incidentul ăla în care au trimis o dronă sau ceva. La, nu, în, au bombardat pur și simplu consulatul iranian din Damasc, din Siria. Deci, Israelul a bombardat consulatul iranian din, din Siria. Ok. Asta s-a întâmplat au pe un Au comunicat oficial sau da, se bănuiește că -avea, ei ar fi bombardate? N-avea cine Deci doar Israelul deține Și, poruma, sunt și în astea. Israelul o a recunoscut cu Rusia și Ucraina De multe ori ucrainienii fac ceva ca să zică Nu, că de data asta s-a recunoscut motive. Au și sancționat doi ofițeri israelieni Care -au, au dat ordinul -au... Dar astea e, În termeni diplomatici Înseamnă declarație de război Când o, o țară dărâmă, atacă, bombardează, viciază o, un centru consular, diplomatic, o ambasadă, atunci este declarația de război. Bine, conflictul ăsta între Israel și Iran este de, foarte vechi, ei nu nici nu mai au ambasade reciproce, dar Iranul a promis răzbunare, deci atacul a fost pe 1 aprilie, deci lunea trecu, nu lunea asta care a trecut acum două săptămâni, acu, încă o săptămână, și Iranul nu a promis răzbunare, dar uh, zi, uh, uh, chestiunea s-a întâmplat în Ramadan, în luna de Ramadan, vă spuneam început să vă povestim cu Ramadanul ăsta, în care uh, an de an, musulmanii săbează. Uh, re, uh, scrierea Coranului care a fost relevat de către uh, arhanghelul Gabriel lui Mohamed și a la scris și mm -hmm. la așa. Și uh, e o sărbătoare foarte mare, cum e la noi Paștele sau postul Paștelui, care uh, sărbătoarea Ramadanului s-a terminat uh, joi. Azi e vineri, pardon, s-a terminat miercuri. Era fost ziua de terminare a Ramadanului, un fel de cum e la noi Crăciunul. Uh, uh, așa, deci nu put, au, uh, iranieni, au zis aici, să nu facem nicio retaliere, niciun răspuns către Israel, până nu să termină sărbătoarea Ramadanul, Ramadanului și astăzi este sărbătoarea cea mai importantă la musulmani, este vinerea este regina zilelor săptămânii, au cum e la noi duminica la biserică, ei să duc vineri și e foarte probabil că retalierea asta sau răspunsul iranului să se întâmple din seara asta încolo Adică în noaptea asta, mâine Eu am de... vorbit cu Freddy la telefon Și mi-a zis că era pregătit atunci În ziua când s-a terminat ramadanul ceva Dar că au intervenit americanii Nu, nu, nu Și că au mai uh, amânat sau au oprit... Uh... Freddie ar trebui să știe regulile musulmane. Musulmanii țin foarte mult, de exemplu, astăzi vineri să îmbracă cu cele mai scumpe și cele mai frumoase haine ale lor, se duc la biserică, se roagă, se au liber, vinerea la ei liber, cum e la noi duminica, da. ca și e obligația musulmanului să se ducă la moschee. Deci ei n-aveau cum mai ales că Iranul este condus de Khamenei, care deci este o conducere religioasă, teocrată se numește și țin foarte mult la regulile religioase. În primul rând sunt legile religioase, ei se consideră și din neamul lui Mahomed, sunt urmași și de sânge ai lui Mahomed pentru că poartă Uh, zi, acoperământul la negru pe toți pe care îi vedeți cu acoperământ negru înseamnă că sunt din neamul profetului ceilalți cu albi sunt uh, doar aderenți la religia musulmană și nu au cum, aveau cum să facă până astăzi eu pe asta m-am și bazat și când am plecat, pentru că noi am plecat miercuri a doua zi după, a, după atacul asupra ambasadei și toată lumea m-a întrebat unde pleci în Orient, vezi că e periculos Eu am zis, cât e Ramadanul Eu n-am simțit niciun fel de pericol în, în Iordania, pentru că Iordania e văzut că sunt prieteni și cu americanii și cu israelieni și da, cu da, arabii da. și cu palestinieni și cu toți adică e un fel de, mie mi se pare Iordania o compar cu Elveția da, are o are o neutralitate Orientului. Și -o, o formă, dar uite, Israelul și-a retras ambasadorii de la Aman. Și-a retras ambasada de la Aman. Și-a retras -am da, știut. de teama unui atac. Deci încă de. Atac? Atac al Iranului. Deci a... Împotriva Iordaniei, atacă. Împotriva al... ambasadei Israelului din Aman. A, ok, ok, deci, ok, pentru că zi, Israelul a atacat da, da, o ambasadă a Iranului din uh, Siria, era de așteptat ca prin reciprocitate și Iranul să atace o ambasadă a Israelului dintr-o altă țară. Și atunci, de exemplu, din Iran s-a retras. Dar ce, care era riscul să nu mai zboare avioanele? Pentru că în momentul în care sunt atacuri, avioanele nu mai zboare. Companiile aeriene nu-și permit să mai funcționeze. Se, se închid pur și simplu zborurile. Iar din Iordania, dacă ar fi început cel mai mic război sau cea mai mică închidere a spațiului aerian în nord, direcție, n-am mai fi avut cum să plecăm, că n-ai pe unde să pleci pe jos de acolo. Deci n-ai cum să mergi să iei trenul, nu e ca și cum ar fi în Europa, că iei trenul sau autobuzul sau închiriezi o mașină și te duci acasă. De acolo n-ai cum să a, să traversezi Israelul, n-ai cum să traversezi Siria, n-ai cum să traversezi peninsula Sinai, deci totul e închis acolo, am fi rămas blocat. Păi la plajă acolo la Acaba? Uh. făceați snorkeling? Da, deci era frumos. Apropo de plaje la Acaba, Acabaui la vreo 5 km 7 km de elat Pe linie dreaptă Dacă vă uitați pe, pe hartă Și ne uitam noi la o, un vas ăsta militar Care era parcat Și îl vedeam, am făcut poze da, un, cu telefonul Un vas de ultima generație Care chiar a acționat în seara aia Aia vreau să zic Și în seara următoare după ce am plecat noi Au trimis rebelii emeniți o rachetă Și vasul ăsta a interceptat-o și a distrus-o Exact da. în fața hotelului nostru deci în care am stat că... Stă... înainte. Și îți dai seama că dacă este o activitate cu rachete în orice zonă, cursele aeriene se opresc. Deci asta era teama cea mare. Dar eu m-am bazat pe acest ramadan pentru că știu de cât, de, cât cultura musulmană. Mi-am riscat toată familia și pe prietenul meu, Sorin, că și pe el puteau să-l... Poate să te iau static, poate să se întâmple pentru că... Vezi prim... din greșeală un mesaj al doamnei Rodica Suciu, ai păsat și l-ai dilit. Sper că, că n-ai blocat-o de tot. Zice, bună seara, domnilor, bine ați revenit din vacanță, mi-a plăcut foarte mult vlogurile din Iordania și ai blocat-o sau ai șters-o. Cred sure. că ai păsat din greșeală. dar Rodica, suciu, scuza, mă mai scrie o dată, nu știu cum am Nu jucat știu dacă aici. mai poate, dacă n-ai blocat-o. A, doar was hiding că poți da. mai scrie, da. Dar nu poți să-l deblochezi, N-a fost cu intenție, nu, eu știți că la mine libertatea de exprimare e sfântă. Despre de Sorin, care e un pic mai autoritar și mai șterge din când în când, mai blochează, mai eu, mai niciodată. obturează. Și vă spuneam că probabilitatea cea mai mare este din seara asta, de când se termină slujba, încă musulmanii sunt la slujba acum la, la orele astea să termină, ei fac o petrecere după slujbă și foarte probabil noaptea asta sau mâine Iranul să răspundă cumva Israelului, pentru că ei sunt foarte mândri, asta l-am am întrebat peste toți domne Iranul, sunt iranienii sunt mândri, adică acceptă o umilință de genul ăsta? Ci că n-acceptă. Nu cred uh. că ar risca, pentru că ei știu că n-au nicio șansă pentru că America este de partea Israelului și n-au o forță <coughs> militară așa de puternică, cât să se bată cu America, de exemplu. Adică ar ști că un, dacă ar începe ceva, ar fi devastator pentru ei și ar pierde totul. Mă gândesc eu, logic adică în momentul când eu încep un război dacă vreau să mă bat cu tine mă ui, bă, poate ceva n-a făcut karate, are centura neagră și eu n-am am dat un pumn în viața mea adică nu prea m-aș băga cu el că mă, în două mișcări mă pune jos și dau și cu capul mai ajung și pe la spital, știi? cam așa văd eu lucrurile da, da, dacă Iranul nu-și demonstrează cât de cât forța în Orient acolo, pentru că ei au pretenții de, au pretenții hegemonice și că ei conduc Orientul și Golful Persic până la urmă dacă nu fac nimic E posibil să o mai încaseze încă o dată și încă o dată. Deci, și îți mai spun ceva, uh, ei uh, au niște miliții proxy, au huti uh, ăștia din yemeni uh, care conduc Trebuie Iemenii, Yemenul între Marea Roșie și Oceanul Indian, au Hezbollah-ul care acționează în Libia și care sunt extraordinar de bine dotați și cu armament, sunt cam de 100 de ori decât mai bine decât uh, Hama și din Gaza, de care toată lumea știe, și Hama și ăștia care răspund tot. Deci ar putea prin... Plus că mai au niște brigăzi revoluționare, nu știu de care, islamice, în Irak. Și deci prin oricare astea ar putea să atace Israelul sau un interes militar american sau israelian din zonă, fără să se expună ei statul iranian, cum fac de regulă. Dar în cazul ăsta nu poate să facă prin intermediar pentru că ei vor să arate că să răzbună ei. Adică e o chestiune foarte delicată. De fapt, Israelul a dat șah în momentul ăsta a Iranului, Haide, haideți la luptă. De ce? Pentru că Iranul este în, star, în situație foarte avansată cu bombele atomice, se pare că și-au făcut niște dispozitive atomice și sunt gata să le pună pe rachete și în momentul ăla devin foarte periculos. Dacă războiul începe acum până când ei nu au definitivată, Iranul n-a făcut niciun experiment atomic, dar au niște uh, sisteme de centrifuge, niște uh, sisteme militare care fac bomba atomică și e de presupus că o au deja. Dar nu și-au pus încă pe rachete și dacă și -au Pompa rachetă, lupta va fi mult mai dramatică și s-ar putea ca șahul ăsta pe care l-a dat Israelul atacând consulatul iranian din Damasc, din Siria, să fie tocmai pentru a provoca Iranul să iasă la luptă. Să iasă la luptă în, în condiții în care încă nu-i pregătit. Adică acum Israelul ar, poate că ar distruge și cu ce mai are Statele Unite în zonă, ar putea distruge Iranul sau măcar l-ar slăbi foarte tare. Și asta e urgența, că altfel nu are înțelege de ce Israelul a atacat un consola doar ca să să omoare 7 șapte... Uh, cuți de șapte uh, uh, generali și ofițeri din uh, 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 armat din brigada asta revoluționară, de apărătorii Revoluției Islamice, din, care erau atunci în consulat. Mă rog, e o situație foarte complicată, ca orice chestiune din de Orientul Mijlociu. cineva de ce au oprit americanii ajutorul în Ucraina. Păi eu cred că au oprit în momentul când au descoperit, în momentul când a început conflictul în Israel cu palestinienii, Israelienii au descoperit arme noi nouțe în depozitele Hezbollahului care erau trimise din Ucraina vândute, adică americanii le-au dat arme gratuit și le au vândut palestinienilor și cred că în momentul ăla au oprit ajutoarele pentru că și-au dat seama că e corupție foarte, foarte mare și o parte din banii și din armele care au, au fost, acolo, -au -au fost trimise acolo, s-au evaporat, s-au plecat în alte parte. Îmi spunea mai de mult, acum câteva luni de zile, un domn la Meriot care are niște case de schimb în București, că au venit o grămadă de ucrainieni cu dolari noi nouți în fișic de la nici măcar nu scria bancă pe ei sau cu elastic, era etichetă de aia cu American întrejorării. Noi nouți cernea la nu se uscase bine pe ei, adică s-au sifonat o grămadă de bani și arme și au plecat în alte țări și s-au dat seama că americanii probabil că Ucraina o gaură fără fund nu. și că din cauza corupției banii se duc și armele în alte parte. deci, bineînțeles că e vorba de ecuația asta, e, asta e un element, dar Elementul principal este că cel mai mare pericol al americanilor este China și pentru sistemul occidental este China și America își conservă din ce în ce mai multe resurse pentru a se lupta cu China, pentru că China a făcut o jmecherie de același tip. Care, de, pe care l-a făcut Statele Unite în primul război mondial și în al doilea război mondial, lăsând pe alții să se bată și intervenind la sfârșit. Deci în primul război mondial gândiți-vă că a început în 1914 și toată lumea bună s-a bătut până la epuizare, nu mai aveau cai, măgari, nu mai aveau gloanțe, nu mai aveau nimic și Statele Unite au venit în 1917 după trei ani și au pus condițiile de pace. Conferința de pace de la, de la Paris din 1919 a fost condusă de în care a fost Statelor Unite, pentru că cine intră ultimul în război are puterea asupra, gândește că sunt doi boxeri de categorie grea care să bat 10-12 runde și sunt maxim de și intră unul chiar mai micus pe ring și îi dă unul un boburnac și la cade, pentru că el nu mai are nicio putere. Așa a făcut Statele Unite în primul război mondial, așa a făcut și în al doilea război mondial, când gândiți-vă că debarcarea din Normandia a fost în iunie 1944, iar războiul a început în 1939. Deci după 5 ani de război epuizant, Statele Unite au debarcat în Europa și au pus condițiile de pace și toată, toată organizarea occidentală s-a făcut sub Statele Unite. Și China a învățat din treaba asta și în războiul ăsta mondial nu vrea să se bage de la început. Ei își vede de treaba ei, de comerț, de bineînțeles că se înarmează cât poate și lasă Rusia să se bată cu Occidentul până la epuizare și ea să intervină la sfârșit când cele două o sunt epuizate și să-și pună condițiile de pace și să se instituie drept hegemon al lumii. Statele Unite a sesizat chestiunea asta și nu mai vrea să-și risipească resursele în lupta cu Rusia, pentru că își dă seama că marea bătălie nu e cu Rusia, ci e cu China. De asta încearcă să uh, mobilizeze din ce în ce mai multe forțe în Japonia, în Filipine, în Taiwan. În, în Australia, în Noua Zeelandă, în zona Pacificului, unde se presupune să ai o producție militară, industrială foarte mare și atunci îi lasă pe europeni. De asta au venit trupe franceze. Comandamentul NATO din spațiul românesc e condus de francezi. Încet, încet îi lasă pe francezi, pe englezi, pe germani să se ocupe de ruși aici, pentru că Statele Unite să se relocheze în Asia, să se bată cu chinezii. Pentru că războiul ăsta mondial e foarte complex. Deci, da, no -și parte și Plus doar că... speculații. Mi-ar place să, să rămânem în sfera faptelor concrete, ceea ce se întâmplă în, și în politica internațională și așa, că o să bat americanii cu chinezii, astea, nu știu. Nu, da se bat mi deja. se par fabulații. Nu sunt fabulații. Bat economic sau nu se bat cu, nu trage americanul în chinez și chinezul în american. Adică nu poți să spui chestia asta, nu? Ba da, e foarte posibil să se întâmple. Da, și o... e foarte posibil să se întâmple, nu s-a întâmplat stai în să acum. mai dau un element, gândește că e an electoral în Statele Unite și orice nemulțumire socială care apare în, cu ajutoare sociale, cu școli, cu străzi, cu eu știu ce probleme, uh, uh, uh. Președ, în lupta asta între președinți, între Donald Trump și Joe Biden va, fiecare va zice, păi da, dar tu dai banii în Ucraina în loc să-i bagi în Statele Unite și atunci, fiind an electoral, cumva se blochează investițiile în orice altă direcție. Aici facem ceva, cum sunt și primarii de la noi, încearcă să... Mă întreabă domnul Socol și am mai discutat de chestia asta, dar o, mai să, o să mai spun încă o dată, de ce tot dau ăștia de la toate televiziunile că piața imobiliară bubuie la noi, că nu este așa, pentru că televiziunile iau bani de la dezvoltatorii imobiliari care au interesul să țină prețurile sus și să creadă oamenii că dacă nu cumpără acum, o să scumpească și mai tare, deși piața imobiliară este blocată și foarte multe proiecte imobiliare sunt sigilate că nu știu ce se va întâmpla prețurile uh, sunt uh, în scădere și față de anul trecut s-au vândut cu 30 și ceva mai puține locuințe, dar fiind corupție foarte mare, băieții care sunt dezvoltatori imobiliari mari în România dau și păguță pe la ziare, pe la astea, pentru că e corupție, cum e corupție în politică, așa e corupție și în presă și cine plătește poate să pună orice articol, uh, mă uit și în știr pe surse, de, că eu urmăresc în fiecare zi știri pe surse, mai apare câte un articol, că ci că e preluat de pe site-ul nu știu care, care este sponsor de dezvoltare imobiliară, că dat, o să scumpească apartamentele cu 30%, cu 50%, o să fie nebunie, dacă nu cumpărați acum, nu o să mai cumpărați niciodată și <coughs> sunt fake news-uri. News Sorina, inclusiv statul are interes ca uh, tranzacțiile imobiliare să continue, pentru că sunt niște impozite foarte mari, știi că de anul ăsta s-au schimbat impozitele la tranzacții imobiliare și s-au mărit și dacă tranzacțiile, de exemplu în bugetul de stat, totdeauna se calculează ba anul ăsta, ce venituri mi-au venit din tranzacțiile imobiliare, de exemplu din 2023 și când faci bugetul pe 2024, estimezi un venit uh, cel puțin egal cu venitul din 2023. Să bugetul, și atunci nu? și statul are interes să promoveze, băi, nu vă speriați pentru că război e o... o o stare, de, stare asta de război, de tensiune, de presiune socială, publică, inhibă omul să-și să scoată banii, să investească, să stă speriat acasă, sub plapumă, își numără banii pe acolo sau iară în conturi, să nu știu ce face. Și atunci toată lumea din lumea comercială și, și orice comerciant, pentru că sunt niște bani pe orizontală care să duc Deci la vânzările astea imobiliare, dacă se vând apartamente, constructorii fac și alte blocuri sau alte dezvoltări imobiliare cu banii ăia și atunci merge și industria feroneriei și a cărămizilor și a cimentului și a terenurilor, adică dacă se blochează și nu se mai vând, totul se blochează și toate astea sunt purtătoare de impozite și sacul de ciment și geamul și mânerul de la ușă și bateria de la chiuvetă și dacă se blochează vânzările, se blochează și investițiile imobiliare, adică se blochează și cumpărăturile astea purtătoare de TVA, de statu' pierde din toate punctele de vedere, că banii ăștia se întorc în circuitul bugetar și de, dacă nu se întorc, atunci deficitul e din ce în ce a, mai e mare. Și ca și fake news-ul, că România a avut creștere economică, că Românii o duc din ce în ce mai bine și sunt din ce în ce mai fericiți și totul e frumos și bine și nu mai există corupție și politicienii sunt cinstiți, cam astea sunt știrile veste, aproape în fiecare zi apare pe știri, pe surse, veste extraordinare pentru români, s-au mărit nu știu ce pensii, se măresc pentru o anumită categorie, se măresc salariile, se măresc nu știu ce, adică e o ne... ca și pe irrealitatea cu în fiecare zi, că e... eu am zis că este televiziunea pensionarilor, în fiecare zi apare câte un expert cu un pix și uh, îl pune să scrie pe un tabel cum să măresc pensiile, cât de curând, adică apropo de realitate, candidează gușe la, din partea aur la primărie, am văzut ceva știri uh, sau era doar El s-a auto-anunțat, a profitat de un anunț al lui George Simion într-o seară la un interviu în care a spus că Guș, Cosmin Guș este măsurat, că e în calculele aur de măsurare sociologică și a ieșit imediat și a spus că vrea să candideze, să ajute aurul, să foarte voluntar. Acum nu știu ce relație are el cu George Simion și dacă chiar a primit acceptul păi aur. Știi că sunt prieteni, pentru că am fost împreună la masă, eu cu tine, cu George Simion. Nu, și cu Nana, Gușe. Guș a venit cumva, a venit un pic mai devreme. Păi dacă nu era prieten cu George Simion, nu venea cu noi la masă, în restaurant. George nu? George Simion era destul de jenat că a venit și Gușa, știi, adică cumva n-ar fi vrut să ne vedem toți împreună. Păi da, în vedere, discuția dintre ei se vedea că sunt într o relație foarte apropiată. Nu neapărat că și eu am fost la masă și nu înseamnă că sunt eu nici n-am numărul lui George Simeon că nu înseamnă că am o relație așa am stat la masă și cu Vadim Tudor nu înseamnă că am avut o relație apropiată sau cu Becali am stat, că i-am făcut programul electoral prin Dan Pavel, profesorul meu de la știință Oricum Politice. ce m-a deranjat foarte tare după ce am stat cu Gușe la masă la restaurant, la Zaitone, nu așa se numește restaurantul? Da, nu? da, da, da. A doua zi era scandalul în care m-am certat eu cu Ciolacu care m-a acuzat că aș fi încercat eu să intru el până interpuș sau că l-aș fi amenințat sau porcării de-astea de ale lui. Și a fost discuție la realitatea și era vorba de mine și cum mă cheamă și tot și Gușe să jura pe măsa și pe taxo că n-a auzit de mine în viața lui și că el nu mă cunoaște și nu mă știe. Și mă uitam așa în, la ecran și îl vedeam așa că îi se pe față, nu-i nu să rea niciun mușchi, așa, adică el spunea cu o seninătate extraordinară că nu l-a văzut în viața lui și n-a auzit poate niciodată a vrut de te menageze, poate a vrut să te protejeze. Nu poți să spui așa să minți la televizor deci în direct, deci este nu este poți este... să minți așa, mă, oameni, ești ziarist, până la urmă, adică stai și te uiți la camera de luat vedere și spui nu l-am văzut pe Ionesc viața mea, nu-l cunosc, n-am auzit de el. Cum poți să faci așa ceva? Da, de deci ce o dexteritate pe care o deprinzi în, în, lumea politică, cu cât ești mai mincinos, mai ticălos, mai escroc, cu atât ai succes mai mare la populație. Uite, te, cazul Băsescu e un exemplu foarte negativ pentru români. Unul dintre cei mai mari mincinoși ai spațiului românesc a stat președinte 10 ani, nu te spăra, eu, măcar Iliescu, da. ăla era și el mincinos comunist, dar da. parcă avea o limită a minciunii. Uh, mă întreabă domnul Chongor Iuhas, uh, bun, eu sunt din salon, județul Bihor, sunt de etnie maghiară, aș vota aur dar cred, uh, pentru că cred că au șanse împotriva PSD, dar mulți zic că aur e contra maghiarilor, mă puteți clarifica, eu, ai auzit să fie aur împotriva maghiarilor? Deci eu cred că aur se încadrează în, 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 curentul suveranist, cum e Meloni în Italia, frații Italii, sau lege și justiția fraților Kaczynski din, din Polonia. Nu cred că este anti maghiar sau nu cred că au problemele astea, pentru că nimeni nu știe până la urmă din ce strămoși la a doua sau a treia sau a patra generație vine, de unde vine, pentru că fiecare dintre noi avem doi părinți, patru bunici, opt străbunici, 16 stră străbunici. Da, s-a unul... declarat aur sau George Simion a declarat public, că are ceva cu umbrii sau împotriva umbrii? N-am auzit, n-am auzit, auzit așa, de ceva, da. Ciongor. Mă întreba ceva dacă sunt răcit, am o alergie. Vă rugăm să ne dați like-uri. Avem 417 like-uri doar la 1000, aproape 1300 de urmăritori. Deci nu există așa ceva. În momentul când uh, coaliția asta uh, dezastroasă care a distrus România și a furat tot ce se mai putea fura, uh, a simțit un pericol din partea Aur sau o șoșoacă, sau nu știu ce, sau eu știu, uh, alte partide, Partidul Patrioților, Partidul Diaspora Unită, Partidul Luana Maria Gavrilă în momentul ăla au băgat-o pe asta, putinist, extremist, putinist, extremist, ca să poată. Uh, le strice imaginea. N-am văzut nici pe Simeon să fie extremist, nici pe Șoșoacă, nici pe, nu știu, Partidul Patrioților, nici pe Partidul Diaspora Unită să fie... Dar, ei ca să, cumva, să îi discrediteze pe cei care da, exista, concurează... O, asta e campania electorală, demonizezi adversarul care te concurează pentru a, a nu ți pierde electoratul, știi? deci sunt niște procese naturale. Probabil că ungurii și-au dat seama că udmr nu e o soluție pentru ei și că udmr este o gașcă care își fac doar interesele proprii și un partid de curve care s-au lipit de fiecare dată de, de, de cei zice, de la putere. Să nu, păstrăm, să nu folosim păi asta au făcut de, de, câte ori cineva la putere și șantajează să dea niște posturi pe niște ministere unde au ei interese personale sau de grup. Dar asta face și... orice partid politic, Sorin încearcă să-și optimizeze, să-și eficientizeze potențialul electoral. Se numește potențial de negociere și șantaj. Deci dacă am 7% care ție sunt utile, ți le dau, dar ce îmi dai pentru ele? Pentru că eu trebuie să ofer ceva electoral. Păi da, dar ar meu. trebui să-mi pese de populația maghiară care m-a votat pentru, o, pentru e că, e că lor niște. nu le pasă. Adică dacă te duci până satele din județele cu, predominante cu populație maghiară, este dezastru de sărăcie și infrastructura este la pământ. Deci niciodată, de când de mereu ăsta pe scena politică românească, nu s-au gândit la cetățenilor de etnie maghiară. Au aruncat niște sloganuri astea naționaliste cu pașapoarte ungurești și cu steagurile ungare și cu nu știu ce, dar concret să se le pese lor de infrastructură sau de ceva pentru populația de etnie maghiară, n-au făcut absolut nimic. Au făcut zero. De câte ori a fost PSD-ul la putere sau PNL-ul sau USR-ul sau eu știu cine mai fost pe la putere pe România, sau au lipit de ei să își mai bage niște bani în buzunare. Da, este o... Dar dacă te gândești, toate partidele fac la fel, ce PSD-ul sau PNL-ul sau alte, uite chiar și USR-ul a avut unele derapaje. De deci orice partid politic a ajuns la putere are niște derapaje. Din motivul ăsta sistemul democratic presupune schimbarea permanentă a puterii. Adică nu-l lași pe unul să stea foarte mult pentru că el deprinde niște viclenii. Uite, mereu de, o de, a fost tot timpul la putere, cum ar veni? Da, uite, acum nu mai sunt la putere. Deci i-a scos... Uh, una din condițiile de continuarea guvernării în rotativă asta cu un an și jumătate Ciucă, un an și jumătate Ciolacu, condiția PNL-ului a fost ca UDMR să nu mai facă parte din guvern pentru a le lua Ministerul Dezvoltării, care era foarte important. Ca și cabalul. Așa, unde l-au pus pe ăsta de la ăsta de la Consiliul Județean Brașov, Veștea, l-au pus azi, ministru, el este ministru, care a fost uh, primar la um, zi lângă o Zărmești. Bea, nu contează, nu important. La Coldea? Codlea? Nu, nu, <laughs> pe dealul ăla așa unde e cetatea, știi, când spre Pana Brașov, Râșnov, se numește. Mă rog, e complicată și n-am românească. Așteptați-vă... Oamenii tot ne întreabă, domnule, azi, am mâine nu-i păi mâine, adică mai luna mai... Mai sunt două luni, peste stai mai după une, vine iunie, cu cine votăm? Eu tot am spus, eu, eu mențin părerea oameni buni, deci eu nu sunt nici aurist, nici putinist, nici sosocar, nici... Așa, votați cu un partid care nu a mai fost niciodată la putere, indiferent care, că poate avem o șansă dacă votăm cu cei care au fost deja la putere și au distrus țara și au furat tot ce se mai putea fura și au adus la uh, dezastru care este acum, atunci oricum nu avem nicio șansă. Dar șansa noastră să ieșim la vot cât mai mulți, pentru că nu, putem, nu pot ei fura cât putem noi vota, cum e o vorbă veche, nu mai știu cine a spus -o. acum 10 ani, dacă cu 20 de ani, nu mai țin minte cine a spus vorba asta și au mai preluat -o și alți politicieni, deci nu pot ei fura cât putem noi vota. Dacă ieșim 70% din populație la vot, că suntem în în diaspora, stăm la coadă de la ambasadă, că suntem în România, ei mai mult de 10% nu pot fura și atunci or să primească o lovitură puternică și ei tot spun în spațiu public cei de la coaliția asta dezastroasă că nu sunt așa importante alegerile parlamentare, tocmai ca să nu ieșiți la vot, pentru că alegerile parlamentare vor reflecta procentele următoare de la următoarele alegeri. Deci ieșiți cât mai mulți la vot la alegeri parlamentare și locale și dați-le o palmă uh, uh, ca să se învețe minte și să dăm cu ei de pământ toată și pentru totdeauna. Deci votați cu oricine vreți voi, că e Partidul Oamenilor tineri, că e Partidul Diaspora Unită, că e Partidul Patrioților, că e SOS, că e Aur, nu contează. Votați cu cine vreți, dar nu mai votați cu ei. Votați cu orice partid care n-a mai fost până acum la guvernare. Asta e părerea mea, sinceră. Nu sunt da. membru niciunui partid, că... nu țin cu niciun partid, nici cred că și Ștefan care e membru PNL, nu cred că va recomanda să votați cu PNL-ul la legile următoare. Nu cred nu, că eu vă lasă conștiința recomand... să vă... Eu deja... Eu așa pentru ceva. că iubesc pluripartidismul, vă recomand să votați cu orice alt partid care vă convine sau nu vă convine dacă care vă respectă interesele sau mă rog simțiți noastră dar pentru asta trebuie să aveți o cultură politică destul de avansată destul de înaltă. Pentru asta mai căutați, intrați pe net, mai căutați CV-uri ale politicienilor vedeți ce facultăți, ce reușite ce pe care sunt au... ecologică care este la Da, și Hyperion. atunci vă mai dați seama cam ce fel de oameni sunt și dacă să-i votați sau nu. Nu trebuie să vă spunem noi pentru că fiecare aveți dintre noastre aveți inteligență poate mai înaltă decât o am eu. La, uite, Râșnov, într-adevăr, cu veștea. La Râșnov, da. Sunt 5 milioane de pensionari și bugetari, cum putem să schimbăm ceva? Păi ce, în care e problema că sunt 5 milioane de pensionari și bugetari? Pensionarii sunt pensionari, că au muncit și problema este sunt pensiile speciale și bugetarii ăștia cu salarii Apropo, care... Apropo, uite, citam acum că din bugetul apărării care a fost alocat pe 2023 din 2,5% s-au consumat doar 1,6%, 60% din banii ăștia s-au trimis, s-au dat pe salariile militarilor și nu avem decât 70.000 de, 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 militari. Adică foarte mult se alocă pe salarii. În condiții în care salariile sunt mici, unde sunt restul de bani, eu cred că se duce și pe pensiile speciale ale militarilor. Nu crezi asta că sunt... Clar. Că ele nu sunt din bugetul asigurărilor sociale, adică sunt plătite separat. Așa. Domnul Șicol este foarte tolerant cu tacticile mincinoase aplicate electorilor. Uh, nu sunt tolerant, ele așa funcționează, trebuie să înțelegeți că ține de inteligența. Nu e vina celui care încearcă să vă păcălească, e vina voastră pentru că nu aveți o cultură politică minimală păi Și de unde și suficientă? Ar putea suficientă cultura politică din moment ce presa este coruptă și face jocurile politicienilor? Și omul învățat în România, să Dumnezeu, ce Da, de un... la televizor e adevărat. Că de-aia mint poporul cu televizorul. Sorine, dar nevasta cum și-o iau? Vine la mine cineva să mă întrebe, boi, iau pe aia de nevastă sau nu, sau pe ăla de bărbat? Există un simț al tău și un risc al tău până la urmă, pe care ți-l asumi. Boi, iau pasta de nevastă, chiar dacă mama și tata se opun, chiar dacă tot satul se opune, eu pasta o iau de nevastă. Așa și cu politicianul. Asumați-vă un politician și mergeți cu el până la capăt. Acum, Dumnezeu, cu mila ce se întâmplă. Vedeți, v-am spus ce background are, ce studii, ce calificări, ce bun simț, cât de ticălos vă pare, dacă e compatibil cu voi sau nu. Ți-am zis foarte mulți, pentru că în spațiul românesc există este o masă mare a oamenilor care iubesc hoția, corupția, ticălosia, viclenia. Uh, S-ar putea ca unii politicieni să iasă tocmai din motivul ăsta. Bă, ăsta seamănă cu mine și a luat. Uh... Așa a luat doctoratul plagiat. Sunt foarte mulți români care au plagiat la doctorat și, bineînțeles, că la plagiatorul de doctorate va avea un electorat stabil în las care au plagiat și ei, sau care au furat și ei la fel ca el, sau care au făcut, care au mințit la fel ca el. Deci sunt. asta înseamnă democrație, că majoritatea deleagă un om care să semene cu segmentul care votant, știi. Asta înseamnă o majoritate democratică până la urmă care se prezintă la vot. Deci, stați liniștiți că mai sunt două luni până pe 9 iunie. Veți avea tot timpul din lume să vi se sedimenteze. Vreau să vă spun ceva după cum merg lucrurile. N-ar fi exclus să revină alegerile locale care sunt stabilite acum pentru 9 iunie, să revină. Pe, la sfârșitul lui septembrie, cum ar fi trebuit să se desfășoare normal. Pentru că știți foarte bine că s-a dat o ordonanță de urgență de modificare a datei alegerilor. Ele trase fie pe 27 septembrie, când expiră mandatele primarilor, actualilor primarii în funcție și a consiliilor de primării, județene, așa mai departe, a tuturor aleșilor locali și s-au devansat pentru 9 iunie. De ce? Pentru că au vrut ca primarii lor să tragă pe, și pentru europarlamentare, să câștige procente mai mari. Dar a, în condițiile date, actuale, în care alianța asta care a stabilit devansarea alegerilor din septembrie în iunie, deci cu 4 luni mai devreme, în, în condiții în care alianța asta stă foarte prost și gata să-și rupă gâtul prin uh, Procentele astea foarte slabe pentru că ei calculaseră dacă PSD-ul are 31% și PNL-ul are 18%, să adună procentele astea și or să iasă undeva peste 50%. E, uite că socotela de acasă nu se potrivește cu aia de la târg, cum zice românul, și elect electoratul nu sunt cartofi sau saci de cartofi, că mai dăm 3 saci de la tine și cu 2 de la mine facem 5 saci. Se pare că împreună au mai puține procente decât ale, decât procentele PSD-ului. S-au dat aseară niște sondaje, nu știu cât de reale sunt, au fost publicate la uh, Digi24 și în zilele trecute, și în somar, și în SOP, și, și toate casele astea mari de sondaje au făcut sondaje publice, și alianța PSD-PNL stă destul de prost. Uh, oricum, este o formă dictatorială care deranjează. În primul rând, că există o o hotărâre a Curții Constituționale din 2009 care spune că sunt interzise comasările astea pentru că derutezi electoratul. La când însă ce la urne nu mai știe cu cine să voteze. Dar acum, ca să evite deci, o decizie a Curții Constituționale, n-au dat, dat lege pentru comasarea alegerilor. Au dat o, o ordonanță de urgență care putea fi contestată doar de avocatul poporului. Iar avocatul poporului, Renate Weber, a fost aleasă de majoritatea parlamentară și tot ea vrea să fie reconfirmată, să rămână în continuare. Deci are interes să facă joc cu PNL și PSD. Apropo de interferența asta a politicului în uh, sistemul democratic. Dar populația simte uh, nedreptatea, interferența, ticăloșia și uh, arbitrariu ăsta care apare întotdeauna și va, va sancționa negreșit uh. Bună seara, domnule Sorin, de ce considerați pensiile militare ca fiind speciale? N-am pomenit așa ceva. I-am, spus că sunt împotriva pensiilor speciale, n-am pomenit de pensii militare sau ceva și am spus că ar trebui să fie ca în orice stat de pe continentul european sau din lume, după contributivitate. Cât ai contribuit la bugetul de stat, atât primești, niciun leu în plus. Nu și mecherii de astea că te-am avansat în grad cu trei luni înainte sau te-am pus nu știu unde în ce funcție de conducere, că se calculează pensia pe ultimele trei luni și îți dau cu nu știu cât mai mult. Nu, frate. Cât ai contribuit la bugetul de stat, atâta primești. Ai avut 3.000 de ron corespunzător, ai avut 10.000 de ron corespunzător, ai avut 100.000 de ron pe lună corespunzător. Contributivitate, pensii după contributivitate, nu nimic în plus, niciun leu. Că dacă ai avut o, o muncă cu grad de risc sau ai fost în Iran, în în, Iran, în Afganistan, nu știu unde, ca militar, înseamnă că ai avut o sol de mare și primești pensie în funcție de solda mare. Dacă ai fost paznic pe la unitate militară și ai stat în Santinel acolo și ai stat 2000 de lei, 2000 de lei să-ți dea pensie. Adică asta spun, după contributivitate. Da, eu sistemul sistem destul de încurcat, gândește te că noi am trecut până o tranziție de la Revoluție și lucrurile nu au fost așezate. Cine mi- și... a zis că sunt pensionari analfabeti? În nu înțeleg, sunt niște oameni de aici care zic că s-a luat ceva de pensionari sau... Deci cred că se ceartă între ei, nu dau seama ce <coughs> discuții de-astea aiurea. Te rog, Ștefan, iartă-mă. Da, hai să citim din întrebări, să mergem mai departe. Oricum vreau să, vă, să vorbim puțin de curentul ăsta extremist-naționalist cum se numește el, cum E, e numit și extremist. Care are uh, mare vogă în Europa, acum peste tot, în majoritatea mare și în vogă, Franța și în Italia. Și înainte și peste de tot. fiecare război, de mare război mondial, și înainte de primul război mondial, și înainte de al doilea război mondial, au fost foarte la modă. Uite, înainte de al doilea război mondial, în spațiul românesc a fost așa numită mișcare Legionară, care era o mișcare naționalistă foarte puternică, uh, fondată de Corneliu Zela Codreanu în 1927. În 1930 se fondează și garda, înființează și garda de fier, care era, erau foarte naționaliști. Luptau și împotriva masoneriei și, mă rog, aveau o ecuație întreagă de și care au dominat uh, scena politică românească în toată perioada interbelică s-au luptat cu Carol al II-lea s-au luptat cu chiar și cu Mareșalul Antonescu deși tot ei l-au adus la putere în septembrie 1940 porma au vrut să-l dea jos în ianuarie 1941 și Mareșalul Antonescu i-a pus la punct deci a, chestiunile astea au mai fost în spațiu românesc au funcționat uh, și au, vedeți că imită cumva uh, circuitul, traseul, mișcării legionare, vedeți nunta lui George Simion, care seamănă foarte mult cu nunta lui Corneliu Zelea Codreanu, cu foarte mulți participanți, cu îmbrăcăminte populară românească, exact așa a făcut și Zelea Codreanu, știi? <coughs> Zelea Codreanu a fost ucis în 1938 pentru o simulare a unei evadări și, mă rog, e Cine vrea să citească să intre, să vadă cum s-a întâmplat și noi avem memoria asta legionară ca să-i zic așa, care mă rog pe locuri e destul de împănată cu crime să le zic, uite, una dintre crime este asupra lui Duca care a fost premierul României, dar care a interzis mișcarea legionară n-a lăsat-o să participe la alegeri și pe urma și scos în afara legii și atunci a Nicadorii, un grup de trei legionari s-au hotărât să-l ucidă pe Igheduca, l-au omorât pe peronul gării din Sinaia în, pe 29 decembrie 1933, premier în funcție. Se spune că la vremea respectivă Carol al doilea primise informarea de la un turnător al siguranței că va fi ucis primul ministru, dar a lăsat să se întâmple pentru că era oarecum în conflict cu Igheduca. Igheduca fiind și președinte al Partidului Național Liberal la vremea respectivă după moartea lui Brătianu, Ionel Brătianu moare undeva în 1927, în octombrie 1927 și vine Igheduca ca președinte și ca premier al României și era un om foarte modest. Adică, și, mă rog, Carol al doilea, care era foarte hedonic și cu camarilă de tip oriental, adică își punea oamenii în toate funcțiile de comandă și toți banii publici îi dirija prin corupție, a intrat în conflict cu... Mă rog, e o poveste foarte complicată, n-aș vrea să o plictisesc acum. Uh, ai văzut, cred că știri, acum vreo săptămână au publicat mai multe ziare și la televizor am văzut că o, o, mină de război plutește pe la Chilia Veche pe acolo. Nu, no, da, știu, da. Ia. Stai să spun. Deci pe canalul Chilia Veche o mină de război. În momentul când a apărut în presă, s-a dus armat acolo, a luat mina și a zis că a fost în primul război mondial o mină franțuzească. Ai crezut uh, uh, afirmația asta oficială a Ministerului Apărării Naționale că era o mină franțuzească din primul război mondial, care din primul război mondial, adică în 1900 cât a fost? 20 ceva, 30? Deci 1914-1918. Deci 1914 înseamnă că sunt uh, 110 ani, zic bine? Da. Deci de 110 ani mina aia plutea și doar acum au găsit-o anul ăsta, deci de 110 ani n-a văzut nimeni mina asta și acum după 110 ani au găsit mina asta. Deci în primul E posibil așa ceva? Deci uh, e era imposibil să camina asta să vină din Marea Neagră, e foarte probabil să fie din războaiele mondiale anterioare, pentru că pe chilia veche este, avem doar Ucraina și România. De la români se presupune că nu erau tâmpi să dea drumul la mine, iar ucrainenii nu văd de ce să dea și ei, pentru că chilia nu e... Nu să dea, să scape. Să scape, probabil, e foarte probabil să, dacă este nouă, să fi scăpat după un uh, dragor e de mult mine mai sau probabil după... să fie o mină ucrainiană și ca să nu se revolte populația românească să spună că a fost franțuzească decât să fi fost o mină franțuzească dar cu 110 ani, zic eu. Da, de deci ce? Foarte probabil și în așa alta, dar și tu știi cum e, la război e adevărul moare primul. Ce cel mai dramatic, știi că au găsit o barcă cu explozibil cu 3 tone de uh, nitrotoluen, trinitrotoluen care e un explozibil foarte puternic, în Marea Neagră. Deci au depistat o, nu că ucraineană atacă cu drone maritime. Sunt niște bărci pe care le umplu cu exploziști, care le trimis spre podul ăsta, strântoarea Cherci. Nu știam. Despre Crimea și Krasnodar ca să le distrugă rușilor podul. Rușii au niște sisteme de bruiere foarte puternice și distrug uh, sistemele astea de comunicare după barcă. Și barca pleacă în derive. S-a răsturnat barca asta în uh, largul coastelor române. Și au depistat-o din aer că băi o barcă, uh, au tras-o în portul Constanța la Dana portului, deci avea 3 tone de trinitotul în că dacă exploda aia pe distanță de 5-600 de metri să distrugea tot a stat două zile în port deci ăștia ca să vezi ce tâmpiți de la armata română și sistemele de securitate ale spațiului, zbăt, iau o, o barcă cu explozivii pe aici, că nici n-au știut care explozivii pe ei Au zis, băi, uite, o barcă, ce-o fi cu ea, să o cercetăm și au băgat-o în port. Pornul s-a trezit unul după două zile, după 48 de ore. Armata română, nu? Dar cineva nu s-a spus cine Un că... specialist, de așa. Săbărișit. Au zis, băi, să o scoate în larg, să o detonăm și au detonat-o în larg la capul Midia, unde e poligon, și a bubuit atât de tare încât s-a a, a, a zdruncinat toată Constanța. Deci a fost o explozie enormă, imensă. Dar asta dacă s-ar fi întâmplat. Dacă explodeam în port, asta costanța. vreau să spun, dacă s-a întâmplat, pentru că ea oricum avea sistemele de Și control. Și de ce nu spune Ministerul Apărării sau cine era responsabil sau ăștia de situații de urgență, ce măsuri s-au luat împotriva dobitocilor care au dus barca aia în port? Pentru că în război sorin întotdeauna există eșecuri de genul păi ăsta. Păi da, îi sancționezi, nu? Probabil că există pe linie militară, dacă să nu scadă moralul armatei, nu spui Care ca armată, nici... care moral? E, în toate orice armată, cât de mic ar fi, dacă <coughs> sunt de trei, știi că cuiburile legionare aveau 13 oameni. Era un șef de cuib, apropo de legionari, și atâta erau ei în fiecare cuib. Dacă într-un sat erau 60 de legionari, se împățeau pe cuiburi. Deci, indiferent cât de mică e gruparea militară, este un moral al grupării ălia minuscule armata asta cum e a noastră proiect au vrut să ascundă dar a fost un caz foarte grav care se putea solda cu foarte multe victime și practic cu distrugerea unei părți mari din portul Constanța portul industrial pe unde se alimentează Am înțeles că începând de anul ăsta se plătește o taxă forfetară de 20% pe veniturile din chirii asta înseamnă că vom plăti total 30% din veniturile din chirii, am înțeles bine? Nu, nu știu. Nu ați înțeles bine, a rămas tot de da. 10%. Da. <coughs> dacă vorbim de 2024 sau poate că e în lucru dar nu s-a dat încă la chirie e foarte riscant să se mărească chiria pentru că nu se mai plătește impozitul pe chirie pentru că un, proprietarul nu mai plătește nimic se înțelege cu chiriașul și nu mai plătește nimic dacă e chiria mică atunci hai mă să-ți facem un contract, că nu-i mare lucru, dar dacă, e chirie, dacă impozitul pe chirie e foarte mare, atunci va fi ascunsă. Chiria. La ProTV la știri, acum la ora 19, a fost prezentat un posibil război între Iran și Israel în următoarele 24-48 de ore. Ar putea începe conform US. Vi se pare normal o astfel de știre către, către public? Nu ni se pare normal și uh, sunt o grămadă de, de oameni de ăștia care vor să bage lumea în panică, uh, urmăresc de vreo 3-4 ani un fost general de ăsta care are vreo 70 de ani, care tot spune că armata trebuie urgent să fie obligatorie, că vine bomba atomică, că vin rușii, că ne omoară, nu mai știu cum îl cheamă, Bălăceanu, Bălănescu, habar n-am, ziceau ăștia că a fost reprezentantul României la NATO și l-am căutat pe Google, a fost înlocuitorul reprezentantului România cu vreo 15 ani sau cu vreo 20 de ani, vreo 6 luni de zile și toată presa ca să îl facă mare pe generalul ăsta care ne bagă în, în panică în fiecare zi, că a fost reprezentantul României la NATO, că generalul cu tare, cu nu știu câte mii de stele, cu nu știu ce tot ne spune, că să fie armată obligatorie, să ne ia pe toți la armată, să dau rușii cu bomba, că dau americanii, că dau oia. Deci presa caută scandal și senzații tari ca să bage lumea în panică. În, a, în alte țări sunt interzise genul ăsta de știri, cum a fost acum la ProTV la ora 19. Uh, din cauză că... Uh, se fac o grămadă de măgării de către guvernanți și de către parlamentari, este intenționată această distragere a atenției opiniei publice de la măgările lor și bagă tot felul de știri uh. că vine bomba, că nu vine bomba, că vin rușii, că nu vin rușii, ca să poată să uh, uh, bage... Cu cât omul este mai fricos, cum a fost și cu COVID-ul, cu atât îl manipulezi mai ușor și poți să îl dirigezi în ce direcție vrei tu, cu cât ți frică mai tare, cu atât poți fi manipulat mai, mai, ușor. Nu, dar ce e real... Exact cum ai văzut ce spune acum la televizor, v-am spus și eu că se termină slujba asta din da, seara asta. Tu ești persoană fizică, ești la mine la podcast, avem aici <coughs> 1.300, dar pro TV-ul să spună că în 24-48 de ore ei știu că o să înceapă un război Proiecte cu au spus că e Iranul și cu Israelul. Și cu Israelul. Și, uh, na. Ce părere aveți despre morții de la Spitalul Sfântul pantelimon. Știi povestea, nu? Am auzit asta da, 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 la știri. Da, 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 17 C au locuit cu apă, uh, au pus în injecție cu adrenalină, au pus apă. Sorin, toate componentele astea se fură pentru că se, formă, se fac droguri cu ele. Deci, fenomenul ăsta al drogurilor. Și câți au arestat dintre medicii care au făcut asta până data acum? sunt în cercetări. O să-i cerceteze până uite lumea și nu o să aresteze pe niciunul. Spun eu că dacă vrei să-ți spun cum o să întâmple, <coughs> știi? Să știi că foarte multe chestiuni de aici înainte vor fi de siguranță națională. Ce înseamnă asta? Că orice atac la adresa guvernanților. Ministrului Sănătății, Ministrului Apărării, Ministrului de Interne să consideră atac la siguranța națională și multe vor fi ascunse. Așa se întâmplă în război. Apropo de barca aia care a fost adusă în port, în mod normal, Ministrul Apărării ar fi trebuit să-și dea demisia pentru că el e primul responsabil pentru riscul ăsta mare, cum să aduce o barcă cu 3 tone de nitrotoluen aflată în derivă, să o aduce în portul Constanța. Dar foarte multe lucruri se vor ascunde și vor fi considerate de siguranță națională, se vor secretiza. Asta înseamnă că vor fi aflate peste 50 sau 70 de ani. Când doar istoricii care ori mai trăie atunci vor mai putea afla adevărul despre anumite elemente. Domnilor, ce regrete aveți în viață? Sau ce v-ați propus să realizați și nu ați reușit și nici nu veți reuși? Păi speranța mea e ultima, nu pot să zic că nu, nu o să reușim. Adică... Că, că nu am reușit, ok, dar noi nu ne dăm bătuți niciodată Never give up, nu Ștefane? Da, Eu sper să ajungem la 1000 de like-uri Avem Asta acum... e regretul tău în viață? Când ai ajuns la 1000 de like-uri da, sau nu, ce? Pe, eu, pe termen scurt, vorbim pe termen scurt Haideți să depășim 1000 de like-uri Să ne bagem în seamă și YouTube-ul Că dacă trecem de 1000 ne protejează altfel Știți foarte bine că Sorin nu cere bani Nu vrea tap-tap, nu vrea... Păi nu fac asta nici pentru bani, nici pentru tap tap Nici pentru faimă cum sunt pe tiktok Exact. așa că vă rugăm dați-ne un deci, like nu e răspuns omului ce regret ai în viață și ce ți-ai propus și n-ai reușit până acum aș și... zice precum edit piaf je ne rian nu știu dacă aș regreta regret ceva din ce am făcut lucrurile sunt lăsate să funcționeze cu sau fără voia noastră nu sunt un fatalist sau un un om care consideră că totul e predestinat și totul e stabilit dinainte, dar cred că am făcut tot ce puteam să fac ca om. Am, am, sădit pome, am crescut copii, am construit case, cu, inclusiv cu mâinile mele am făcut multe lucruri. Am avut, am terminat două universități de prestigiu, am niște prieteni minunați cum e Sorin, tu Băi. ești ca și ăla care merge la spovedanie. Popa te întreabă ce păcate ai făcut și tu te lauzi cu ce fapte bune ai făcut, știi? Cam așa ai fost și acum cu răspunsul la omul ăsta. Adică nu te-a întrebat nimeni că, că ai sădit tu pom sau ceva, te-a întrebat ce n-ai realizat, ce ți-ai fi dorit și n-ai reușit să faci, știi? Se pare că mintea omului este destul de limitată, noi nu putem stăpâni. De aia și avem drumar de spovedanie. Când te duci la spovedanie la preo, prima citești citești drumarul ăsta, pentru că noi avem tendința să spunem că n-am comis niciun păcat și că suntem cei mai buni. Și ne fălim și cu Părinte, am, am dat la Acum când am intrat la Matale la biserică să mă spovedesc, erau patru cercetori afară, le-am dat la toți câte 100 de lei. Sunt cel mai bun părinte, asta am făcut și asta spui la spovedane, știi? Uh, regretul meu este că nu m-am apropiat mai devreme de biserică și de Dumnezeu și n-am înțeles principiile creștine și cele 10 porunci mai repede. Poate că n-aș fi dus o viață așa de desfrânată și de nenorocită așa de mult timp. Uh, Asta e regretul meu și ce mi-am propus și încă n-am realizat să schimb ceva în România asta. N-am reușit încă, de aia îmi dedic timpul și banii și uh, energia și tot, în loc să mă duc cum m-a întrebat ceva, bă, dar tu ești milionar, la ce dracului stai pe TikTok și pe YouTube în loc să te duci în vacanțe să-ți vezi de banii tăi și de viața ta. Pentru că încerc să schimb ceva în societatea asta atât cât pot. De ce nu candidez sau de ce nu fac partid? Pentru că n-aș avea nicio șansă să am o majoritate care să poată să schimbe ceva în România și atunci împreună cu Ștefan încercăm să deschidem ochii oamenilor și să nu mai fie manipulați și mințiți de presă și de televiziuni și de tot la modul cel mai ordinar. Atâta putem noi deocamdată să facem cu putere noastră, cu timpul nostru și cu banii noștri, pe parcurs unde ne va duce viața și ce va vrea Dumnezeu, asta va fi. Dar deocamdată atâta, cum zice pe scobar, atât s-a putut, nu? Da, un pescobar scobar. <coughs> uh, mă rog, uite, am aici un fan uh, Dan Marius Toicator. Respectul pentru ce face, să trăiască jicol că sunt deștept. Domnule Marius, nu sunt deștept, sunt cei mai tâmpiți oameni din lume. Dacă eram deștept, uh, poate că făceam chestiuni geniale, aș luat un premiu Nobel sau măcar un Oscar sau un Pulitzer măcar sau ceva. N-am nimic din toate astea. Doar prima parte a cuvântului, fără țerul din spate, poți să iei Așa, premium. Da. <laughs> și e mult până departe. Sunt că ești tom, zice Eminescu tot în scrisoarea întâi, că ești, zice în scrisoarea 1, că ești tom cum sunt și dân și măgulit e fiecare și în prostate cele nări. Mă rog. Domnul cu Sorina, 1000 de like, bagă live la recomandate, de asta sunt importante și like. Tot lumea știe care ne urmărește că la vinerea la ora 6 de obicei și când nu o avem, anunțăm. De exemplu, vinerea viitoare o să fiu la pescuit în Ungaria, la Tisa Fiured, cu prietenii mei cu care mă duc de obicei la pescuit și nu o să facem live vinerea viitoare. Și atunci anunț de acum pentru cei care sunteți aici cu noi că nu o să fie live vinerea viitoare. În general anunțăm, acum n-am anunțat intenționat, de obicei anunț live-ul de vineri, n-am anunțat intenționat că am vrut să văd care e diferența în, în, între când anunț și când nu anunț văd că e cam același număr de, de oameni, deci oamenii au căutat și asta vă bucură foarte mult și vă mulțumesc foarte mult că chiar dacă n-am anunțat, voi sunteți aici cu noi și ați căutat, cum a spus, a comentat cel mai devreme, că chiar dacă nu i-a apărut de la YouTube că a început live-ul, doamna știa că noi la vinerea la ora 6 intrăm pe live și a intrat și dânsa, și. Datorită acestui fapt avem 1300 de oameni care se, se uite la noi. Deci chiar dacă n-am anunțat live-ul. 1400 avem în momentul da. ăsta. Uh, haideți să vedem, sunt și să mă întrebări pe politică externă, pe ceva, tu le vezi mai bine? Tu ești cu politica externă, cu chinezii, cu războaie, cu... <coughs> Eu... Deci... Așa. Discută un pic de chinezi, că tu am discutat de ei. Chinezii sunt comercianți și s-au dezvoltat foarte mult ca și stat comunist prin faptul că au făcut comerț cu absolut toată lumea și au avut produse competitive. De când eram noi mici copii la școală, dacă ți minte, aveam stilouri chinezești și gume care miroseau frumos, ți minte că mușcam din ele, că aveam dulceri și miroseau gumele alea roza, căpșuni da. și zi, erau unii care mușcau din ele. Deci chinezii... Dungate așa iau. Așa, dungate, ți-aduce aminte, nu? Da. Deci totdeauna chinezii au știut să vină, deci totdeauna au concurat cu produse mult mai ieftine a fost cum să zic, reclama e negativă tot de către producătorii occidentali că marfa chinezească este proastă. Într-adevăr, au și produse de proastă calitate, dar au și produse de foarte bună calitate. De exemplu, acum sunt niște companii de mașini în China care amenință foarte, foarte puternic piața uh, europeană, pentru că sunt foarte fiabile, prețul e de un sfert de preț și calitatea este la fel ca și mașinile europene. Chinezii au fost foarte șmecheri și am mai zis alta, asta și în alte podcasturi. Și în alte live-uri cu Ștefan De exemplu au cumpărat Volvo uh, Au zis bă avem mașini uh, Suntem competitivi dar nu avem uh, uh, N-avem n n un departament Serios și puternic De uh, siguranță De în sau cum se numește uh, Testul ăla de, de Da da de test la impact Și cine e cea mai bună firmă din lume Sau din Europa pe partea asta De securitatea pasagerilor Alo cine e Volvo Cât costă atât ia banul luați inginerii de la Volvo, în China facem mașinile la fel de sigure ca și Volvo. Deci cam așa Cu toate se pune patentele, problema. Știi? toate patentele Volvo Exact, s-au dus... Da, bine, bă, cap, Occidentul s-a da. trezit la un moment dat și nu a mai vrut să vândă nimic chinezilor, dar haideți să lămurim un pic cum stau lucrurile cu chinezii. Deci gândiți-vă, discutăm de anul 1961, deci în ianuarie 1961, John F. Kennedy, președintele democrat al Statelor Unite, ajunge la putere și ține discursul inaugural. Și își dă seama, în discurs spune că e foarte posibil ca Uniunea Sovietică, la vremea respectivă era conflictul ăsta al războiului rece între Uniunea Sovietică și Occident, între Statele Unite și Uniunea Sovietică. Și își dă seama că Uniunea Sovietică, pentru că avea mâna de lucruri foarte ieftină, ar putea să depășească Statele Unite. Deja, de, deja sovieticii trimiseseră sateliți în spațiu pregătiseră pe Yuri Gagarin, da, Gagarin deja în aprilie 1961, Yuri Gagarin care a fost primul cosmonaut din lume care a ieșit pe orbita terestră, deci a fost o performanță extraordinară la care americanii n -au, nu au reușit să până atunci și și-au dat seama că pot fi depăși de Uniunea Sovietică și atunci au inventat o strategie s-au gândit așa, bă, cum facem că comuniști ăștia prin ideologia lor și că au foarte mulți sclavi care muncesc pe degeaba, care nu sunt plătiți efectiv, știi cum era la comunism? Că da, la da, muncă da, da. patriotică Îți dau doar mâncare de și de dormi Te au uh, rezerviștii la canal Sau Așa. la casa poporului Și, și... să dea șase luni acolo și să dea soldă Și, stădea și stădea nu îți nimic, dat. era o sclavie Când în Statele Unite trebuia să te plătească Și au zis bă hai să inventăm o strategie Păi ce strategie? Au mers pe două planuri Una Uh, au zis, băi, fii atent aici, trebuie să, să spargem cumva blocul ăsta comunist, Hai să, uh, pentru că chinezii mergeau pe comunismul naționalist al lui Mao, pentru că Mao reușise să unifice toate triburile chineze și așa a făcut China în 1947, după ce l-a învins pe Chiang Kai-shek ăsta care s-a dus în Mao Taiwan. Și așa Mao și Țau, cum știi tu. Și Uniunea Sovietică era comunism internațional. Și americanii, bă unii sunt naționaliști, unii sunt și tot, tot comuniști. Hai să îi facem să se bată între ei. Și atunci uh, Kennedy s-a apropiat foarte mult de China și pe canale uh, pe canale comerciale au început să ajute China astfel încât să capete, să capete independența. Au deschis practic comerțul și au redus taxele de nu, import da, că, ca, și ca să-și obțină independența să se poată bate chinezii cu rușii, cu sovietice și au dat seama Bă, pe sistemul roman divide et impera. Uh, deci se spune că moartea lui Kennedy a venit tocmai din motiv ăsta pentru că el a dat inclusiv tehnologia atomică chinezilor. Centralele atomice, bomba atomică a fost dată de americani tocmai pentru ca chinezii să se poată apăra și bate cu Uniunea Sovietică, să apară o fisură în blocul comunist așa și de atunci America a tot investit după moartea lui Kennedy a venit președintele Johnson la putere care a predus un pic comerțul cu China dar pe urmă în anii 70 a venit Nixon. Nixon a deschis și a dat seama că politica asta inițiată de Kennedy este extraordinar de bună și a deschis toate canalele diplomatice cu China. A băgat China în Națiunile Unite a început să-i dea tehnologie chimică petrochimică, industrie împrumuturi extraordinare Uh, și uh, China a început să-și facă prozeliți în rândul statelor comuniste. Unul din statele comuniste racolat de China este, uh, este statul uh, socialist român al lui Nicolae Ceaușescu. Noi am fost în siajul Chinei, întotdeauna noi n-am fost în siajul Uniunii Sovietice, pentru că toți comuniștii români credeau că pe Gheorghiu deci l-au iradiat sovietice și erau adversitate cu Uniunea Sovietică. și atunci noi eram prieteni cu chinezii de asta toate produsele astea chinezești veneau în spațiu românesc, stilourile chinezești, guma, tene și chinezești, maieurile, chiloții pe care i-aveam noi în vremea comunismului, ăia tetra erau chinezești, erau cu bumbac chinezesc. Și aveam tricou de albe chinezești, Da, frumoase. și toate erau cămăși, deci tot, foarte multe, puțină lume știe că Ceaușescu a luat credite fără dobândă de la Mao, tocmai pentru care erau venite tot de la americani. Tehnologia atomică, asta de la Cernavodă, Candu, canadiană, care o avem din vremea comunistă, americanii nu dădeau ei direct ca să nu se expună, dădeau prin partenerilor, prin Canada era o zonă americană, adică n-a fost niciodată a Unii Sovietice și, sau a chinezilor. Și canadienii ne-au dat nouă tehnologia cu acordul americanilor, de, de aici și deschiderea. Statele Unite pentru România, Ceaușescu s-a întâlnit cu Ford, cu Nixon, cu Jimmy Carter, adică a fost o, o politică de deschidere. Așa și de atunci americanii au continuat relația asta cu China dezvoltând-o foarte mult industrian, ajungând la nivelul anilor 90, după moartea lui Mao și venirea lui... Uh, Xi, uh, asta, Hu Jintao la putere și al lui uh, uh, Deng Xiaoping a ajuns o putere economică foarte mare dar foarte utilă America. Americii uh, China era și în Consiliul de Securitate foarte ascultătoare de America dacă vota America ceva și China vota ca America, era un fel de satelit american împotriva Uniunii Sovietice Da, au tăcut până sau uh, deci, uh... O, o mare piață de sfacere, că cea mai mare piață de sfacere a chinezilor era America și atunci de ce să mă pun rău, eu ți-am spus că eu nu cred niciodată că China Relația va intra în da. pentru că da. ei sunt comercianți, eu vreau să-mi vând marfa, <laughs> Deci să mă cer cu clientul să-l iau de gât, să-i dau un cap în gură când el îmi dă banul și îmi cumpără produsul și atunci China a tăcut, a mers pe burtă, a înghițit toate porcările americanilor până a ajuns o putere la fel de mare păi... ca ei sau chiar mai mare. Da, ăsta, Deng Xiaoping, la o conferință a Partidului Comunist Chinez din 1991, le-a dat o pildă chinezilor și a spus: Avem apă. Ok, George, că frumos. Și le-a le spus. Uh, noi uh, iau tot felul de povești cu tâlc. Le-a spus chinezilor, uh, tigru nu trebuie să iasă din desiș până nu-i cresc colții exact suficient de eu. Trebuie să stea exact ascuns în desiș, exact. să crească colții și de abia atunci da, asta China atace, a crescut știi? colții și a arătat colții. Pe de altă parte, americanii s-au gândit așa, bă, noi am mai distrus niște economii foarte mari care ne concurau. Vezi, Uniunea Sovietică, apropo de discursul lui Kennedy din uh, ianuarie 1961, și <sus> 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 că unul China este în colaps. <sus> Da. China într-un an de zile o să fie peste America, o să fie number one nu, stai puțin să spun, deci au existat niște precedente Uniunea Sovietică a amenințat Statele Unite ca supremație mondială economică în 1961, Kennedy a zis-o în discursul lui de, de investire iar în 1990 Japonia era gata, gata să depășească Statele Unite și Statele Unite au avut totdeauna niște mecanisme prin care au desumflat economiile concurente, păi japonezii au desumflat cu o bulă imobiliară fabuloasă Că pentru că prețurile în la un nivel și au, au, avut pârghile cu societățile de asigurări și cu firmele imobiliare să desumfle Japonia, pe Uniunea Sovietică a desumflat-o separând-o de China prin războiul ăsta ruso chinez Că să știi că a fost și un război ruso-chinez pe râul Amur în 1968, rușii și sovietici și cu chinezii s-au și bătut fizic cu armate, au fost niște bătălii acolo, pe niște insulițe după râul ăla. Deci asta trebuie să înțelegeți că America totdeauna a să-i lasă cum i-am bătut pe aia, o să-i batem și pe chinezi de data asta. Acum chinezii ce au făcut? Uh, au provocat un război în Europa, pentru că războiul ăsta pe Ucraina uh, n-ar fi început dacă rușii ai lui Putin n-ar fi primit asigurări economice de la Chinez că îi susțin băteți-vă, pentru că ei, ei au vrut să depărteze războiul cât mai mult de, de zona asiatică, unde au ei interese comercial Și au lăsat să vă băteți-vă voi în Europa, consumați-vă resursele și când vă epuizați, venim și noi și ne de, uh, facem noi condițiile de pace. Și asta e. Asta e ta, uh, cu poveștii ăștia. Mă tot întreabă unul obsesiv, e a patra oară când mă întreabă, deși am spus să nu mai repetați întrebarea că vă blochez, că dacă ești acoperit serii. Acum, la mintea asta, puțină la mintea cocoșului, dacă unul i-a acoperit SRI, o să spun aici în fața la 1400 de oameni că i-a acoperit SRI, Jicol, nu, ai care să... a fost terorizat, taxul a fost, Dumnezeu să-l bătut cu bastoanele de comuniști, că era împotriva comunismului și împotriva securității. El a ieșit pe stradă cu tabloul Ceaușescu mânjit în timpul Revoluției, a stat la baricadă la Inter și a fost în primele rânduri la Revoluție și noi o să -i întrebați dacă e acoperit SRI? Nu, dar gândiți-vă la altceva, toți toți ofi să presupune că sunt ofițeri, da? toți ofițerii SRI să pensioneze la 47 bani, 48 maxim. Eu am 55 oameni buni, îmi pe 17 de. Deci eram în cel mai rău caz sunt pensionar SRI. Deci n-aș avea cum să fiu activ. Așa pensionar că... acoperit. Da, și ca acoperit. Nu știu, acum sri dacă mai... Deși să zice că din servicii ești cu picioare înainte. Dacă intrați pe canalul meu de YouTube, am două clipuri apropo de servicii secrete în care descriu sistemul serviciilor secrete cu cunosc foarte bine sistemul ăsta pentru că prima mea soție cu care am fost căsătorit între 1990 și 1992 era fata șefului SIE, șeful Sie executivului SIE a vrut și el să mă racoleze și, de atunci să mă... Ai rămas nu, sau și vreau -ai să, să spun că m-am inițiat în secretele lor știu foarte bine cum funcționează eu sunt atât de deschis verbal să știți că securiștii sereiștii sau cum vreți să le ziceți din orice serviciu secret nu vorbe, sunt muți pentru că ei n-au voie să vorbească că trebuie să ceară aprobare pentru orice tâmpenie. Și dacă la 6 km din trebuie să aprobare. vreau să mă scarpin în nas, să ceară aprobare. Șeful, dacă mă scarpin în nas, că înseamnă ceva și zice, bă, mai bine nu te mai scarpina ca să nu interpretăm. Și vorba lui Alin, un pensionar acoperit înseamnă un mor că te acoperi. Deci, încă o eu sunt un om atât de deschis nu cred că a fost vreo întrebare pe care să-mi o adresez, la care să nu vă răspund, încă nu sunt bun de sistemul ăsta de securitate. Securiștii n-au ce să facă cu mine, că eu sunt antisistem. يا سنت موديل de transparență și de libertate de exprimare, care sunt lucruri incompatibile cu serviciile secrete. În serviciile secrete trebuie să fii mut și surt și să nu comuni, să nu te vadă nimeni. Stă, aș și fost ascuns sub masă, Sorin vorbea singura cu dacă eram în servicii. Deci, nu știu... cuvinte, cuvintele din tine, nu? Și mi s-a propus, într-adevăr, cât am fost ginerele acestui general care conducea SIE, mi-a podcast, puteți să vă uitați mă, la băiatule, podcast. Mă, băiatule, te fac locotenet major, deci eu am terminat caporal la armata, mi zis mă, băiatule, te fac locotenent major. Sunt mulți care au terminat soldați, armata și i-au făcut uh, colonei, fără să mai fi făcut uh, vreun curs sau vreun așa și bă băiatule te fac locotenent major, te avansezi la excepțional capitan, deci asta era până martie în aprilie te fac locotenent major, în mai te fac capitan și în septembrie te fac major mi se părea fabulos că comandantul unității mele la 1392 era artilerie MGD. Și, la mine la 01468 în Șimleu Silvan era maiorul Georgescu. Era un maior, noi ziceam moșu, dacă că era de vârstă cum, cât am eu acum. Și eram mai și mă gândeam, bă, cum să fiu eu maior la 23 de ani? Adică mi s-a faptul că eu sunt un om atât de liber și toată viața mea am fost liber. Eu iubesc atât de mult libertatea totală de exprimare și încurajez pe toată lumea să se exprime liber, să meargă liber, să, să, se, să folosească drepturile constituționale de libertate, ceea ce ar fi în, în incompatibilitate cu regimul... SRI, sri e foarte rigid și foarte strict, nu numai SRI orice da, serviciu. Margot, caporal după facultate, că doar dacă intrai din prima la facultate și făceai la TR care se înseamnă termen redus, atunci ai un fel de sublocotenent după armată, dar dacă făceai primat armata și după aia facultatea, nu îți mai dădea alt grad după facultate, tot și caporal, făceai... sau tot soldat sau tot da. sergent așa era regula Deci am picat la prima mea, primul meu examen de admitere am făcut armată, deci se făcea un an și patru nu? am luat la facultate din armată, pentru că m-am ambiționat și am zis, bă, eu trebuie să intru, că mă, mă cu capul mare la primul examen și am picat. Avem un podcast împreună, Puteți să vedeți toată istoria domnului Jicol, de la cap la coadă, cu, și cu armata, și cu aia, și cu aia, și cu aia, găsiți la pe canal. Bă, așa, și așa. Uh, 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 Flocea Cristian, domnul, bună ziua, domnul Jicol, ce părere aveți despre Mircea Joană? Credeți că va și președinte? era qual é que você por essa, domnul Flocea, păi era e întotdeauna cu noi. Deci, domnul Flocea, bineînțeles că va fi Mircea Joana președinte. Cred că la domnul Flocea îi place cum înjur eu și cum blestem și cum stă Georgica după emisiune până la 12 noaptea cu care și el o gagică și să aduce și el la un club să șteargă porcările mele când mă enervează Ștevan cu Mircea Joana și în jur jumătate de oră de nu mă pot să deci, mă opresc. Haideți să descriem un pic situația geopolitică ca să înțelegeți de ce trebuie să fie Mircea Joana președinte sau de ce altă soluție nu există pentru România luați-o deci din nordul României, avem așa, avem Slovacia, unde președinte este Fico, Filorus, a ieșit duminica, a ieșit Pelegrini, președinte tot Filorus, deci vorbim de Slovacia, la în sudul Slovaciei este Ungaria, al lui Orban, care și-a pus acum și președinte tot Filorus, că ei sunt în siajul ăsta Kino, uh, 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 chino rusesc. Știți că în la Budapesta deja patrulele de, de, poliție ungure, de unguri, de poliție maghiară, patrulează cu polițiști chinezi. Deci s-a dat lege în acum? sensul ăsta. Da, acum. Nu deci funcționează. În, Serbia... De funcționează. Nu, dar ca să... Sunt o, într-o frăție desăvârșită. Serbia alu Vucic, a președintelui Vucic este rusă din toate punctele de vedere. În Bulgaria trebuia să se facă acum schimbul, o rotativă similară cu la și nu s-a mai făcut, se pare că s-au băgat rușii. Ucraina e situația care ești cu Moldova, deci noi de jur în prejur suntem înconjurați de pericolul rusesc. Singura insulă occidentală în zona asta, la Marea Neagră, a rămas România și trebuie securizată din toate punctele de vedere. Nimeni nu mai riscă cu un ciolacu care este un uh, naționalist inhibat filorus, deci el e clar că va, va vrea să dețină puterea pe viață, deci o să adere la modelul. Uh, oriental cu putere pe viață, cum a, la care a aderat și uh, Victor Orban. Gândiți-vă că și Turcia, în sudul nostru, cu Erdogan, tot așa, deși a fost ajutat de americani, că el a fost fotbalist, l-au pus primarul Istanbulului, l-au pus premier, l-au pus președinte. Și mă când s-a văzut președinte, a zis, ia dați văd dracu, că eu țin cu turcii mei, știi? Adică, așa zic toți dictatorii, că până la urmă trebuie să-ți câștigi sprijinul popular și, mă rog, să mențin la putere destul de bine. Deci, spațiul românesc este, din punct de vedere geostrategic, extraordinar de bine amplasat. România este ultima siguranță uh, pentru Marea Neagră, că aici mai este Occidentul la Marea Neagră și dacă pică România uh, în zona ruso-chineză, pică și Georgia și Armenia, care sunt uh, tot alimentate peste Marea Neagră tot, de, tot în legătură cu noi și aici trebuie să vină un președinte sigur occidental care să nu trădeze. Gândiți-vă la ceva, Mircea Joana a trecut niște examene extraordinare în 2009 când Trean a furat alegerile din 2009, asta a zis-o și Joana și știm cam marea majoritate dintre noi, putea să injure pe americani, să zică m-ați păcălit, m-a strădat, l-a spus păsta și n-a făcut-o. Deci el a trecut cumva de examenul care în Biblie se numește blestemul lui Iov. Știți că lui Iov în Vechiul Testament îi dă Dumnezeu bubată, ia averea, îi omoară familia și el tot să roagă la Dumnezeu și îl slăvește pe Dumnezeu. Eu. Mircea John a trecut de toate examenele astea, a primit ca recompensă secretar general adjunct al NATO, care e o funcție extraordinară și pe, care o stă o, o decizie. Ce înseamnă funcție extraordinară în momentul când n-ai voie să faci nimica? E ca și uh, bancul ăla cu prunariu care a fost dus cu rușii în cosmos și la aeroport la o așteptat portele și avea mâna neagră și l-au întrebat, domnule, zice, e o boală cosmică? Nu, domnule, mi-au dat mâna că vrut să apăși eu pe butoane. Așa e și cu John la peste NATO. Mi-au dat peste mână rușii. Așa e și cu John la NATO. Face exact zero fix pic n-a făcut niciodată nimic de când e la NATO, la nu are școli... niciun fel de putere da, de da, decizie. Da, o funcție total onorifică, din cauza că România e într-o poziție geopolitică geostrategică. geostrategică și din cauza asta avem și noi o funcție de secretar general adjunct că dulapul la... visează el în mintea lui puțină și neuronul lui că o să ajungă vreodată el secretar general al NATO el nu are nicio șansă să, să fie acolo și Joana, după toată faza cu cele două ceasuri de la Vanghele cu toate scandalele de corupție, cu Cumnațul și cu asta e un om mânjit, un om pătat care oricât s-ar spăla și ar duce pe la podcasturi, pe la Bobonete, pe la Radu Țibulcă, pe la nu știu unde nu... Uh, Uh, știi care e treaba, deci americanii aleg pe cel mai sigur om din spațiul romesc ca să-l ca să, ca să sprijine uh, ca președinte. Nu aleg pe unul ca și pe dulapul care are dosare penale sau are schelet în dulap, cum are e, și Joana. nu are, nu cred că are, nu are? dosare penale. Are uh, scandal de corupție cu Vanghele care e dovedit Bă, cu 6 da, la vanghelie la, vanghelie 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 la pușcărie și pentru două ceasuri te bagă la pușcărie, hai să fim serioși. A luat două ceasuri la Vanghele sau n-a luat? Bă, eu nu știu dacă le-a luat, dar chiar și să să că le-a luat pentru S-a dovedit că a luat două ceasuri te ești... ești corupt. Da, asta Ești cum corupt, da. E corupt. Da. Ce să caute un individ da. corupt la președinția României? Gândește-te, Sorin, că el a condus PSD-ul timp de patru ani. Deci a fost președintele PSD-ului. Un, un, partid cinstit și necorupt de PSD deci a fost acolo, condus de Joana. N-ai cum să fii în PSD-ul ăla fără să fii corupt, pentru că așa funcționează PSD-ul ăla. Este un mecanism de corupție de la cap la coade, ca trichineloza aia de care ți-am povestit între om și porc, știi? Da. Să plimbă, deci n-ai cum să... lumea să schimbă subiectul. Da, ne rog. Nu, dar am explicat care sunt, deci indiscutabil, Joana va fi următorul președinte pentru că nu există altă soluție. Mă Ciuca... întreabă și pe mine cineva dacă, reco dacă sunt rec racolat. Cumva Sia a încercat să, acum cu tine a terminat, a văzut când era a racolat, aceeași om mă întreabă dacă pe mine a încercat să mă recruteze când am făcut cursul la FBI. Am făcut uh, facultatea în Las Vegas, în Nevada, și unul din cursuri în America. Nu vreau să lungesc subiectul, că nu e Hai tema. Spune -ne, Sorin, acum nu a... e tema zilei. Că știm că, uh, că vrei să ascunzi chestiunea. Da. Uh, tema zilei nu e asta, dar vreau să vă spun că uh, în America furatul sau uh, uh, trișatul sau ceva din cazinouri se consideră delict federal, pentru că ei zic că dacă tu furi de la cazinou, cazinou va da mai puțin impozit bugetului de stat american și afectezi bugetul țării. Afectând bugetul țării, înseamnă că ai comis un delic federal. Comițând un delic federal, nu te ia miliția, te ia direct FBI-ul și te bagă 20 de ani. Și atunci partea de uh, criminalitate economico-financiară și de amele anti-laundry money uh, am făcut-o cu uh, niște băieți de la FBI. Și atunci mi-am și dat un doctorat aici la Academia de Poliție pe criminalitate economico-financiară și amele anti-laundry money. Când a fost scandalul cu plagiatele de doctorate de la Academie, toți m-au zis, bă, dar nu ți -e frică, zic, domnule, e primul doctorat din România pe jocuri de noroc pe criminalitate economică financiară, nu mi frică că n-aveam de la cine să și dacă vreau, m-am muncit patru ani pe, pe teza aia de doctorat și nu mi-e frică că m-ar putea găsi cineva de plagiat sau de ceva. Și asta vreau să zic, prin 2001, când eram director la Hilton, au venit cei de la SRI cu un bun amic de meu care lucra pe vremea aia la Garda Financiară și după aia la ANAF să-mi propună să colaborăm și să fim uh, în relații foarte bune. Nu știu dacă vreau să mă fac ofițer sau doar să fiu sifonar sau ceva și am spus, domnule, eu nu pot să fiu uh un agent acoperit sau un informator pentru că eu vorbesc foarte mult, n-am limite și sunt un om liber și... N-am stăpân. N-am stăpân și ar putea să, a, 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 aș putea să vă aduc mari prejudicii pentru că eu nu mă pot abține să nu vorbesc liber și deschis și orice, n-am secrete, mă enervează oamenii care vorbesc în șoaptă, n-am furat de la nimeni niciodată niciun leu, n-a venit nimeni să spună că l-am înșelat cu ceva, am plătit și datoriile lui alții care i-am garantat eu pentru ei, nu doar ale mele, adică sunt un om liber și vreau să mor un om liber. Și atunci, în momentul cum a spus Ștefan, dacă te afiliezi unui serviciu secret sau ești informator sau ceva, ești controlat de alții. Pe mine nu m-a controlat nimeni niciodată în viața mea. Și când am fost director ani de zile sau șef sau ceva și aveam patroni, singurul uh, lucram ca tâmpitul 16-18 ore pe zi, ce am domnule, lucrez pentru voi până îmi dă sângele pe nas, până vă băgați peste mine. În momentul când mi-ați dat ordine sau mi-a spus să nu fac ceva ce, ce vreau să fac, am plecat pentru că eu sunt un om liber și nu pot să ascult... Ordine. Bine, tu și ești perfecționist și lucra, chestiunile lucrau. E... Sorin este un organizator de săvârșit, avea sute de oameni în subordine, totul era ceasornic, elvețian acolo. Tu știi că vedea la mine în vis. aveam da, 1200 era de oameni în subordine. Nici nu știu, fiecare avea traseul lui, știa unde să schimbă, deci care e ora. Deci aveam care... 1200 de oameni în subordine și dirijam doar din priviri, oamenii mă înțelegeam cu ei din priviri, nici nu trebuia să deschid gura, doar ridica mâna sau făceam cu capul sau făceam cu ochii sau mai și fiecare... Făceai... Sau, sau cum așa, voceai, da, ții că venea la mine Cum vizita. Zic, ave... <laughs> Foarte urât, sorin, gestul ăsta, nu știu cu da. ce sens avea. Așa și încă o dată Deci de să vă spun eu Cred că declicul pentru actuala guvernare Va fi data de 9 iunie Când ăștia își vor, își vor frânge gâtul Alianța Cine asta PNL-PSD Să te aude Dumnezeu, Doamne ajută Păi stai puțin că știi, audă, Dumnezeu, Apropo de ce Doamne, de ajute. simpatiile tale O să sar din lac în pus Că o să plece ciolacul și o să vină joană deci... Să plece PSD-ul și PNR-ul. Știi că Anton Panaro... Joana nu are șanse și nici nu cred că un candidat independent în România are vreo șansă de a uh, câștiga... Păi nu o să fie independent, că o să ia PSD-ul după 9 iunie. Asta ți explic. După eșecul alianței, o să ia pe Păi cum că a zis Rareș Bogdan că alianța asta o să fie... criminală o să ia 90% și o să fie pe 10 ani sau 20 de ani sau nu știu cât. Și Hitler credea că al treilea Reich o să dureze 1000 de ani și n-a mai durat Îi doresc decât... la Rareș Bogdan așa să fie de adevărat că iau ei 90% cum a fost adevărat că a zis el că după ce ajung la guvernare taie pensie speciale în maxim două săptămâni. Așa și spuneam că 9 iunie o să fie un duș rece pentru alianța asta, PNL-ul o să se rupă de PSD, PSD o să îl susțină pe Mircea Gioană în continuare, Ciolacu o să iasă din scenă pentru că nu are cum să candideze și Joana și, și Ciolacu pentru că se bat pe același electorat, ar fi un, un nonsens. Cum zice românul, nu cap două săbi o să bintroteacă. Iar cu chestiunea asta, cu schimbarea stăpânilor bucuria nebunilor, are Anton Pan o povestioară foarte frumoasă, că împăratul nebunește într-o zi și zice că Cortegiul funerar, când iese din curtea omului să iasă pe poartă, dar popa să sară gardul și toată lumea e indignată, domne cum preotul să sară gardul, hai să schimbăm împăratul și să duc ei și se roagă moare împăratul bătrân, vine fiul su care îi ia locul asta e povestea lui Anton Pan unul dintre cei mai mari colegători de folclor din spațiul românesc și vine al doilea împărat și zice, domne, nu numai preotul să sară gardul, ci și când trec cortegiu cu mortul să Sarăgardu. Sarăgardu. Și ăștia, aoleu, pe păi ce-am făcut? Era mai bun împăratul de dinainte, știi? Să roagă ei să moară și împăratul ăsta al doilea, moare și al doilea împărat. Fiu, bă, așa Și vine nepotul primului împărat Care dă o lege și mai draconică Ca toate casele să, să fie prevăzute Cu un coș mare de fum Și de câte ori moare mortul Și alaiu și cu Fumori preotul mortul. și cu mort Și cu coșciugul Cu mortul să iasă pe, pe coșul de fum și ăștia să gândesc, bă, da, zice, hai să nu ne mai rugăm să moară împăratul, că poate vin unul și mai tâmpit, hai să ne rugăm să rămână ăsta, chiar cu cea mai mare tâmpenie de până acum. Deci asta e o poveste foarte interesantă, care arată că oameni buni, tot ce vă faceți voi cu mâna voastră, contează, nu mai așteptați de la stăpânire și de la guvernare, respectați legile, încercați să inventați ceva, să păi fiți -ai deosebiți. în România nu se respectă legile, acum le spui la oameni păi după da, jumătate dacă... după ce ai zis că nu se respectă păi legea. legile. Păi nu se respectă pentru că fiecare dintre noi suscriem la nerespectarea legii și că acceptăm, dacă e vorba de noi, trecem de viteză, scrie la lege că n-ai văzut depășești 100 în localitate și majoritatea aceea, era că pe mine nu mă prinde și depășești 100. Și când vine polițistul la geam, încerc să-i dai șpagă, să faci ceva ca să scape asta, e tot o încălcare a legii până la urmă și dacă scrie la lege că n ai voie, de ce nu o respecti? Și pentru că fiecare dintre noi nu o respectăm, întreaga societate se transformă într-o zonă nelegiuirii și de asta suntem în situa Acum o ducem mai bine că vin banii ăștia, că suntem geostrategic amplasați extraordinar, de asta ar putea ca proprietățile imobiliare să nu scadă așa de mult ca în Europa și criza economică să nu fie atât de profundă în spațiul românesc cum este în Europa. Și acum vă mai spun un mecanism de ce se întâmplă în criza economică în prima fază să reduc locurile de muncă reducându-se locurile de muncă să mai puțin bani pe piață și uh, produsele uh, deci nu, nu mai sunt cumpărate toate produsele atunci magazinele, retailerii sunt obligate, sunt obligate să ridice prețul ca să acopere cheltuielile la anumite produse deci, cu cât ridică mai mult cu atâta sunt mai inaccesibile și criza se adâncește criza economică. Pe urmă, în faza a doua, văzând că nu se mai vând nici produsele alea, încearcă să, să, reducă prețul produselor. Noi suntem în faza asta în care se vor reduce prețurile produselor alimentare. Deci asta e faza în care suntem acum. Dar deja pe piață sunt din ce în ce mai puțin bani și nici alea nu mai pot fi cumpărate. Astfel încât producătorii și comercianții nu -și mai pot acoperi cheltuile și, încearcă, și, nu și nu o să mai aducă pe piață produse. Și asta e următoarea fază a crizei economice în care, spre care ne îndreptăm. Vom intra în spațiul Schengen și dacă da, se vor face bani, păi tot întrebați întrebarea asta, mai, ați mai repetat-o și pe alte live-uri și mi se pare o întrebare extrem de aiurea și de stupidă. Se vor face bani. Ce înseamnă? Apropo de spațiul Schengen, am venit acum cu Ștefan din Iordania și am avut conexiune la Roma și ne-am bucurat și noi. Zic, când, am, când am mers din Aman în Roma, zic, las că coborâm acum și suntem în Schengen, mai de unde? Nu, nu ne-au cerut o așa parte ca să intrăm în Roma. Ne-au ne cerut așa poartele și am, am intrat în okay, Roma Și după aia uh, era exact S ghișeu de poliție Până la terminalul de unde am luat noi avionul ca și cum n-am fi fost în Schengen. Deci italienii au ignorat total că România a intrat aerian în Schengen și am stat la coadă cu pașaportul în mână ca orice cetățean care nu este în Schengen. Care deci care e Schengen este Schengenul unda? domnilor guvernanți? Domnul Ciolacu a zis că am intrat aerian în Schengen. s a udat. Dar cei drept pe de ai cine otopen? mai ia pașapoartele? Cei drept pe otopeni nu ne-au mai controlat. Eu nu vorbesc de otopeni, da, eu vorbesc de Roma. Da, și deci, deci... Am venit acum de la Roma, eu cu Ștefan, concret, nu că am auzit că ne-a scris cineva și ni s-au cerut pașapoartele și am stat la coadă la pașapoart. Poarte, deși eram cetățeni Schengen, între ghilimele, deci... Uite, ne zice Emilia, 30 de rachete lansate din Liban către Israel. Deci Libanul este dominat, stăpânit de milițiile Hezbollah. Care, Hezbollah Partea aia dinspre ei, nu toată, adică... Da, cea mai apropiată. Nordul, nu? Nordul Libanului. Nordul Libanului, apropo, granița cu Israelul, eu cum, așa. Deci acolo este Hezbollah, care e una dintre cele mai dotate miliții iraniene, una dintre cele mai dotate miliții iraniene, s-ar putea să înceapă balamucul de aici. Dar v-am spus, Iranul vrea să puncteze personal ca să arate că să răzbună, nu merge să facă prin intermediari. Asta, asta e șahul pe care l-au dat izraelienii Iranului, că îi provoacă să intre direct în luptă, nu prin intermediari zic că hezbollah e de 100 de ori mai puternic decât Hamas, decât Hamas care funcționează în Gaza. Gândiți-vă că dacă războiul din Gaza e de 6 luni și armata israeliană nu reușește să-i stârpească pe Hamas, deși asta și-a propus, gândiți-vă ce problemă să aibă cu hezbollah care e de 100 de ori mai numeroasă și mai dotată. Dacă țineți minte, am pus și la mine pe TikTok și pe Instagram și pe Facebook și am spus și aici, Oameni buni, nu vă lăsați păcăliți de cei care organizează turul în Israel. Am spus acum trei săptămâni, acolo, că nu era așa mare pericolul, pentru că sunteți în mare pericol și oricând va izbucni un conflict. Uitați-vă că am avut dreptate, că bă, dar ce ai cu ea care organizează pelerinaje? Oamenii sunt conștienți și aviz de bani și de-aia fac pelerinaje ca să se îmbogățească pe spatele amărâților și dacă se întâmplă ceva, țineți minte că au fost o grămadă de pelerini români care au fost în Israel în pelerinaj și sunt oameni amărâți, oameni săraci, pensionari care au strâns un an de zile sau doi ani bani să-și meargă în Israel pe 700-800 de euro cât costă un pelerinaj și statul român pur și simplu a abandonat acolo și cine a vrut să întoarcă în țară le-a luat 300 de euro uh, la tarom care dacă n-ai avut 300 de euro să n a avut 100 de 100 împrumut, ai rămas în Israel efectiv pentru că statul român nu își protejează cetățenii cum fac alte state. În schimb, tot statul român care a recunoscut că a fost pus de UE a repatriat cetățenii ucrainieni pe gratis, adică cetățenii români au fost de lăsați de domnul Ciolacu în Israel abandonat sau să dea 300 de euro să se ducă cu Taromu și domnul Ciolacu i-a luat pe cetățenii ucrainieni și a repatriat pe gratis. Găsiți toate informațiile astea oficiale și când la au întrebat reporterii pe cu de ce a făcut chestia asta, a zis că așa i-a spus UE, dar de cetățenii matare români nu ți-a păsat deloc, trebuia să spune UE să ieși pe noștri pe gratis, s-a luat, v-ați bucurat, taromul care oricum sunteți pe pierdere, sunteți falimentare sunteți vai mama voastră de un 300 de euro de la un amărât care a rămas pe acolo pensionar, amărât și. Da, pentru că banii aia a dat UE, nu i-a dat statul român. Deci pentru ucraineni, încă o dată, deci, cazarea da, lor, uie, banii uh, de masă. UE de bani pentru cetățeni non-UE și pentru cetățeni UE nu de bani? Este un. Uh un caz de război. Deci ăștia pentru că au fost război. În război în Israel? Uh... cu ucrainienii? Nu înțeleg. Ce război păi era? de ucraineni păi ce treabă avea? Că ucrainienii erau la plimbare în, ca și românii în și în Israel. În, război, în Israel n-a fost război. -a fost păi bun, și atunci cetățenii UE îi abandonează acolo și lei le 300 de euro și pe aia non-UE îi... Uh, uh, îi duci în România pe gratis că e război în Ucraina Ce trebuie avea ăla dacă era, era în Ucraina să lupta acolo în război Nu era până Israel să plimbe pe la locurile sfinte, nu? Apropo s-a modificat acum legea de încorporare în Ucraina Și de unde promiseseră că orice soldat ucrainean după 36 de luni Va fi lăsat la vatră și nu va mai fi chemat în armată Acum au scos clauza aia Se pare că rămâi în armată până mori deci o să fie, ați văzut că sunt în și în spațiu românesc, deja Brăila și Galați, în Brăila și Galați au venit deja ordine de Încorporare uh, cumva de Rezerviști. Rezerviști, da, care până la tot e o formă de Așa, deci războiul se apropie din ce în ce, apropo cei care, cum ești tu, care nu crezi în război, dacă n-ar fi un pericol real, nu s-ar, statul n-ar cheltui bani să-i încorporeze pe aia, păi trebuie să le dea mâncare, haine, să le Păi da, dar mâncarea asta și hainele sunt uh, furnizate de niște băieți care fac niște bani. Nu-i chiar așa, că sunt bani europeni. Bani bugetari, de, de, la buget, știi? Uite, ne întreabă cineva, Ana Maria Crăciun, bună seara, fiul meu a fost diagnosticat cu o boală autoimună gravă și are Mi nevoie de, de, tratament de 6.000 de lei pe lună de contate de CNSAS. Dacă o să vină vreo nenorocire peste noi, ce poa, se poate să cadă ceea Sigur că se poate să cadă, pentru că dacă statul intră în colaps și la cum face de Marcel și cu cum îl cheamă pe la păciucă, cum îl cheamă numele mic? Marcel și Costel, sau cum e cheamă? Uh, Ce, uh, cum îl cheamă băciucă? Ciucă Ionel și, mai cum? Ion, Ionel și Marcel. La bar n-am cum îl cheamă băciucă al nostru. Uh, dacă ăștia e... merg în continuare și ne mai țin la putere și așa statul va intra în colaps și va fi în incapacitate de plată și automat se poate să cadă nu, și uh, doamna, îmi pare rău de nenorocirea asta Nicu cheamă, mă, să... Nicu. Nicu și Marcel, Nicu da, Nicolae Ciucă. Nicu și, și, Marcele. Marcele. Nicu și Marcel. Da. Coaliția fantomă. Da, pe cheamă și Ion. Așa, ce, de ce vreau să-i răspund, doamne, Ana Maria? Războiul este groaznic. Fiul dumneavoastră pare marele ghinion cu boala asta imună, autoimună, dar are marele noroc însă ce pe front. riscul de a muri pe front este... Femeia te întreba întrebat altceva, știi, va da, răspunde femeia da, întrebare. Există da, posibilitatea da, sau... Da, da, bun, da, da, că are clar. noroc să meargă ca bulă cu ăla, cu... Platfusul, nu știi? Da, cu povestea Zito. A venit la bulă ordin de recrutare și când a auzit, i-a zis C un prieten, bă, dacă ești, ai o problemă fizică, nu te mai apă front. Și bulă s-a dus cu toporul în curte și a pus două dește pe butuc și a tăiat două dește și s-a dus la recrutare acolo, prietenul lui a așteptat afară și nu, cum îi te-a recrutat? Nu, păi de ce? Am platfus, știi că nu te recruta în armată cu platfus. Deci a tăiat degetele degeaba. Da, nu e de râs în cazul ăsta al doamnei. Nu, dar ți-am spus că nu avea asocieze. nicio treabă cu... Da. Deci războiul e cea mai groaznică experiență umană. Toate tragediile pe care vei le imaginați, crime, violuri, foamete, toate sunt posibile în război, le-au fost întotdeauna prefigurate în toate religiile și în toate teoriile politice, religioase, sociale ale lumii. Dacă o să vină războiul și la noi, o să fie îngrozitor. Deocamdată trăim o label epoc pentru că vin foarte mulți bani europeni, nu avem sacrificii decât benevole pentru că sunt Militari care se suspendă din armată sau din servicii să se duc să lupte pe răspunderea lor în Ucraina, că și au niște bani mai mulți. Deci, să sperăm că se va termina chestiunea așa. Vine Trump. Unde vine? Asta, asta e o chestiune foarte importantă. Uite, David Cameron, care este ministrul de externe al Marii Britanii, el a fost și premier al Marii Britanii și în Marea Britanie există o regulă că n-ai voie să fii ministru dacă nu. Ești în Parlament dacă nu ești parlamentar și David Cameron nu, e, nu mai era parlamentar, că nu mai fusese ales pe listele Partidului Conservator dar avea o experiență de, ex, de, politică externă foarte vastă și bă, cum să-l facem pe ăsta să fie ministru de externă și l-au făcut lord, l-au trecut prin camera lor zilor pentru că parlamentul englez e bicameral cu, camera, cu deputați și lords, l-au făcut lor și l-au pus ministru de extern. Și acum ce să vezi? Să duce în America să ceară bani pentru Ucraina pentru că Anglia este un cel mai mare sprijin, susținător al Ucrainei se duce să ceară bani să deblocheze fondurile astea care sunt, care, pe care americanii nu vor să le dea și unde crezi că se duce prima oară? Se duce la Mara, la Mara Lago la Trump prima oară deși Trump nu are nicio funcție publică. Deci David Cameron ăsta, ministrul de externe al Angliei, al Marii Britanii, se duce la Trump, deși președintei Biden. Dar Trump e cumva reprezentantul republicanilor și republicanii se spune că blochează în congres uh, atribuirea celor trei 30 de miliarde sau nu știu cât vor să dea, Domnă, 90 de miliarde. Seara, domnul Ștefan, ce să mai mâlinioară ai, aude? Domnul George Cosmin, dacă nu, mergeați la școală, lasă-mă la. las în pace să vorbesc, Ștefan, de ce mă Pentru că pe mine, de, în străinătate. Și poate... Dacă e străinătate, nu înseamnă că trebuie să scrie uh, analfabetisme de astea. Mai să scrie legat. Vreau să-l învăț ca să nu mai fi analfabet și mă se scrie dezlegat, mai auzit, adică pe mine. Când mă, ăla înseamnă mine, atunci se scrie mă, linioară, ai. Când scrii ai la Aude, înseamnă că n-ai fost la școală și că nu ai ce să cauți să întrebi prostii aici, cu sangal sexual, cu lelea oanță și cu alte prostii. Dacă omul avea un dram de creier și mergea la școală, nu întreba porcării de astea pe Nu, stai să Și să nici nu scria mă linioară, uh, dacă ar fi existat o hărțuire sexuală reală, este infracțiune în codul penal. Ea și fost la pușcărie. A fost invenția unei doamne care avea vreo 10 milioane de euro pe mână anual. Și care, căre... și-a pus o măsă și pe soacră, să la 70 de ani, experte guvernamentale ca să dea nu știu câte mii și de euro pe lună. Și pentru că i-am tăiat banii, femeia încerca să inventeze un scandal Deși nici sexual. nici nu arăta bine, nici nu era sexoasă, nici nu era tânără, nici nu era nimica, dar ca să poată așa facă așa. să facă cumva să-i facă rău la jicol care i-a tăiat uh, uh, cașcavalul și nu mai putea să ciordească s-a răzbunat pe el și atunci vine și... nenea mâlinioară ai să întrebe porcării de astea aici la mine pe chat s-au gândit că am și o vulnerabilități dar domnul cum vă numiți să știți că dacă nu... avea minte nu te întreba domnul George ceva. Cosmin, nu candidez la nimic chiar dacă aș fi un agresor sexual cum bănuiți dumneavoastră na, nu vă agresor sexual <laughs> dumneavoastră sunteți la distanță adică ați scăpat de agresiunea domnul a... mâlinioară ai ați scăpat de agresiunea mea sexuală deci nu pot să vă fac nimic deși mă este <laughs> Așa, eu, eu le iau apărare pentru că după o ședere foarte îndelungată în Occident, îți pierzi dexteritatea. Și dacă eu stau în Italia de 30 de ani, mai am voie să scriu în română, normal că aveți da, voie. pentru că nu și, mai aduce aminte. Uh, nu există așa ceva, dacă ai fost la școală uh, și ai învățat cât de cât un pic, n-ai voie să scrii mâlinioară, ai deslegat, sub nicio formă, indiferent cât stai. Azi am făcut un, un vlog în prima parte a zilei, o, un tur prin uh, istoria evreilor din București și uh, istoria comunităților evreiești cu Damian Amfile și uh, discutând cu unul din administratorii una, unei sinagoge acolo spuneam de evrei care nu vorbesc limba ebraică, dar vorbesc limba germană sau română sau americană sau de unde sunt ei de acolo din țară și ne-am adus aminte de mulți evrei din Israel care copiii sau nepoții s-au născut în Israel și vorbesc românește în familie pentru că au plecat din România și vă o paralelă cu românii nu, unii, nu toți, unii români care sunt în Spania sau în Italia s-au născut copii în Spania sau în Italia și nu leagă două vorbe în limba română. Tu momentul când îți tai rădăcina ta ca individ, ca om, nu mai există, nu mai e identitate. Nici spaniol, nu o să te vă niciodată spaniol. Tot român de Copilul ăla va fi fără identitate. El nu va, ști ce este el de fapt, că e spaniol, că e român. Spaniolul o să spună că e român, el nu știe românește, deci îi tăiați din start de cine copilul. Oameni nu vă renegați origine. Aveți copii născuți în Spania, învățați-i românește corect și dați-i la școală în limba română, că este și în Spania și în Italia. Așa cum evrei care sunt evrei de felul lor și au copii născuți în Israel, au învățat limba română, nu neglijați, e foarte important ca și copiii voștri să vină să vorbească românește acasă când vin, chiar dacă stați în Spania, chiar dacă nu mai aveți de gând să vă întoarceți în România, este rădăcina voastră, este țara voastră, este originea voastră, nu negați acest lucru, pentru că un om fără origine este un paria, un om al nimănui, niciodată nu o să fiți spaniol, jet be nici spaniolii sau italienii sau englezii nu o să vă considere englez, british de nu știu care. Învățați-vă copiii românești și să scrieți să vorbească corect în limba română. Da, Sorin, dar eu mi-aduc aminte că tu în anii no când te-am cunoscut, eu în 92-93, vorbeai germană foarte bine și acum dacă te pun să vorbești germană... Păi nu e limba mea maternă da, și dar nu mai interesat. E. poate nici omul ăsta nu e româna limba română maternă, poate că nu e Poate un... e ungur sau neam sau da, francez învăța, sau... Să română special ca să intre am, cu noi în Pe internet, o fi ăla Moody, deci, lui Maria Marcel din Zanzibar. Spui, știi ce riscăm noi acum? Să blocăm foarte multă lume care ar vrea să scrie care are dubii cu privire la siguranța Caus gramaticală. Dacă vrei să scrii ceva, să te vadă 1500 de oameni cât ești de prost ca pe Google cum să scrie corect nu, nu, Și scriu nu. de pe Google, Eu corect Eu încurajez să se exprime pentru că așa. Adică încurajezi mai aduc... de analfabetismul? Da, acum nu te spăra. Având în vedere că avem un premier Care și-a luat Eu consider că la mine pe chat sunt oameni extrem de deștepți Extrem de cult și extrem de uh, Bine informați Asta, asta și atunci e indiscutabil a, că sunt În momentul când vine unul și scrie mă linioară, nu știu ce Deja mă deranjează, mă zgârie pe ureche pentru că știu că urmăritorii mei sunt oameni care uh, uh, au cât de cât o cultură și un nivel de uh, civilizație. Mă întreabă sonor johăți, proiectul maghiar. Ce spuneți dacă domnul Victor Orban sau un om la fel ca el ar fi premierul României, cum ar fi țara noastră acum? Păi e foarte discutabil. Gândiți-vă că Victor Orban cu fidesul lui a fost ajutat de Statele Unite timp de 10 ani enorm, enorm, adică a primit un sprijin extraordinar, de asta Ungaria a fost primită și înaintea noastră în Uniunea Europeană, NATO, i s-au alocat fonduri europene extraordinare cu mai mulți ani înaintea noastră, dar el nu s-a săturat de putere, deci orice dictator când ajunge la momentul în care trebuie să renunțe la putere, pentru că așa, asta înseamnă democrația să stai un mandat limitat nu mai vrea să plece și atunci inventează ceva ca să rămână Victor Orban este un dictator din punctul meu de vedere pentru că nu vrea să plece de la putere, eu cred în opinia mea că democrația presupune schimbarea Ei permanentă -a votat 70, 80 Păi l-au cu 70-80% pentru că avut... de câte ori a încercat Uniunea Europeană sau America sau oricine să impună niște chestii care erau împotriva poporului maghiar, Orban a avut cohoneți și s a opus și față de dulapul se... nostru care a, a, a care dat și deci, s-a plecat. Și care e deosebirea între noi și maghiare acum, Sorin? E vreo deosebire majoră care o vezi tu că bă, e important, a, a descoperit, a luat premiul Nobel. De deci ce l-au votat dai. ungurii cu 70% dacă zici tu că e dictator și că nu era bun? Pentru că ungurii din totdeauna au avut o personalitate, ești din comunii, gândește-te că și în primul război mondial și în al doilea război mondial au votat împotriva Franței, împotriva, au luptat împotriva Franței, împotriva Angliei, împotriva Americii, au o adversitate nativă și omul ăsta le-a descoperit pentru că Orban nu e prost, a terminat Oxford, a terminat facultatea de uh, filozofie. Fie tu și politică de la Oxford. Cu el, păi, da, da, vreau să spun că el a găsit un filon de sensibilitate prin care i-a prostit pe că el să rămână la putere, că de fapt el asta face. El rămâne în continuare de de, de 15 ani și când la putere. Și a încercat UE să impună ceva, noi ne-am dat bandele jos, când a încercat UE el... să impună ceva la Orban, și el a acceptat a până la urmă, nu. a zis că nu, nu primește Suedia și Finlanda în NATO și până la urmă le-a. Păi, eu vorbesc de UE, nu de NATO. Și de, și de UE la fel, a zis că domne nu sunt de acord cu nu știu ce și a ieșit din sală ce să este clar, cum spune și Ștefănescu Valentin aici, că Orban este un naționalist care și iubește țara. Iohannis din prima zi de la mandat și până în ultima în cei 10 ani ne-a vândut în fiecare zi de câte ori a putut și bă bani de nimic sau pe gratis ne-a vândut. Eu cred că dacă a făcut-o în primul s-a vândut el pe el. De deci ne a ne afectat a... și pe noi. El singur a ieșit păi public da. și a spus că România este un stat eșuat sub conducerea lui. Deci da, e clar să... că el s-a dus într-o direcție greșită și a eșuat statul dacă, român. Dacă te uiți la PIB, așa cum, cum e publicat, există o statistică la nivelul Națiunilor Unite, noi avem un PIB pe cap de locuitor mai mare decât al Ungurilor în 2023-2024. Am depășit ca producție industrială Ungaria, ceea ce e mare lucru. Deci nu știu dacă, nu știu ce a făcut Orban ăsta pentru ungurii lui sau uh, Iohannis pentru românii lui, dar până una alta noi stăm mai bine. Bine că suntem amplasat strategic mai bine și acolo -au, au încercat să le devalorizeze moneda, să le tulburez. Gândește-te că la ultimele alegeri partidul ăsta Fides al lui Victor Orban a, a, candidat împotriva, a luptat cu toate celelalte, cu tot spectrul politic. Până și băia uh, nu știu cum dracu, e un partid de extremist la ei, nu știu cum se numește, pe nu și el a luptat împotriva, împotriva lui Orban și tot i-a bătut. Dar el a venit cu discurs naționalist, ăsta e cel mai al dracului, Nu cu cred ideologie. că ungurii sunt așa de proști să fi pus botul doar la un discurs și să nu fi uh, apreciat și ce a făcut Orban pentru Ungaria. Crezi că n-a făcut nimic doar discursuri? Crezi că oamenii sunt așa de proști să-l voteze la nu știu câte le mandat? doar pentru discursuri, fără să-i făcut nimica sori, pentru ei. Sorin, lumea e foarte ușor de prostit cu discurs naționalist, că nu promiți nimic. De fapt, inventezi un dușman Păi da, dar te votează odată, a nu, doua oară, dar nu și a treia oară. Există o frustrare a ungurilor, pentru că ei au pierdut foarte multe teritorii care actualmente sunt în Slovenia, sunt la sârbi, sunt la români, din primul după primul război mondial și frustrarea asta E, e alimentată de Victor Orban le spune eu, vă dau înapoi teritoriile pierdute de Ungaria Mare și vă dau și vă fac, suntem cei mai grozavi și lor le place ungurilor, chiar dacă așa le, le face și Putin rușilor chiar dacă mor de foame sau le, 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 le mor pe front 200 de oameni pe zi le promite că le face Rusia Mare care o să ajungă până la Marea Ce părere aveți despre Partidul Diaspora Unită? Aveam o părere foarte bună până la au luat Păcălinescu, când l-au luat călinescu cu ei au dat cu muci în fasole sau au pus rahatul pe tort nu, Sau de conspirație cine, cine sunt, exact. Adică, în momentul când l-au asociat păcălinescu cu ei, au terminat-o cu foarte multe procente, cu foarte multe voturi și cu toate au dezamăgit majoritatea electoratului. Nu știu cum se numește partidul ăsta de extremă. De Fides, și, Fides. Nu, Fides. La Uh, mai unul Uite mulțumim, am ajuns la un ca, 1000 de like-uri, ceea ce e mare lucru Și 1500 de urmăritori avem în momentul ăsta Sorin și uite... Are dreptate cineva, nu te supăra Ștefan Nu mă interesează ce PIB avem pe cap de locuitor Dacă cei mai mulți dintre români uh, Sunt sărați și lucrează pe minimul pe economie Are dreptate omul Adică degeaba spune mie ciolacul la televizor Că a crescut PIB-ul și conduce în ce în ce mai bine Că eu mă uit în buznar și gol Sau mă uit în plasă de la piață și e, e goală da. De spun că și discursul ăsta ține cu așa prostește omul până începe stomacul să-i de foame. În momentul când îi chiore stomacul de foame și vede că nu are ce mânca, Deja nu mai poți să-i spui că tot duci bine Sorin, sau că trăim am crescut mai... economic sau trăim nu știu ce cea se mai întâmplă. prosperă perioada României ever din istoria României, momentul de față. St în ce? Acum, trăim cea mai, uh, cea mai prosperă perioada a României. Auziți, oameni buni, să nu vă mai de... aud că vă plângeți că e sărăciești, și că nu aveți bani și că nu mergeți în concedii în Bahama sau undeva, că domnul Șicol spune că e cea mai prosperă perioada României din istoria post decembrie. Sorin, uite-te la cursele aeriene după pe Otopen, sunt mai, sunt mai multe decât. Ai e... defectat la Ciolacu? Nu, dar nu are legătură cu cealaltă Vin miliarde și miliarde de euro zilnic s-au dus la tine România. sau la mine sau la oamenii ăștia de păceat? Păi undeva să duc. Să duc la Ciolescu. noi nu producem nimic. Sorin, produce România ceva zi, avem un produs la cu care, care să... Avem 400.000 de femei care fac videocea și olifans Păi, da, avem ceva, nu? Știi că se zice că Traian, când a cucerit Dacia, a dus 500.000 de, de hoți și prostituate în Dacia ca să să strice structura Dacilor. Care Cine l-a era... exclus pe Alex Ghițun? L-a exclus tu pe Alex Ghițun? Nu, ne... să, să... Nu cred, cred că este programul ăsta de autocorectare, dacă nu scrieți M linioară, ați exclus programul meu de la YouTube crede că a scris mațe și mațe nu e un cuvânt foarte frumos și vă exclude. Deci trebuie să scrieți mă linioară ați, mă pe mine. Întotdeauna când mă este folosit ca și mine, se scrie mă linioară ați, mați exclus. Dacă scrieți, probabil că am setat eu un program de ăsta că dacă nu se scrie corect, vă exclude automat. Deci aveți grijă cum, cum scrieți. Deci ungurii în momentul de față știi că au făcut pactul Se vede ăsta. în ceasă, zice Georgica, se vede în ceasă. Resetează-ți computerul, Georgica. Păi nu la... Georgica se vede bine și la mine. Nu, nu Georgica, nu se vede în ceasă, se vede bine. Nu, la omul nu. ăsta care zice să vede în ceasă. Da, poate că reduci pixelii să vezi mai bine poate cine știe ce semnal ai. Nu, e foarte bun semnalul. Deci hai de să ne gândim un pic la situația României Deci în momentul de față, miliarde și miliarde în diverse forme Intră în spațiul românesc doar pentru că suntem un avampost. Jobic, s se pronunță Jobic, da, Jobic, da. Aia, da Mulțumim, domnul Covaci Chiar și Jobic ăștia au luptat împotriva lui Orban Deci s-a adunat tot spectrul politic, absolut tot spectrul politic Să lupte împotriva lui Orban Și Orban i-a bătut pe toți ăia Pentru că el a venit cu un mesaj ideologii care i-a pus pe ungurii în fund, cum s-ar zice, sau pe românește, în curia, așezat pe toți în cur. Bă, cu ce vin eu voi n-aveți, știi? Să știi că discursul ăsta ideologic-naționalist e extrem de penetran și de puternic. E mai puternic decât la comunistoid. Războiul rece putea fi pierdut de americani pentru că uh, spionii sovietici nu erau plătiți, aia făceau de plăcere, făceau pe ideologie așa și naționaliștii ăștia, uite în războiul civil din Spania din 1936 alu Franco, naționaliștii care luptau acolo nu erau plătiți erau mobilizați, chiar dacă mureau ziceau bă, eu, eu lupt pentru țara mea pentru patria mea, este o chestie care te scoate din uzul rațional deci nu din funcționarea rațională și foarte mult speculează chestiunea asta, atenție la naționalism pentru că nu e ceva rațional, logic, nu înțelegeți de ce să faci asta. Eu vă spun ceva, o să ziceți că sunt rădător, că sunt japonez, că sunt agentul Mossad, să știu care naiba. Ești rusofil. Da, sau rusofil, sau nu știu ce. Oameni buni, eu, pentru mine, dacă ar fi România cât Luxemburgu și ar avea PIB-ul Luxemburgu, atât aș vrea să rămână. <coughs> nu mă interesează că e România de aici până la Vladivostok, că nu mă interesează să, să fie atât de mare. Ce să fac cu ea atât de mare? Mă interesează să fie bine, să fie funcțională, legile să fie aplicabile, să avem o, un stat de drept. Asta mă interesează pe mine. Nu cât de mare e România. Cu asta măge putin Putin pe ruși. Bă vă fac tarlau mare, vă fac guvernia mare. Uite, mai cucerim un județ, am mai luat o stradă din. Domba sau nu știu de unde. cu cel încălzește pe la din Vladivostok, Dombasul acum e al rușilor. Cu absolut nimic, dar e o, nebunie care nu poate fi explicată rațional. întreabă cineva dacă am slăbit, ați remarcat bine, am slăbit vreo... M-am gândărit azi dimineață, într-o lună, 8 kg, mănânc doar o dată pe zi la prânz. Chiar s-a mirat și Ștefan că a fost în Iordania împreună și am mâncat doar o dată pe zi la prânz și mă simt foarte bine. Adică am slăbit 8 kg, și mai vreau să slăbesc încă vreo 10, adică în continuare mănânc doar o singură dată pe zi la prânz, între 1 și 3, să zic, maxim și după aia nu mai mănânc nimic. Vreau să vă spun oameni buni care o voință extraordinară, eu de multe ori mergeam la restaurant, eu mâncam și mă simțeam destul de prost și el nu mânca absolut nimic. Deci nu că mânca o măslină sau... Nu mânca absolut nimic. Deci are o voință, cred că vrea să se ducă la Miss Univers, la Miss, Mister, Mister. miss Gay. Sau ești... Miss, Dacă mă la Miss, trebuie să-mi pun Da, nu știu, ce unde să vrei părul lung. Să, nu știu unde vrei să te duci, dar ceva, ai tu un plan cumva. Eu vrei să candidezi, ceva spune-ne. Am voință spune -ne. de fier în momentul când îmi pun ceva în cap. Altfel nu puteam nici să țin scoapă cu apă 5 zile de 2 ori, nici să mă las de fumat după 3 pachete pe zi, adică la toți fumătorii care le spun că eu am fumat 3 pachete pe zi, fumam 16-18 ore pe zi și m-am lăsat de a doua zi și n-am mai pus țigară în gură, deși 5 ani de zile, dacă fuma ceva lângă mine, venea să-i smul țigara din mână și să o bag în gură și am, mă trezeam noaptea după vreo 2 ani de zile că sting țigări în scrumiere și mă trezeam transpirat și speriat că m-a apucat de fumat. Și eu în momentul când îmi pun ceva în cap, eu sunt ca soldatul sovietic care merge cu sigara prinsă bă sub apă, deci nu există să nu reușesc, adică mi-am pus asta, domnule de mâine nu mai fumez sau nu mai mănânc și nu mai mănânc, gata, nu incotează că vii cu mine cu fripturi, că mi le dai pe la nas, că nu știu ce, grad? La revedere! <coughs> Studio Tricolorul, proiectul național, spune Domnul Jicol bate câmpii cu grație, ca de obicei Domnule Tricolor, Dar de eu, ce vă mai uitați la noi? Nu, stați să vă zic ceva, eu nu candidez la nimic, nu vă periclitesc, nu vă gestionez banii publici Nu fac nimic care să vă afecteze Chiar dacă bat câmpii, bat pe tarlaua mea, nu vă deranjez cu nimic și E, drept e opinia asta. lui, și v-am spus ceva foarte important, oameni buni, poate că ați uitat. Sunt unul dintre cei mai tâmpiți, mai proști și mai, mai, mai ticăloși astea, oameni pe care i-ați întâlnit. Este... De fiecare dintre noi avem o ticăloșie suficientă cât să fim cei mai ticăloși și contează cât o zgândă ticăloșia aia, cât o scoți la ivea uh, noi aici discutăm liber și ne contrazicem și ne dăm fiecare cu părerea. Asta nu înseamnă niciunul am afirmat că noi am dat ora exactă, că am inventat abacaldă sau că am dat gaură la macaroană. Noi o să vă uitați la noi, la discuțiile noastre, extrageți ceea ce credeți că este constructiv și este bun sau asta normal că greșim, toți greșim și Ștefan și eu și toată lumea greșește dar important e că discutăm și extragem idei, dacă n-am discutat nu ne-ar veni așa din discuții și din discuții cu voi și cu întrebările voastre discutăm constructiv și cred că putem să tragem niște concluzii împreună. Ferenc Fazecaș aberați... Ferenc, Ferenc Ferenc Fazecaș, nu mai aberați despre Orban, sunteți incredibili. De deci v-am spus asta fiecare om are dreptul la opinie asta e părerea mea că Orban este un naționalist care nu vrea să plece de la putere care nu acceptă schimbarea puterii democ gen democratic exact cum e în Corea de Nord. Kim il l-a pus pe Kim Jong-il pe fisul Kim Jong-il care la rândul lui l-a pus pe Kim Jong-un ăsta care e acum grăsunelul ăsta. Deci este o, o să fie o dinastie copiii lui Orban or să conducă mai departe, deci nu, eu nu pot fi de acord, cu, eu cred în democrație în sensul că trebuie schimbată puterea permanent, pentru că omul într-o funcție publică deprinde viclenii și e obligat să facă tot felul de ticăloșii pentru a se menține la putere, în Grecia antică, în vremea lui Solon, lui Dracon se schimba în fiecare an conducătorul Atenei, n-avea voie să stea mai mult de un an deci Din cauza asta, da, da. ca să nu deprinzi weekend pentru că tu ești tentat să-ți aduci neamurile, prietenii, să furi, să-ți faci avere pentru tot neamul o mie de ani de aici înainte. Pentru cei care ați intrat mai târziu, am anunțat la început că am fost solicitat de Prima TV să intru puțin în direct la ei în emisiune ca să discutăm un pic de sloganul ăsta PSD-ului că au omorât jocurile în noroc și păcănele și eu atâția ani de zile lucrând în domeniu și fiind specialist și având un doctorat în domeniu sunt solicitat tot timpul de presă ca să-mi dau cu părerea și o să intru în direct de aici de pe live, adică nu vreau să închidem live-ul, o să mă sune de la prima, intru în direct, o să auziți ce vorbesc cu ei și după care o să continuăm live-ul, probabil că acum la 9 sau la 9 și, și un sfert. Da, ne bucurăm că ești o persoană publică și chiar sunt curios ce o să le spui pe jocuri. Dar oricum ar trebui să faci o introducere, că s-a dat o dat, de s-a o, 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 lege în care psd au și făcut un slogan electoral și au pus trandafirii PSD-ului că au scăpat România de, de... păcănele, ceea ce e o mare minciună și n-au scăpat România de păcănele, n-au interzis jocurile în noroc în zonele sub 15.000 de locuitori decât păcănele, au rămas pariurile sportive, au rămas alte tipuri de jocuri de noroc, deci Practic, praf în ochii lumii și slogan electoral dat de PSD n-au terminat cu păcănele și au și băgat acolo că 90% din orașele României nu mai au păcănele, dar sunt 80.000 de păcănele, probabil că o să închidă vreo 10.000-15 10 pe cei care au avut firmele care au avut în orașele mici o să le mute în orașele mari pentru că au dat niște bani pe licență care nu sunt puțini, sunt vreo 4.000 de păcănea pe an și oamenii nu vor să-și piardă bani și atunci o să le ia cu camionul și o să le ducă de la sate la orașe să se mulțească păcănele în orașe. Deci n-a rezolvat PSD-ul Cam asta e discuț, discuția cu de la prima. Domnul Songor, iuhați. Se vede că n-ai pronunț... fost din ardeal ca mine să știi să da. citești uh, un gureș. Songor, iuhați. Un proiect tot în domnul Maghiar. Mă bucur că au intrat omagheri, se aseamănă aur cu fides? O întrebare foarte interesantă și nu. cu plină de tâlc. Vreau să spun că, să știți că foarte multe programe, da, se aseamănă aur cu fides și vă spun că foarte multe programe imperiale, ca să le zic așa, au fost aplicate simultan sau la un decalaj de timp în România și Ungaria. Și vă dau exemplu, planurile germane al lui Hitler, Margareta 1 și Margareta II. Deci când, în momentul în care care frontul sovietic avansa, vorbind de anul 1944, Hitler a făcut împreună cu strategii lui două proiecte, Margareta 1, aplicabil pentru Budapesta, în caz că se dă o lovitură de stat și se ia puterea în Budapesta, pentru că acolo era uh, uh, amiralul ăsta, uh, cum îl cheamă păsta Așa, și la noi era Mareșalul Antonescu. Horti? Horti, da, bravo, Sorin. Care fusese, și mai de că nu știu istorie, că care am, fusese, cinci la istorie la al Austro-Ungariei în Croația, pe coasta Dalmată. Așa și și planul Margareta II pentru România în caz că pierde, că se dă o lovitură de stat, cum s-a și întâmplat și Mareșalul Antonescu a fost arestat, dacă se dă o lovitură de stat, cum să contracareze armata germană și cum să preia puterea. În mod similar, orice stat, orice imperiu mondial are un plan Uh, uh, și în zilele noastre, probabil că există și chinezii au un plan, și rușii au un plan, și americanii au un plan. Ce se întâmplă dacă pierd puterea? E, ar părea că aur este o rezervă de tip naționalist. Uh, v-am spus părerea mea că aur este în siajul politice americane și o să vedeți asta pentru păi că... Păi îl primeau americanii pe Simion dacă era rusofil, îl primeau să intre, să pună pasul în America la aeroport. Păi da, asta vă spun și mai mult decât A atât, fost foarte bună mișcarea lui Simion. nu vreau să-l aud aici. Dar sau era programată să... de mult timp, cu mult timp înainte. Nu, dar a fost foarte bună mișcarea în sensul că le-a tăiat la ăștia la pesediști care îl acuzau că e rusofil, știi? Da, deci George Simion o să-l să susțină pe Mircea Joana la prezidențial. Nu știm. Asta, deci, e, părerea, asta e, asta e părerea, părerea, mea. Asta e părerea, e părerea, părerea mea. Spune, domnule, părerea mea personală da, este că păi, nu că... oricum e părerea mea. să sară oamenii pe tine. Băi, Jicole, uite ce ai zis. Păi, poți să dau și eu cu părerea, multe nu? Multe tâmpenii pe aici care nu s-au adeverit. Eu am zis că Joana o să vină la PSD încă de asta toamnă. Se pare că au mai lungit lucrurile pentru că nu se compromisese destul Uită, ce o la... Uite, te învață cineva cum se citește Ționgor, adică când la Unguri e ționgor, ci, ci, știi? Deci Uhas e, deci, aur este iuhaz. tot o construcție ca la fel ca și Fides. Fides a fost la populară Europene, a fost creat tocmai pentru a susține societatea maghiară în direcția Occidentalizării, dar Victor Orban, în momentul în care a simțit că pierde puterea, că i se apropie termenul, a schimbat macazul și a trecut, a făcut pac cu chinezii și cu rușii, domne, mă transformați în hub energetic, au făcut rușii uh, centrala atomică de la Pecci, nu? Pecci, Pecci, Pecci. Pech. Așa și cu bani chinezești cele mai mari investiții. Pe câsă, în... pe câsă, se scrie da, pe ca exact. și Ciongor. Ca și Ciongor, Ciongor. Hai că te învăț și ungurește dacă mai stai aici mult. cred că e prea bătrân să mai intru în vreun serviciu Te învăț de asta, cuvinte uzuale. Mulțumesc frumos, Chiesa pentru serviciul La revedere, Visolato și o noapte bună, Ioi. Sau adică cuvintele astea uzuale. Deci tu ești agent ungurește. Agent maghiar, da. Păi de-aia promovezi pe Orban, da. Da, și îl promovez pe Orban. Oricum e în simpatia ta, Victor Orban, nu? Da, îmi place de el pentru că e un om care își iubește țara și eu tânjesc după un, președinte să avem și noi care își iubește țara, nu un de țară ca dulapul să nenorocit. Stai puțin, dacă, Johannes, dacă ar zice Iohannis, iubim România, tu l-ai crede că el e de naționalitate germană, deci ai fi cumva, ai mă, dă -te încolo Ce, nu, tu... dar măcar nu e eu, oricum eu, eu dar e putea aș pune botul la discursuri, aș vedea prin acțiunile pe care le face dacă într-adevăr își iubește țara sau nu, știi? Tu știi de ce a scos asta cu NATO? A scos-o că o să fie la NATO și o să fie președintele Comisiei Europene și așa mai departe, că intrase într-un cont de umbră, într-un declin și nici servitoria după la Cotrocenul mai băgau un seama, știi? merge pe Valea Oltului, cum ți-am spus -o că l-am prins în weekend cu 14 mașini și au blocat circulația ca să treacă Iohannis cu 14 mașini, cu microbuze, cu salvări, cu sepepiși care și aduc familia să-și petreacă weekendul la, la Sibiu pe păi, banii dacă statului două, român. Trei, săpt, două, trei zile că stă pe acolo, ce să fac oameni? Să divorțeze păi au vrut să divorțeze și atunci asta pe piști și au luat și nevestele cu ei, cu microbusul și i-au dus la Sibiu și stau pe acolo. Deci mă întreb ceva că am auzit de Peter Maghiar, domnule Jicol, n-am auzit. Uite, vezi o maghiarizare a spațiului au intrat din ce în ce mai multe persoane care mă întreabă de chestiuni maghiare o să mă mai. E foarte informez. bine, e foarte bine pentru că suntem vecini aici, suntem prieteni, sunt, eu am crescut în Ardeal dacă aveai un ungur în sat și îți lua foc casa, nu sărea tot satul și sărea primul ungur cu găleata. Adică totdeauna că românii cu unguri, cu asta e bul și de ăsta politic, că bagă Din de da. da, eu am crescut în Ardeal și primul care sărea dacă avea un ecaz sau să-ți dea o cană de zahăr era ungurul, mai repede decât românul. Înțelegi? Toți pot să-mi confirme Din toate satele astea Unde erau uh, ungurii minoritari În satele din Ardeal Vorbesc de județul Arad altă... Vorbesc de uh, județul Bihor De Timiș și așa mai departe Eu am altă dovadă Vlad Țepeș cât de rău era Și cât de nemilos Și-a luat trei neveste Și toat, părând, nu le totodată, toate pe rând Unguroaice Toate unguroaice Pentru că fac mâncare foarte bună Unguroaice zice că <laughs> fac mâncare foarte bună Sunt foarte bune gospodine Uite deja avem 1,6 Păi au intrat este... automat 100 uh, eu... de unguri nu, dar dacă intră totul de mereu aici, ce... Deja 5% din populație, avem da. un milion de urmăritori. Da, dar ce te faci cu cei care îi urăsc pe unguri, care au fost și cine... Nu există, și ce, unde nu e cred cea mai... că există oameni care îi urăsc pe ungări, să pe Nu, stai, pe stai să spun ceva, ce am descoperit eu din cercetările mele, cei mai răi împotriva ungurilor sunt oltenii, deși ei n-au nicio treabă cu ungurii, știi? auzit ei, au văzut la au televizor, auzit, că, că, că e, televizor, e o problemă. Știi? Și, domne, cine ungurii ăia nenorociști, nu știu care foarte mult, dar... Pentru că foarte mult... Pentru că au fost acuzați Oltenii că la care a furat calul la Otilo când a descălecat aici era Oltean, <laughs> știi? Și din cauza asta a rămas soltenii cu boală pe ei. <laughs> Uite, zice cineva, domnule Jicol, sunteți simpatic, de asta vă urmăresc, dar asta nu înseamnă că vă aprob părerile. E foarte ce? bine. Asta e foarte Domle, bine. Domnule, ori ne aprobați, ori ieșiți de pe Da, deci să știți că atitudinea dictatorială nu o să vedeți la mine, eu sunt tolerant și iubesc pe cel care este împotriva părerilor mele, cum sunteți noastră. Așa. Ce, este, ce, ce va întâmpla cu partidele actuale după alegeri? O să rămână în continuare la putere până, ca până acum? Nu credeți că ar trebui dizolvate după haosul creat 30 de ani în aceleași școlași? Chestiunea asta cu dizolvarea partidelor politice a făcut-o Carol al doilea prin dictatura regală și n-a rămas prea, bună, prea bine în istorie. Cred că partidele politice dispar de la sine, pe măsură ce nu mai îndeplinesc. Cum e PNL-ul? ul, PNL -ul s-a dizolvat de la sine, asociind-se cu hoții de la cu ciuma roșie PSD, încet, încet da. se dizolvă și s-ar putea să nu mai apelagă electoral. Hai să spun un paradox, s-au făcut sondaje de opinie ce electorat îl votează pe ciucă. Bineînțeles că a și cu 5%, doar 5% din electoral ar vota pe ciucă. Înseamnă că îl votează ungurii, pe ciucă că ungurii au 5%, de mereu, nu? Stai să spun, știi cine îl votează? Uh, Foștii din militari. Fostul fost electorat al lui Viorica Dăncilă de la PSD, deci aoleu, nu liberalii. Deci mai bine l-ar vota decât să-l voteze. <laughs> nu, dar mă rog, eu spun ce omul pare mai mult de la PSD decât de la PNL, Dai i seama, adică în ce, ce hal a ajuns Partidul Național Eu mă întreb Când cum are a ajuns o... omul ăsta general al armatei, că el de-abia vorbește. El din trei cuvinte două sunt... Uh, dar uh, la armată, uh, uh. Mai, armată dai păi ordine da, scurte. Să să rapid, pac, da, dar poate să fii rapid. Trageți cu aia, dă acolo, trimite doi soldați în partea aia. Dacă... Uh, 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 uh. Păi cum ai a ajuns fratele meu general? Uh, uh. Deci... Ursei Luca, foarte mult îl admir pe Victor Orban, dar pe domnul Jicol nu. A respins curentul LGBT în țara lui, a păstrat o relație bună cu Rusia. Noi avem suflete de sclav, din păcate. Doamna Raluca, sunteți destul de hotărâtă, ca să zic așa, păstrați-vă ideile, nu vă contrazice nimeni. V-am spus, sunt unul dintre cei mai mari ticăloși, nu mă credeți, nu mergeți cu mine niciodată. V-am dat like ca să mă iertați, zice studio tricolorul, de care eu că e un om mai e naționalist. Tricolorul nu l luat în serios, te rog să-ți retragi like-ul ăla, dacă e supărat pe mine. Ca că și nu. Floricica dansatoarea, mi-a furat, mi-a luat like-urile, cum pe aia? Mi-a luat like-urile, mi-a furat like-urile. Uite, Cuții zice, sunt 100% de acord cu opinile noastre, domnul Constantinescu, și cum opinile noastre sunt aici jumătate 50-50%, înseamnă că e împotrivă, nu e de acord cu ale mele. Foarte bine. <laughs> Se punesc cu Valentin și sunt al dracu de frumoase. Ops, apropo de un Poate Te... să uite nevasa pe să vezi ce tigăi în capușa. așa. Da, poate nevasa să i unguru da. Ah, ok, atunci da, merge, merge. O să dai seama, Vlad pe și cu tras în țeapă cum și-a luat el. Dacă vedem că dispare un urmăritor de aici acum de pe live, înseamnă că l-a prins nevasta, că a comentat pe chat că sunt guroicele goro- mișto. deci Alin Mihali Cozmuță, pe Iohannis zice, în momentul în care a răspuns la întrebarea jurnalistului cu ghinion, serviciile au zis, dați-i mânerele și aduceți-i la cotroceni dați jos mânerele și aduceți-l la cotroceni a, deci că a fost inspirat și că l-a întrebat un ziarist mi se pare Ciutacu sau nu știu cine l-a întrebat, dom'le, dar cum ai făcut bani să ai șapte case din meditație că s o de profesori care nu au nici măcar o casă păi și da, el a era... zis, ghinion, știi s-a păi adică? da, dovedit că a falsificat actele moștenitorilor și că erau pe portalul de justiție, cred că mai sunt și acum dosarele, că nu i le-au închis, ca în caz că nu face ce îi se spune de afară se poa să poate să-i dea cu dosarele peste nas. Deci casele alea care le are lui Iohannis s-a dovedit că au fost sunt furate. Sunt armă de șantaj. Exact, nu? armă da. de șantaj. Da. Ei pun... O... Păi, Sorin, nu te oamenii ăștia care conduc lumea de afară pun în poziții cheie într-un stat oameni șantajabili sau cu schereți în dulap. Sorin, Băsescu a vândut toată flota oceanică a României. Eram pe locul șapte în lume. Îți dai seama, din 180 de nații, în România era pe locul 7 cu flota oceanică. Și omul ăsta a vândut toată flota și l-am pus președinte. Păi înseamnă, ce înseamnă asta? Că suntem cel mai mare hoț al nostru, l-am pus șeful hoților, nu? Ca la Alibaba și cei 40 de hoți, știi? Îți dai seama că și părere proastă își fac ăștia de afară care știu despre ce vreau. Zice Ștefănescu Valentin, ați avut un mentor bun în composul. Da, Corneliu, îi păstrez o amintire extrem de plăcută domnului Copos, un om care m-a învățat foarte multe lucruri și mai ales toleranța, iubirea de semeni și credința în, în dreptate, în adevăr, în statul de drept. Deci foarte mulți. Și să știți că sunt mulți tineri care au stat pe lângă Coposul și care Uh, mai să-i găsesc din când în când în diverse funcții în stat. Nu tot statul nostru este ca îngrenat și nu tot statul este compromis. Mai avem șanse să se mai dragă lucrurile. Gabriel, mai fraților, dar regele Iordanie de unde are atâția bani de dat săracilor? E o familie foarte, foarte bogată cu origine Arabia Saudită și au o grămadă de câmpuri petroliere, o grămadă de asta, adică... E ca la motanul încălțat, Dacă știi? dai bani, de ce dai bani? Dacă nu dai bani, de ce nu dai bani? Deci oricum nu deci ești bine. Sorin, cu... pentru că este monarhist, el va ține întotdeauna cu regele, că așa și regele Carol I a venit cu o valiză, a sărit pe mal în la Orșova cu Ionel Brădianu și a venit fără nimic acum mă rog când... jurnalistul de la Digi24 este cel care a întrebat pe Iohannis nu Ciutacu, zice cineva da, nu știu, de, sau trebuie să mă uit pe înregistrare uh, zi mai departe știți ce au ungurii în comun cu oltenii maghiran care înseamnă majoran în Ungaria și Prazu. Da, știți că o, o, Imperiul austro a stăpânit Oltenia între 1719 și 1738, timp de 20 de ani a stăpânit Oltenia, iar uh, împăratul Carol al VI-lea al austro din dinastia de Habsburg a fost rege al Olteniei. Asta a fost primul, singurul rege al Olteniei. Și uh, austro n-au știut cum să scape de Oltenia, au dat-o pe degeaba turcilor. Turcii au cerut uh, Belgradu. Belgradul și austro au zis, doamne, vă dăm Belgradul, dar luați și Oltenia gratis și s-au retras înainte de tratat. Că nu știau cum să scape de aici, că când au putut să facă nicio șmecherie cu Olteni. Și au făcut o biserică papistașă în Craiova, și oltenii le-au dărmat într-o noapte. Într-o noapte și le-au furat și cărămizile și tot. Tot ce construi să în Craiova, îți dai seama. A, așa. A, ciucă până două comandă să te în război. Da, așa se întâmplă. Întreba cineva mai mergem în Tenerife. Eu merg pe 8 mai până pe 24 o să stau acolo în Tenerife. Dacă sunteți pe acolo, mi-ar face plăcere să bem o cafea sau să bem un suc pe terasă. Și suna viitoare sunt toată săptămâna în Ungaria Dacă stați în Ungaria Puteți să veniți să bem o bere la Tisa Fiure O să fiu La pescuit De luni până 5, De pe 15 până pe 20 Nu știu când cade Luni până vineri sau până sâmbătă Nu știu când cade 15 cu 20 Uh, cosfunii sunt români de, interacționează des cu cetățenii de etnie maghiară și trebuie să recunosc că sunt mult mai serioși ca noi românii Ungurul cere mai mulți bani dar face treaba mai repede mai bune, și mai normal. bine Dar pe omul ăsta care zice că e român zice că îl cheamă Cosfunii Mă rog, uite, vezi paradoxurile Uh, să trăiți domnul Cosfuni uh, românul Cosfuni uh, Mecu Dănuț, ar fi foarte interesant ca domnul profesor Dumitru Borțun specialist în comunicare să fie în podcastul noastră poate în viitor o să-l chemați nu cunosc pe domnul Dumitru Borțun o să-l caut pe internet să vă... așa, Ștefănescu Valentin nu mai am nevastă de mult, nu știu cu, de cu cine comunică. Păi era vorba cu domnul care a zis de unguroaice că sunt frumoase. Probabil că de-aia și-a avut curaj, pentru că nu avea nevastă. Că dacă a, ei nevastă că se te prinde cu... nevastă, da, da. Așa, Mary, să știți că sâmbătă trecută când am intrat, am intrat un HU, era o tablă pe, în, Ungaria, în Ungaria. Era o tablă pe care scria We are family friendly. Adică iubim sunt, familia. Iubesc, iubesc familia, familia creștină. Cosmin, nu da și chestia asta, de ce își găsesc tot felul de elemente care plac societății, să știți că foarte mulți politicieni fac sondaje de opinie, află că 90% din populație iubește tractoarele și atunci este pe televiziune și spune, domnule eu iubesc tractoarele și toți aia 90 să regăsesc în discursul respectiv, domne, ăsta e ca noi, ăsta iubește tractoarele ca și mine. Deci mulți politicieni fac șmecherii din astea electorale și tu nici nu-ți dai seama că de păcris, pentru că ei fac, fac sondajul, cercetează piața înainte și pe urmă, ies cu discursul și se pliază de fapt pe cerința generală, pe cerința majorității zice doamna Mihaela Has care să soaică după nume, Iohannis este o rușine pentru sașii din România, am mai auzit și de la alți sași pe care îi cunosc din Sibiu că li rușine să spună că Iohannis este sas. deci a făcut de rușine nu numai România, nu numai românii inclusiv sașii lui de unde se trage i-a făcut de rușine prin comportamentul lui și prin cum și-a bătut joc de țărișoara asta. Cosmin Ugran, Victor Orban câștigă alegerile cu provincia, Budapesta nu-l prea înghite. Da, pentru că Budapesta e foarte occidentalizată, el a reușit să ia presa, să cumpere presa mare, dar rețelele de socializare care sunt foarte uzitate de orășeni, n-a reușit să le... Astea au rămas în continuare occidentale și de asta are probleme foarte mari în Budapesta și în orașele mari uh, Ileana Vasiescu te cred Mihaela pentru că și mie îmi place cum gândește domnul Zicol uite mai am un fan aici care zice că deși sunt întâmpit îi place cum gândesc Lucian Rareș, care este mâncarea preferată a domnului Constantinescu deci în primul rând îmi place mâncarea românească cu asta am crescut și mâncarea de acasă în fiecare duminică așa avem la Conac acum pentru cei care nu mă urmăriți și nu urmăriți vlogurile la Conacul Sfântul Sava Brancović, deși am o experiență de 30 de ani în afaceri și am mai făcut afaceri în Horeca, în hotelărie și în restaurante, am făcut o greșeală foarte mare pentru că am angajat bucătari de ăștia renumiți care au făcut mâncare sofisticată și lumea când aude că e conac și că e la țară, se așteaptă să găsească mâncare românească, nu creveti Saganaki și chatobriong și uh, ouă de nu știu care și tot felul de nebunii. Și atunci oamenii din Arad, din Timișoara și din Oradea, care erau potențiali clienți pentru că cei din zona de acolo nu au foarte mulți bani și să zic că populația locală e de 20% ca și cliența ai Conacului, când veneau acolo și găseau mâncare ca și la Rad și la Timișoara, mâncare italienească, mâncare japoneză sau asta, nu mai veneau a doua oară. Și atunci am avut ideea, văzând că nu merge treaba, să uh, lăsăm bucătarii ăștia cu nume și cu uh, platinguri uri deoparte și am angajat femei gospodine din zonă de la țară care fac mâncare exact ca acasă. Adică eu la, în fiecare duminică, de când am stat în satul și cula, de până am plecat la facultate la Timișoara, în fiecare duminică, cei 18 ani de zile, am mâncat supă de pui cu tăiței sau zamă de pui cu 10 la noi și crompe cu carne. Crompe înseamnă cartofi. Cartofi cu carne de pui. Deci avem la Conac acum mâncare tradițională românească care o ador. Deci cel mai mult, cel mai mult îmi place mâncarea asta românească și în general carne de pui, nu pieptul că e prea sec, îmi place mâncarea puțin mai grasă. După aia îmi place mâncarea asiatică locul 2 și locul 3 mâncare orientală, gen libaneză, humus, hab habar n-am... și falafel și așa mai departe. Deci locul 1 românește, locul 2 asiatic și locul 3 Middle East, mâncare <coughs> orientală, nu? Ce maghiară, apropo, nu îți place? Îmi place foarte mult. Adică eu e o poster mai... mâncare românească, adică gulaș și. Nu, am crescut în Ardeal și am crescut cu gulaș, Bob gulaș și... și așa mai departe, cu șomloi gălușca. Deci avem un, uh, un prim rezultat al sondajului. Nu știe să facă un bucătar numit, nu știe să facă o supă țărănească așa cum face o țărancă, Cris, niciodată. Deci o țărancă de la țară care a învățat de la mama aici, de la bunica și așa, niciodată nu o să știe un bucătar renumit și nici o țărancă nu o să știe să facă o mâncare pe care o face un bucătar renumit. Fiecare este cu jobul lui și la locul lui. Și când noi suntem educați pe, așa am crescut pe anumite gusturi, căutăm gusturile alea pe care le știm din familie. Probabil că deci o Deci dacă treceți pe la mine pe la Conac, o să găsiți în bucătărie gospodine țărănci care fac mâncare țărănească cum mănâncă țăranii acasă. Da, deci avem un prim rezultat al sondajului foarte reprezentativ, mai reprezentativ și decât curs și de insop și xop și toate astea. Deci a semnat pentru susținerea unui partid? Ai semnat pentru susținerea unui partid? Este întrebarea cu da 17%, cu nu 83%. Deci 80%. E îngrijorător dacă 83% din într-un eșantion reprezentativ de 1500 de oameni n-au semnat pentru niciun partid și ăștia au venit cu milioane de semnături. Înseamnă Sorința că am avut dreptate zis, și că chiar dau chiar informații din au interior. Venit... Deci dacă... de se, se, copiază la greu în, în momentul ăsta la toate partidele politice care au, care au avut Și candidați. de ce biroul electoral central nu este... Sorin, pentru că biroul electoral central e compus, este num, a fost din numit... Din oameni numiți politic. Din oameni numiți politic de parlamentul de majoritate. Păi da, da, de exemplu, partidele astea care nu sunt la putere n-au oameni în biroul electoral Deci -au nu, dar ea... există o conivență care e și scandal și atunci, bă, și noi vă lăsăm și voi și nu mai contează. Deci este o, o conivență a hoției care nu are nicio deci, valoare. 70 din semnăturile da, care s-au depus deci noi, sunt noi, false. Noi simulăm democrația practic, pentru că noi facem niște reguli, facem niște convenții, emitem niște norme, o lege, cum să, cum să, să participa la alegeri și până la urmă toată lumea înșală în diverse forme și rezultatul bineînțeles că va fi un fals pentru că fie și-au cumpărat votul fie au avut semnături false și până la urmă te ca că ești un partid care nu are nicio legătură cu realitatea știută de toți temir, bă, eu, ala, uite vrei să spun ceva, am întrebat un medic care e într-un spital foarte mare și unde până acum se votea Partidul Național Liberal, zice domne câți mai votează acolo Partidul Național Liberal Ce bă nu mai vrea să, nu mai votează nimeni liberali, mai ales de când au pus taxe, impozite. Liberali, au... sunt morți, ca și partid, ca și tot sunt morți, morți și îngropați. S-a terminat Pentru cu liberali. Că au aderat la doctrina asta socială. Doar rare și mai, votează, mai visează că ei iau 90% la legile parlamentare. No, L-au pus primul cap de listă la liberali. Vezi că ți-a sunat telefon să nu fie ăștia de la... Oh. Uite că în confirmă a intrat o doamnă care eu o simpatizez foarte mult și nu știu dacă am permisiunea dânsei să spun numele de la un partid și mi-a spus că am dreptate. Eu doamnă într-o funcție de conducere a unui partid și mi-a spus că da, am dreptate, că nu se strâng semnăturile așa ușor pe câte sute de mii de semnături au depus ăștia la, biroul electoral. Bec. Uh, zice pink of coffee, uh, se jicol uh, seamănă cu Winston Churchill, păcat că nu are și atitudinea lui. Păi da, atitudinea lui Winston Churchill ar fi să beau cel puțin o sticlă de whisky pe zi și cred că nu ne potrivim aici, că eu nu mai beau nici măcar un pahar. Claudiu Bândaru, jurnalist Digi24, l-a întrebat pe. Ah uh, super, da. Este un. Uh, Mr. Wallet. Ileana Vasilescu și mie îmi place cum gândește domnul Dumitru Borțun, Bacaluirii. Cred că domnul Sorin îl suminează pe domnul Jicol. Glumesc, n-o ofens, dar și eu cred că e o glumă, că nu e cazul de așa ceva. Sorin mi-a permis să zic toate tâmpenile posibile. Carmen Roxana Arseni, deși cu riscul de a strica... În afară de Joană, Aristotel, Platon, Cafea, Platon, Platon, Platon și ce mai aveai? Era chiar de cafea, nu-ți vorbi nimic. <laughs> Dar auzi, Joana o bea cafea. Auzi, Joana o bea cafea și citește Aristotel. De să... Deci Joana bea cafea în timp ce citește Aristotel, nu? <laughs> da, da, dai seama, ar fi cel mai tare din lume. Ai văzut în deșert, Sorin, apropo de cafele, că spunea ghidul nostru, Adel, că dacă arzi boabele de cafea, nu ești considerat, cafeaua ta nu e bună și beduinii știau ceva, pe urmă s-a descoperit științific prin analiză de laborator, că orice amidon ars, peste o anumită temperatură se transformă în acrilamidă, fie că vorbim de cafea care are foarte mult amidon, fie că vorbim de cartofi sau cu cartofii prăjiți, care, care e o substanță foarte cancerigenă, e în topul substanțelor cancerigene cotate la Uniunea Europeană. Deci, ăștia, beduini ăștia știau să nu ardă cafea. Cafea, dacă vrei să -ți o faci, să -ți o faci mai nearsă, doar un pic maronie, așa, nu neagră, dacă ai băut. Mă sună de la prima pe Skype. Hai, răspunde și. Deci vom continua pe. Deci, suntem la prima TV în direct. Uh, o să-i auzim un pic uh, pe cei care vorbesc acolo e... Mă auziți? Mă vedeți? Dacă de vorbesc de în de studio a, 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 a. Eu nu mai văd acum mesajele Că am intrat cu telefonul pe Prima TV Îmi cer scuze că nu vă mai citesc mesajele Așteptăm să intrăm în direct Dar e tot discuție de ce discutam noi aici, că au zis că unul din 10 cetățeni nu mai au crede în politicieni. Să intamplă asta pentru că pe poziții și pe un discurs care denotă meritocrație, performanță. Vă rugăm pe să porniți camera. E tot apăs? A uite, camera aici. Gata, am pornit camera. Toate critiile, toate standardele, așa nu trebuie să mai știu. Când nu iauzeam pe oameni. Deci dacă vreți să mă vedeți în live, intră acum pe Prima TV. Și atunci, cum să nu există nevoia asta de oportunism, o, o serie de cetățeni care încearcă... Asta fac și oamenii de la Prima, critică clasa politică. Îmi cer scuze, oameni buni, că intru în direct acum la prima pe... într-un minut, doi și după aia revenim la live-ul nostru.

Pentru că eu nu m -m mai văd mesaje că sunt pe prima. Dacă vreți să vedeți emisiunea, sunt pe prima în direct, pe prima TV. O să mirea că le-a bubuit audiența. Acum că intră oamenii de, 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 pe... De, de a intrat de pe prima, de, de prima de TV da. în pe TV t -ta. T -ta. Pe, pe, pe direct. Și în le Sau poate ră interesant ce, se aude. Imediat o să dau... O, Lasă-l așa, pentru că nu-mi văd fața la televizor. Sunt aproape de microfon, adică mă auzi la microfon. Da, să audă și aici ce să vorbește acolo. că sunt săraci. Ce rezolvăm? În București sau în marile orașe sunt de sute de ori mai mulți astfel de oameni. Cred că acest proiect nu are nicio legătură. Este de părere sociologul Alfred Bulai. Părerea sa este împărțită de mulți dintre cei ce au studiat fenomenul jocului. Ce zic oamenii acolo? Păi putem citi în continuare? Păi da, până într-un direct, citește. Uh, zice Carina Faur. Cred că sondajele în România sunt făcute să deruteze electoratul. Da. Gata. Și să mai înrugim vorba. Storin Constantinescu, merg la tine prima dată. Ne-au salvat. Dacă ești la sub 15.000 de locuitori, adio, nu mai e. Deci... Dane, dacă oamenii ăștia aveau intenții bune și chiar le păsau de populația țării și de uh, uh, a crea ceva împotriva dependenței de jocuri foloseau cei 8 milioane de euro care iau la buget din 2015 care sunt de dedicați și destinați un buget special pentru prevenirea dependenței de jocuri de noroc nu s-au atins de niciun leu absolut au ieșit acum și au făcut spot publicitar de la PSD că a scăpat România de păcănele n-au scăpat de nimica pentru că ei în afară de păcănele n-au interzis și celelalte tipuri de jocuri, deci în continuare vor fi Săl de pariuri În, lo în localități sub 15.000 de locuitori În continuare vor fi agenții Loto, Deci n-au scăpat de nimeni de nimic În plus de asta sunt sute de site-uri La negru pentru că ong a pierdut De mult controlul și sunt sute de site-uri La negru pe online Orice copil de 10 ani din România are un telefon mobil Cu care intră și joacă păcănele Exact cum juca la cârciumă în sat În plus de asta ungurii când au interzis Păcănele în localități mici Că ungurii nu mai au decât în orașe mari S-au construit internet cafeuri care sunt legale și omul vine acolo la calculator și să joacă pe exact cum s-a jucat în bar. Deci au făcut exact fix zero, au făcut PSD-ul, că degeaba este domnul Freddy sau domnul Ciolacu să spună că a scăpat România de păcănele și au făcut spot electoral la PSD, că au făcut fix fix, fix zero au făcut, n-au făcut nimic absolut. Păi bun, dar stai puțin, măcar aia cu care, în localitățile alea mici Norocuși, zic, păi toți de localitățile -a mici care, uh, care jucau la păcănele sunt navetiși și merg la oraș, și joacă la oraș la păcănele sau banii care jucau la păcănele să bagă ori pe online, că e foarte simplu, nu trebuie să ai școală multă și cu 8 clase poți să intri pe telefonul mobil, sau să duc la uh, agențiile de pariuri unde au tot felul de jocuri pe monitoare, d-alea Lucky Six și tot care durează 3 minute, rulete și să joacă la alea pe monitoare, adică n a făcut absolut nimic a, în ce spune domnul Ciolacu sau domnul Fredi. Da, vezi, vedea Fefe, cum, cum, e. Niciodată românul pare că nemulțumit. -a, a vrut domnul Fredi, a vrut să ne scape. Uite, deci. păi, Sorin nu e mulțumit, sociologii zic că nu e bine cu ataj. Românul cu Noi noroc că nu jucăm, nu s-au jucat. N-ai no, bănuiesc că n-ai nici tu, da, Fatima. Ne-a ferit Dumnezeu. Am avut în tinerețe, dar poker de la de nu. Adică tineze. așa să simți că... -am, tine, am, tine, am rămas până palto, în părerea și m-am lăsat de filistin. Nu mai păi? trebuie sabre. Cred că au voie acum, pe da. legea asta le n-ai voie. Dacă facem o de-asta să jucăm noi poker sau la cazinot sau ce, nu ne-i de o să se întâmple ca în Italia, da? O să fie foarte multe jocuri la negru, pentru că toată lumea în provincie cunoaște pe toată lumea într-un sat de, la, de România, de la țară, șeful de post, primarul, șeful care, patronul de la bar, se cunosc, te duci după perdea și joci cănele fără probleme în continuare pentru că ongn este, cum ți-am spus, depășit de situație, alt organ de control în România să controleze jocul în noroc nu are voie decât ONGN-ul, ăștia au trei inspectori, doi inspectori pe județ n-au cum să găsească jocuri la negru și o, o să fie plin, ei nu o să mai bani la buget N-au nu, nu, acceptat să fie condus de cine trebuie, venea băiatul la prizerul și încă 2-3 ca el și altfel lucrau da, m-au nebunit, eu fiind așa vechi în industrie, mi-au dat toți mesaje că dacă îl cunosc pe ăsta, că l-au numit acolo, zic, bă, frate, eu nu am de unde să-l cunosc pe omul ăsta, că eu mă tund acasă cu mașina, vezi că sunt scurt, mă tund cu mașina, n-am de unde să-l cunosc, adică n-aveam de unde să-l cunosc pe băiatul ăsta. Oricum, s-a dovedit încă o dată că partidele politice caută abonați de partid, nu oameni competenți în toate instituțiile statului, sunt oameni puși politic, nepoți, cumnați, nu sunt puși oameni competenți care știu, sunt oameni care sunt în 6-7 consilii de administrație, la loterie, la transelectric, apoi la să pricepe și la energie și la jocuri de noroc și la aia și la aia și la aia, sunt puși doar pe criterii politice de nepotisme și de rude, atât. De aia merge țara asta cum merge.

La, la, am zis B1 pentru că Dan Bucur a fost până cu două săptămâni sau o lună la. A, și, și a schimbat partidul. Și-a schimbat, să a trecut la prima. Crezi că este un corespondent între partidele poliției și posturile TV, Sorin? Crezi tu așa sau nu? Nu prea le-a plăcut ce ai zis. Păi, mi-au luat interviu și la Radio România Actualități, m-au înregistrat că eram în Iordania cu Ștefan și mi-am cerut scuze că nu pot să intru live. Exact în, la ora când au difuzat emisiunea, uh, noi eram în avion de la uh, Aman la uh, Roma România. și atunci au zis domnul Constantinescu dați-ne un interviu de 15 minute pe care o să-l difuzăm în cursul zilei de astăzi la Radio România Actualități căutând pe net să văd interviu, nu l-am mai găsit și am contactat pe cineva și a zis că nu a fost aprobat de redacție, pentru că am spus clar că e o mânărie marca PSD și PSD-ul fiind la guvernare și România, Radio România Actualități și cu TVR-ul sunt finanțate de la bugetul nu de stat. Nu sunt stație. finanțate, sunt conduse, sunt cu, conduse directori, cu directori PSD cu directori și asta puși și nu -au, au aprobat interviul care l-am dat, pentru că am spus oamenilor să nu se lase păcăliți de mafia PSD și că nu este e un bul și total nu este adevărat că au scăpat România de păcănele, nu au făcut nimic, au făcut o șmecherie de a lor golănească, sunt niște golani și Fredi și Marcel sunt niște golani. Deci au nevoie de niște petarde electorale cu care să mai nu distragă? Nu, au PSD-ul a făcut spot electoral, peste 90% din localitățile din România au fost scăpate, au fost eradicate păcănele, deci și jos acolo cu sigla cu trandafirii PSD-ului. Îți seama cât de proști credei românii încât pot să-i prostească în halul ăsta, că au scăpat România de păcănele. Să nu nici prima, nici ultima gogoriță electorală pe care o aruncă și care prinde proiect, că lor le-au spus, bă, trebuie să mai veniți cu ceva ca să mai dregeți busuiocul. Că uite, vă duceți în cap și sunteți vai de mama voastră și hai și să... Și eu, Cosmin, am aflat tot astăzi, că m-a sunat Dan Bucura de dimineață, că tot am fost la el la emisiuni la B1 și mi-a zis, vă zic, dar nu pot să ajung de la Cocor până la tine la pe calea victoriei, păi ce nu, că la sunt la casa scântei acolo, la unde sunt televiziune, unde e și alughiță, RTV, da. știi? Și zic, păi, de da, cum? S-a mutat B1 acolo, deci m-am mutat eu la prima. Nu știam, habar n-aveam că Dan Bucura s-a mutat la prima. Probabil că nu l-am mai lăsat să vorbească liber la B1 și el e un tip ca mine, așa îi place să vorbească liber și să nu fie afiliat niciunui partid sau ceva și atunci i-au făcut transferul dincolo. Cine mai fi la prima patron? Nu, nu știu. știu. că oricum nu sunt, sunt, niște interfețe, peste tot nu sunt ăia care conduc de fapt. Să știi că oamenii importanți sau serviciile care au posturile astea nu se afișează, au niște interfețe cum a fost ăla de la Hexi Pharma care Deci, -a oameni buni, ce vă prostește PSD-ul sau Ciolacu sau Freddy Valută la televizor că au scăpat România de păcănele este o minciună ordinară și este doar o chestie electorală cu care PSD-ul iese în față, i-au prostit și pe parlamentaria care au votat. Dacă oamenii ăștia aveau cea mai mică intenție să scape țara de, sau oamenii de la țară de jocuri, desfințau absolut toate felurile de jocuri de noroc. Nu scoteau doar păcănele să lase pariurile, să lase loteria, să lase aia, să lase aia, să lase aia. Deci e un praf în ochi, o prosteală de asta ordinară de 2 lei pe care marca Marcel și Freddy. Da, acum cred că toată lumea s-a convins de. Um, a, oricum, s în sondajul ăla de opinie pe care l-a dat Digi24, nu știu cât de real, de, de real e dar pe Marcel Ciolacu l-au dat la 9,6% de intenție de vot. Deci de pe cine? Pe Marcel Ciolacu. La 96%. la 9,6%. Am, ah, cred că 90%. Nu, 9,6%. Intenție de vot. Deci, din 100% care s-ar prezenta la vot, 9,6%, adică sub 10%, uh, George Simion avea 19%, Șoșuac avea vreo 10-11% mai mult Cu decât Silvestru ce... sau separat? Nu mai contează acum, cu Silvestru sau <laughs> separat? Cu dar... Silvestru sau separat, am zis. Adică ea s-a separat de Silvestru. Da, asta cred că e treaba adică, lor. Ce cu faci Silvestru s-a separat. Asta ți-am spus, nu că cu Silvestru s-au separat. <laughs> Dar oricum e foarte uh, foarte rușinos pentru Marcel Ciolacu, care 9,6 adică în marja de eroare are 9%. Uh, până și a să avea 5% și până și Cioloș, și îți dai seama care e un nesuferit al politicii românești, avea 6%, adică aproape cât Ciolacu. Deci sunt cumva pierduți. Nu știu cât de reale sunt sondajele astea. se da dar... seama ce disperați sunt dacă ei n-au făcut nicio realizare, au furat tot ce au putut fura și au distrus țara asta și ei ies cu o, cu o minciună ordinară că au scăpat România de păcănele și-și pun sigla PSD-ului și o fac ca și slogan de campanie electorală. Dumnezeu da seama ce josnici sunt oamenii ăștia sau e, tu nu poți să vii cu un slogan. Uite, domnule, am făcut aia, am construit aia, am mai construit 5 spitale, am mai făcut 20 de licee, am mai mărit salariile la profesori, am cu pensile. tu vii și spui că ai 90% din orașele din România și și ăsta ordinar că ai scăpat România de pe cănele <coughs> zice studio tricolorul în Iași, în Iași singurii care au, erau la strâns semnători au fost se, se, SOS și AUR Păi da, SOS n-a participat la alegerile din 2020 și n avea o tabele de unde să-și ia semnături și, și că au fost obligați să iasă ca să obțină numărul minim de semnături ca să poată să candideze, să se înscrie la biroul electoral. Așa, hai să vedem mai departe unde am rămas. Prima nu a primit bănuți de la guvern. Probabil că de-aia vorbesc liber până le deșilor bani. <laughs> Da, păi să știi că e o formă de șantaj spui chestii libere și pe -o vin ăștia și ai mă, taci din gură că uite îți dăm ceva și hai mai fi mai discret, mai uite și pe urmă dau și tema da, de... A, că... zice că sunt două, Prima TV și Prima News, habar n-aveam că eu am zis la oameni să uite la Prima că... TV și după aia spun oamenii că de fapt am fost pe Prima News nu pe Prima TV, tu știai că și-au făcut al doilea canal? Nu știam, nu. Eu, eu știam doar de Prima TV, habar n-aveam. Păi ce ziceai să pe toată noastră, să mai la televizor. Parcă, păi, da, dacă da. nu știam da, 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 numai păi asta e și dovadă că te uiți uh, Ridim GM Libanul a lansat vineri 40 de rachete spre nordul Israelului. a anunțat chiar armata israeliană. deci deja au început uh... am participat astăzi la un meeting PSD Suceava unde a venit și domnul prim-ministru Ciolacu ceea ce vreau să vă zic este că PSD o să fie distrus de timp, dintre 1800 de participanți prea puțin tineri și păi vă... ziceau, toată lumea scria pe presă că tinerii o să voteze cu aurul. N-am înțeles de ce, care e legătura, dar ziceau că majoritatea, că au făcut sondaj și cei între 20 și 35 sau ceva, da, da, o să voteze cu, cu aurul. Pentru că nu mai au speranță în partidele vechi care i-au dezamăgit, au avut cei și ei la părinților sau au auzit de-a lungul timpului și nu mai au încredere, nu mai vor să investească într-o într zonă. Simone și Marcelino au pantofi identici. Păi, probabil că au luat la ofertă. A zis că dacă e o pereche, a doua e gratis. Atunci așa a luat unul dintre ei și a dat celălalt gratis la colegului lui. Dar nu știi că a zis uh, George Simeon că aveți pantofi de 1500 păi da, de, de euro. Da, da, costă la profilul 1500 de euro. Da, în sfârșit. Uh, Carina Faura a rântat. E, George, nu e prost, e cu prețurile. Da. Am renunțat de acum 15 ani de a fi membră PNL. Nici în alt partid n-am mai intrat, constatând că majoritatea politicienilor se mulțesc și prestează ca gândacii de bucătărie. Adică are o părere foarte proastă despre partide politice. Doamna Carina. Uh zice Ileana Vasescu, dacă un simplu sondaj te derutează, la vot ce mai faci, e obligatoriu să știi ce vrei de la viață. dar vedeți, oameni buni, noi suntem obligați să ne selectăm liderii politici uitându-ne la televizor, adică este un prim filtru. Noi, de fapt, vedem niște fețe deformate, li se pun papioane, De ce cravate? crezi că vrea să închidă ceola cu TikTok-ul? Pentru că ei controlând televiziunile și-au dat seama că pe TikTok s-ar putea să se uite oamenii și să aleagă pe alții. Și atunci știi că au fost scandalul la mare că ei vor neapărat să închidă TikTok-ul ca să rămână oamenii doar la televizor unde se face propagandă PSD de neață până seara, la Antena 3, la aia, la, aia, la, aia, la România TV, la realitatea, la nu știu care. Uh, Mihai Andrei, mi-este rușine că sunt român. Mihai Andrei a ajuns într-o zonă de depresie și de negare a uh, stării sale naționale, îmi pare rău. Mihai, mai uită te în jur, sunt și chestiuni frumoase, <coughs> probabil că și acolo unde ești, dacă ești în străinătate, o să vezi tot felul de nedreptăți. Toate statele lumii în momentul de față a, toate au probleme economice, politice, sociale, pentru că suntem într-un război mondial și o să-l simțiți din ce în ce mai acut. Mocanu Dorian Domnul Jicol, pentru toate atrocitățile făcute de politicianul Jegoz va răspunde prenal vreodată? Nu. Cine? Despre cine e politicianul? În general vorbește, vorbește doar Jelogos, de cineva. Da. Cred că vorbește de politicieni ăștia care au uh, distrus țara după Revoluție, care au furat banii, care și-au Ați în străinătate. Unii dintre ei au fost prins și au fugit în prin Italia, cum e Oprescu în Grecia și nu le-a făcut nimeni arsene, nimic. Arsene, nu o să facă de Arsene ar... care s-a dat nebun după ce a ciordit până i-au sărit dinții din gură, s-a dat nebun în Italia să nu-l transfere înapoi în România. Băi, frate, dacă ești hoț. Președintele Consiliului Județean Neamț, nu? Arsene. Bă, am furat, m-a prins, mă duc la pușcărie, sunt bărbat, stau doi ani la pușcărie și rămân cu cașcavalul, cum au făcut majoritatea politicienilor din România. cu o să de politicieni din România care au furat 100 de milioane de la bugetul de stat de euro, vorbesc, au stat un an jumate, doi ani de zile cu aer condiționat, cu televizor, cu două fetițe în așa și i a dat drumul și a rămas cu banii. Cristian Bobotan, de ce ziceți că Cioloș e un nesuferit? Zic în sensul că nu se bucură de un procent electoral foarte mare și dacă el are mai mult și decât Ciola, decât Ciucă, vă dați seama în ce fază e Ciucă, adică e mai suferit decât Ciucă. Da, de deci să ne înțelegem. Carmen Cami, cu primar transferat de la PNL la PSD. Da, foarte mulți primari s-au transferat de la PNL la PSD. De ce? Pentru că PSD-ul i-a amenințat cu curtea de conturi. De cea mai mare spaimă pentru primării și pentru un primar e că zine curtea de conturi și te întreabă pe ce ai cheltui banii. Și cum sunt anii ăștia electorali în care trebuie să faci tot felul de spectacole, să aduci maneli să aduci să investești în nu știu ce ulițe care nu sunt în proiectele. Dar nu investesc De exemplu, am văzut foarte mulți interlopi de ăștia protejați de poliție în provincie și zice, bă frate, tu îl plătești pe salam să cânte la mitingul PSD, tu plătești pe nu știu cine, pe de a, a, luat dedicații direct, mai știu cum îl cheamă, și deci a tatuat numele lui Taxo pe frunte. Dar nu mai contează așa. Buță, parcă, nu știu, ești, a, ei nu pun ei bani. Te cheamă, nea Ștefane, vrei să-ți mai meargă afacerea, să mă faci contract cu primăria anul trecut, mi-l aduci pe guță să cânte aici și o pun jos bannerul cu PSD-ul, că așa merge în provincie, peste tot. De tot felul de adică și-au lor politici care cotizează și care... Păi sunt... Oamenii știu că mi-au și scris acum pe chat mai devreme, în provincie, sunt aceleași firmă care câștigă licitațiile, deși se sparge conducta, deși nu este canalizare, deși așa apa așa. pute, deși aia așa, firma aia câștigă licitație de licitație timp de 10 ani de zile, adică și urmează primarul și sponsorizează campania electorală ca să fie sigur că este tot primarul ăla, să-i dea tot lui contractul. Chiar dacă păi... e hoț, chiar dacă face prost asfaltul, păi chiar dacă se sparge stii, conducta. Explozia aia, conducta de gaze pe autostradă care s-a soldat cu morți și, mă rog, aceleași firmei s-au mai dat 10 contracte. Pentru că era firmă de partid, a mai dat grindeanu 10 contracte, 10 segmente de autostradă. Uh, da, și eu am tot căutat, mai ales că nu apărea să mă da, zice, să uit, contrează lumea cu Prima TV și cu Prima News. Uh, traversez viața, așa pus cineva numele, să nu aibă speranță în nimeni. Zice, nu, asta e foarte rău să nu ai speranță în nimeni. Asta e o poziție defetistă, pesimistă, negativistă. Vă rog să vă găsiți totuși bucuria vieții și a lumii și să aveți încredere în cineva zice Robert Constantin, NATO nu poate interveni în cazul atacării României pentru că nu avem infrastructura necesară ca NATO să mute echipamente militare. Se rupe drumul pe Varea Oldului și cade Ianul cu tankurile. Nu, pe păi NATO interesează foarte mult să nu piardă Marea Neagră. Din motivul ăsta... Am înțeles că e cel mai bun calcan, adică nu se compară cu calcanul nu, de strategică. Și de astea. Să știi că după al doilea război mondial, Uniunea Sovietică, când au împărțit ei la Ialta, Uniunea Sovietică și-a ales suscat, de-aia a avut cele mai mari teritorii și Statele Unite au ales Socean organe Te ceartă Miguel Rus că ai sărit întrebările, Eu nu știu unde ai ajuns. Da, am cer spuze, dacă am mai sărit, că a fost și emisiunea asta... Așa, vă să le mai puneți odată dacă credeți că nu le-am sărit cu intenție, nu s niciun nicio nu, întrebare. dar Miguel Rus între întreabă ceva care am tot repetat aproape la fiecare live, probabil că n-am mai intrat la noi pe live, că să-i spunem ce opțiune are la vot și cu ce partid. Am spus cu orice partid doriți dumneavoastră, în afară de cei care au fost deja la guvernare și au demonstrat că au făcut rău țării și că au furat tot ce au putut fura. Deci nu PNL, nu PSD, nu UDMR, nu USR, votați partii de noi. Partidul Oamenilor Tineri, Partidul Patrioților, Partidul Diaspora Unită, nici nu le știu pe toate câte sunt. Votați cu care, oricare dintre ele, dar nu Mic mai votați cu hoții. Miguel Rus, dacă vrei să votezi cu aceeași partid sau aceeași personalitate cu care o să votez eu, ține aproape și o să vedem cu cine o să votăm. Deocamdată mai avem două săptămâni, ne grăbim ca fata, două luni, nu ne grăbim ca fata mare la măritat. Așa, deci am lămurit și cu NATO și cu autostrăzile, de aia să fac autostrăzi ca să poată ajunge forța de reacție rapidă din orice punct al Europei să apere Marea Neagră în caz de ceva. Mai București, Brașov. De, da, păi trebuie să treacă munții, n-avem nicio autostradă care, trece, care ar trece munții, cum treci e, trupele. O să fac acum, o să inaugureze în viitoare autostrada de la Popeștile Ordeni la Comuna Berceni. Da, pentru Când că, mi că dacă... mi-au blocat mie circulația, azi am făcut o oră jumate până la birou da kaj spust, da Gândește-te că ei trebuie să ajungă după A1 dinspre sibiu pitești și trebuie să ajungă la Constanța, și trebuie să, dar ar trebui să o ia pe în București, că altă variantă nou. au. Și atunci, de aia s-a făcut A0, asta ca să ocolească trupele. Dacă vin, să Statele... se ducă unde trupele? La Marea Neagră să nu ne fure ea calcanii, să nu-i pescuiască sau uh... ce să facă trupele? Statele Unite au o capacitate extraordinară de a transfera trupe. De deci ei să laudă că pot transfera 70.000 de militari în 24 de ore în orice punct al planetei, din Statele Unite ca acolo? sunt concentrați 85% okay. din soldații americani și au nevoie dacă îi parașutează, în, dacă îi aduc în Italia sau eu știu unde, de acolo trebuie să vină până la noi. Așa, cât, de cât nevertebrate, mai bine unul ca Orban, care se bate pentru România și români, cât despre comparația PIB-ului României cu al Ungariei, nu se, a nu se uita că ungurii sunt 10 milioane, iar noi 17-18 milioane. Păi, doamna Dăiniță, am vorbit pe PIB-ul pe cap de locuitor, n-am vorbit de PIB-ul general al statului. Deci se împarte la câți locuitori. Dacă Ungaria are 10 milioane și noi avem 18 milioane pe care nici noi avem și PIB-ul nostru este mai mare, înseamnă că PIB-ul pe cap de locuitor în România e mai mare. Liniana Brati, pe cine vor mai păcăli patronii de televiziuni din moment ce noi, cei cu coloana vertebrală, nu mai deschidem TV-urile? Oare chiar nu realizează asta, vor ajunge să vinde între ei? Ei totdeauna găsesc niște povești, niște gogorițe cu care reușesc să vă păcălească, ca dovadă că funcționează încă televiziuni. Dacă nu s-ar mai uita nimeni, ar fi închise de mult. Dragos și Vănescu. Recuperare fără scăpare. Reportaj realizat de echipa României. Te iubesc, puteți comenta ceva. N-am văzut reportajul despre, despre ce, ce o să ne uităm. O să ne uităm la el și poate data viitoare. <coughs> Domnul Jicol, dacă Libanul a intrat în război cu Israel, folosind gruparea... Nu a intrat Libanul în război cu Israel, Hezbolahu care e nordul nu, Libanului, asta dar guvernul Libanului. în momentul când spui că Libanul a intrat în război cu Israel, înseamnă că guvernul Libanului a declarat război. Nu derutați oamenii. Nu Libanul a intrat în război cu Israelul, sunt atacați de gruparea Hezbollah care se află în nordul uh, Libanului. Da, că condul uh, conduc Libanul, că dacă n ar fi... Da, ai... Dar nu au declarat oficial, n-ai păi și primul e... ministru sau președintele lizbanului să spună dacă... că a declarat război Israelului. Oricum e. Eu oricum sunt terminați din punct de vedere economic, sunt praf. De la explozia de atunci din port cu azotul ăla sau așa, nu și-au mai revenit niciodată. Adică, inflație enorm de mare, e sărăcie, e foame, și n-au cu ce să susțină. N-au capacitate de a susține un război cu Israelul, care e aliatul Statelor Unite. Zice, zice ce credeți că o să facă Iranul într-un final? S-ar putea asta să fie preludiu, chestiunea asta să fie introducerea, și să vedem cum ce urmează. Și să intre și Iranul mai la sfârșit. Oricum e destul de greu pentru Israel să lupte pe două fronturi, adică și în Gaza cu normal, cu, 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 cu zitul, cum să numesc, și cu... Da. Hai să ne grăbim, Așa. Pic, mai sunt câteva uh, întrebări Paul și... Brezen bună seara domnilor, ne vedem mâine la ARO, domnule Constantinescu, cu bine. Da, mâine o să fiu la o conferință de business cu mai mulți speakeri la ARO Palace în Brașov, începând cu ora 1 și până la 9 seara, adică 8 ore de... Cei care se din Brașov și vreți să veniți la conferința de business, o să fie foarte, foarte mulți tineri care au reușit într-un anumit domeniu sau altul și vor fi discuții interesante. Cred că mai sunt locuri sau mai sunt bilete și puteți să veniți mâine la, la Aro Palace în, în Brașov. Vasile Blidar, bună seara, mă bucur că v-am mai prins live acum. Salut, am Vasile, acasă. ne bucurăm și noi. E, a fost un live foarte, foarte interesant și când ai timp în mașină, într trebuie să ne vezi neapărat că nu suntem nicio nici domnul Jicol modele sau nu mai putem de frumoși, dar de ascultat în mașină, dacă te plictisești, poți să ne asculti să vezi ce am debitat în seara asta. <laughs> Uh, Adina Adina Buzatul a căutat, l-a lăudat pe Marcelino, a zis că e un bărbat Marcelino foarte e bine îmbrăcat. femeilor, uh, și de calitate, zice Adriana Botez. Îi plac tot modelele, îi plac misurile, mis Buzău, mis n Habarna, ce mai plac la Marcelino. Docuț, doamna Docuț. Și doamna asta, cum o cheamă? Docuț, mă. Nu mă, nu aia, aia de tot îl laude, Budeanca. Deci a, Budeanca da, este bud... fanul numărul unu uh, al lui Marcelino, adică cred că e și pantofii. O să vedeți pe Budeanu pe lista de ministru al culturii să o pună senatoare, cred că. Sau de consilier prezidențial, e penibil, oricum, dacă e. ajunge cealaltă. Cu... rău de tot. Cai, uh, uh, domnule Jicol, știți ceva de senatorul Ion Iordache de la PLN? Este din Turcengorj, nu știu nimic. PNL. Spune... Îmi spune ceva numele, dar nu știu nimic. Miguel Rus. Am uh, citit uh, alea așa. cu întrebările. Uh, Dragoș Ivănescu. Sau Robert Negoiță, nepotul securității. mitoman, Manari, vis plagiator tu pe. Nu îl ghăboteaza lumea la sectorul 3. Da, pentru că vă rog să vă uitați pe datoriile sectoarelor. Sectorul 3 are cea mai mare datorie la nivelul Bucureștiului, între toate sectoarele capitale. Datorie la cine? Că împrumuturi externe, la Banca Mondială, la... Păi și cu ce le garantează? Cu blocurile cu oamenilor? Impozitele, cu pomii din parc, cu, cu ce? impozitele locuitorilor din sectorul 3, care vor avea impozite mai mari decât în alte sectoare. Ah, ok, am înțeles. Deci te buc... asta e. Bineînțeles că sunt firme de casă acolo, sunt niște jmecherie extraordinare. De asta primarii ar trebui schimbați un mandat și gata, la revedere. Dacă îl pui al doilea mandat, el deja are mafie lângă el și toți banii sunt furați. Xogor uh, Csongor, Ciongor, ți-am spus, Ciongor. Da, îmi cer scuze. domnul Sorin, să ne anunțați că nu o să mai fiți la Conag, la Salonta. Fu până acolo Conac la o masă. din Salonta, că domnul Ciongor este din Salonta. Așa, o să dau mâna cu nasa. Știi cum se ar... Ciongor, domnul Ciongor? Nu. No. Ciongor ur în ungurește. Ce înseamnă? Aia domnul Ciongor. A, ok. Uh. Duminică o să fiu la Ineu, că de la Brașov, de la conferință, plec la Conac, o să ajung duminică pe la prânz, stau până luni dimineața, luni dimineața plec la Tisa Fiure din Ungaria la Pescuit și mă întorc pe 20 seara din nou la Conac și o să dorm până pe 21 când vin înapoi spre București stau o săptămână sau o zile, după care plec din nou prin țară, mă duc la Marcel Marian Adventure, care face un grătar la Vorsa pe 1 mai, cu Silviu, cu Marian Borcea, cu Ștefan, cu cine mai fi pe acolo, și pe 2 o să fiu la Oradea și o să stau până pe 3 mai, adică stau toată ziua de 2 la Oradea, dorm pe 1 seara acolo, 2 toată ziua o să fiu la Oradea și pe 3 plec din nou la Conac, unde o să fac Paștele împreună cu părinții mei, cu părintele Radu, cu nepoții și așa mai departe. După care pe o plec în Tenerife până pe 24. Gabriel Sava, acum Marc Rute este agreat pentru NATO, dar oricând lucrurile se pot suci și o să iasă din joben românul Klaus Werner Iohannis, care s-a dovedit a fi un maestru în a pune pe butuci o țară. De ce nu și NATO, dacă asta se va dori? Da mă rog, e un comentariu care nu are întrebare. Mariana Vulpe, dacă fură, de ce să facă numai pușcărie, să le confiște tot? așa mai acoperă găurile făcute de ei. Cine să le confiște, doamnă, tot ei, ei lor? Dacă sunt din aceeași coza noastră, din aceeași caracatiță, din aceeași mafie, cum să-și recupereze unul de la altul? Corb la corb nu-și scoate ochii, e o vorbă românească. De deci ei sunt toți corbi? Să uită de unde să fure. Au legi făcute de protecție reciprocă. Ileana Vasilescu, felicitări pentru emisiunea foarte interesantă, de excepție, domnilor, mulțumim, Ileana. Cosmin Ugran, la Târgu Mureș avem Partidul Oamenilor Liberi, Pol. Foarte bine, domnule Ugran, votați cu Partidul Oamenilor Liberi. Ana Maria Gavrilă, Cosmin Ugran, uite, Ana Maria Gavrilă e printre noi, să rămână Ana Maria, știu că e spărată pe mine că nu mă înscriu la voi, dar eu rămân uh, înscris liberal, sunt ultimul mohican din Partidul Național Liberal. O boc, Domnul și da? cu doamna Maria Gabriela este un mare masochist. E... Și atunci îi place să sufere, de-aia rămâne la Partidul Național Liberal. Sufere în sensul că vede ce măgări se întâmplă la Partidul Național Liberal decât s-au asociat cu PSD. Nu, da, dacă eu am înființa, am fost membru fondator, poate sunt și membru desfințator. <laughs> și... <laughs> Băi eu v-am făcut, eu vă omor, nu? Nu, eu <laughs> nu o, o să mă duc ei la eu tribunal când, eu o să închidă, când o să închidă partidul, știi? Bogdan Sofie, am făcut test drive la Bib Bid. E o mașină pe roți. Îmi pare foarte rău că de atât atâta face. Da. Miguel Rus, sunt prezent la fiecare live. Îmi place de voi, sunt crescut de copil în Spania și acum a stabilit în Austria. Voi mă țineți la curent cu ceea ce se întâmplă în România din punct de vedere corect. Mulțumim, încercăm să fim și mai buni de atât. Urmăriți-ne în continuare. BZG 98 am o întrebare, este posibil să atace Iranul Israelul? Am discutat de chestia asta am adică... discutat, este, e, Iranul trebuie să-și arate mușchi acum pentru că a anunțat că o va face, inclusiv Ayatollahul Kamenei, v-am spus că este un regim autocratic acolo adică religios, musulman și conducătorul este Ayatollahul Kamenei cel care l-a înlocuit pe Khomeini, care a făcut revoluția islamică din 79 și sper că nu va fi așa dramatic, pentru că tot Orientul Mijlociu sau să sară în aer. Uh, car, uh, am, am vorbit și mai devreme, urmăriți încă o dată și o să găsiți că am vorbit în detaliu. Uh, Carina Faur, voi vota chiar dacă desconsider politicienii, pentru că știu că din Biblie că Dumnezeu are ultimul cuvânt în stabilirea conducătorilor. Foarte bine, doamna Faur, păstrați-vă credința, chiar dacă sunteți supărată pe politicieni. Miguel Ruz, vroiam doar să ascult în detalii ce alte partide sunt și punctul vostru de vedere. Păi uitați-vă pe buletinul de vot când vă ceți în cabina de vot sau cu un live două înainte să vă mai prezentăm noi partidele, dacă nu le știți. Dana Iepure, domnul Jicol, aveți dreptate, nu știu la ce, mai am și eu dreptate din întâmplare. Elena Tudorache, TV este plătit de guvern, de asta nu sunt închise. Nu știu dacă îți plătit de guvern, dar foarte mulți bani sunt de la partide politice, de la companiile. 45 de milioane de euro de la partidele politice anual se duc către televiziuni, reportaj recorder, demonstrat cu acte, cu ștampile, cu semnături, cu absolut tot. tot, tot, tot. Zice Gabriel Meleșcanu, mâine, 13 aprilie, pot, protest împotriva drogatului de la 2 mai. Ne vedem cu toții la 19 în Piața Victorii. Succes, domnule Gabriel. Ridim GM. Domnul Jicol, cred că ar fi timpul să luați puțină atitudine asupra domnului Sorin. Se întâmplă tot mai des să intre peste dumneavoastră în timp ce vorbiți. Băi, stil... dacă vrei, îmi dau ochelare jos și îmi dai un punct. Că am dat pe păi, vreo 40 de milioane și vreau să-mi sparci. Și... Vreo... dacă vrei să-i fac o pagumă. Da, să se bucure uh... domnul, cum îl cheamă, Gabriel sau cum S cheamă... uh, Eu să vă spun ceva, domnul Ridim. Eu recunosc că eu iau razna în multe chestii și sorim o ponderează. Îmi dau așa ajută... câte una peste cap. Bang! Mă ajută foarte mult. Deci noi suntem o echipă, fiecare are rolul lui și eu îl învăț să să obișnuiască cu ideea Joana președinte, el mă ponderează în deviațiile mele cu Evu Mediu și cu Aristotel și cu Cafeaua, cu Grecia Antică zice Lucian Rareș, domnul Sorin se pregătește recrutarea? Nu cred că are... Mă pregătesc de Tenerife, Lucian. Și eu și copiii mei, dacă în prima secundă când o să facă recrutări, eu și copiii mei pe păi primul avion plecăm Dar stai puțin că deja s-au făcut să în deja brăi la cu rezerviștii păi au început să râdă, au băut câte o că au tras ei cu mitraliera, au ținut ca la șnicovul invers, au niște ținute pe ei de să iau ca țip la păsălame, erau numai de aia grăsuți cu niște burzele uriașe, am văzut și pe la televizor. Stăteau hainele pe ei ca țip la păsălam. Iau carne de tun în prima secundă a războiului, a terminat pe toți. Pele Marius, domnul nu știu că e poate o întrebare care nu și are rost, dar din curiozitate ați avut o ofertă de a face afaceri în Oradea? Nu mai fac niciun fel de afacere Nu v-am mai spus de ani de zile nu mai fac afaceri, de-aia am și timp să stau la podcast, să fac vloguri, să mă duc prin Iordania, să fac cu Damian file, cu Cătălin Oprișan, cu, 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 cu nu, nu, mai, nu, mai, sunt interesat de afaceri. Um. Robert Constantin, România e singura țară din lume unde are un general la 120 de oameni. Acolo se duc din armată, zice Robert Constantin. Deci, Mihai Andrei, tot ce ne spuneți aici îmi întărește lupta mea interioară de a nu mă întoarce în România. Păi de asta merge prost România, domnule Mihai Andrei, că nu sunteți noastră aici, veniți să luptați de aici dacă sunteți puternic și vă așteptăm. 96 Music se intitulează cineva. Domnule Constantinescu, pe Tizoto ați fost? Tizoto, ați fost? N-am fost. Am luat deja cazare și ghid și barcă la Tisa Fiure. Poate data viitoare mergem și acolo, dar acum am luat deja. Nu știam de Tizoto. O să întreb acolo localnicii. Ghidul care îl avem noi este ungur din Ungaria, dar vorbește românește. Și o să-l întreb pe el de Tizoto. Bine că mi-a spus, nu știam de chestia asta zice Gabriel Brăița, care-i treaba până la urmă cu semnăturile alea din sondaj? Păi marea majoritate, 85%, nu a, vot, nu a semnat pentru niciun partid politic, doar 15% că noi ne-am exprimat părerea că foarte multe semnături sunt copiate de la scrutinele electorale anterioare se iau seriile de buletin și adresele și, ce mai, și se imită semnătura, se fac alte tabele fără să mai semneze omul. Deci sunt foarte mulți semnatari care, pe actualele tabele care nici nu știu că sunt pe actualele tabele, că li s-au luat semnatura după tabele din anii trecuți sau din, eu știu ce, baze de date sau partidele politice au acces pentru că au foarte mulți funcționari și directori și de agenții și au buletine de la poștă, de la temiri de unde. Ferenc faze Ferenc. 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 Latiz Fared va pescui și Victor Orban. La Tiza Fiured. Da. Păi știi, tu nu știi ungurește acum nu știu, mă, suntem mă, de atâția ani de zile știi, și tu nu știi, știi ungurește, nu știi nimic. agenții unguri să facă măcar nu Măcar să salut și tu știi? să zici un pot chivanoc sau ciocolom sau ceva deci să zici în, în, un în, 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 în 1994, 1994 am fost la Budapesta, cred că cu tine am cu fost. Mine ai fost, da. Așa și când am văzut că nu știu nici măcar cum să numește, să repet cum să zice aeroportul, că era Ferenghi 2 sau... Ferenchi. Ferenchi. Am bă, ce dracu să fac eu în țara asta? Eu că și eram mai pricoste decât România. Așa. Benjamin Chifiriuc. Bună seara, domnilor. Vă urmăresc cu drag în legătură cu acordarea voturilor partidelor noi care nu au mai fost la guvernare. Nu credeți că e posibil să se repede același scenariu ca și cu cei din USR? De USR din câte știu au fost doar obloni la putere dar aici USR nu poate să facă și ei ce făcătui adică partidele astea mici pe care le votez nu poate să așa și usr a fost o mare speranță dar sugera omul ăsta mie îmi plac cei de la USR mă rog au și ei murăturile lor ca așa e spațiu românesc trec peste asta Benjamin Chifiriuc credeți că au oameni competenți specialiști pe care să-i pună în funcții de conducere partidele astea mici au partide, au un partid de... Ăștia mari au dovedit că nu au, poate au ăștia mici, dar ăia mari au dovedit că nu au și își pun doar amantele, nepoții, rudele și mai departe. Hai să vedem, poate partidele mici chiar au oameni competenți care să... Deci vești veșnic ca dispută dacă pui un hoț sau un prost. Ce te avantajează, prostul sau hoțul? Că da. n-ai alege între un hoț și un prost. Dacă pui prostul, gestionează prost banii publici, dacă pui hoțul, îi fură pe toți, deci tot să pierde în ambele situații. Domnule Constantin, pe Tizo, To, la pescuit, ați fost, a răspuns că Eu nu. sunt pescar de spinning, nu-mi place pescuitul la crap. Deci dacă la lacul ăla e crap sau alți pește staționari, som sau ceva, nu-mi place. Eu mă duc pe Tisa Fiuret, că am mai fost acolo. Știu că și-am prins bine, știu că Biban, Șalău și atunci mă duc tot, tot pe Tisa Fiuret, pentru că acolo am prins că dar nu sunt pescar de staționar. Uh, XP de marea noastră problemă a românilor e că avem o plăcere bolnavă în a ne denigra conducătorii. Deci, uite, cineva spune că domnul ăștia nu sunt chiar așa de răi, suntem noi destul, foarte critici. Să știți că m-am gândit dacă aș putea sta în Iordania, dar având în vedere că ei trei ani de pușcărie că critici șeful de stat. Că... Hai să trecem peste, așa... că am mai discutat, că sunt pe final așa, și Ana Maria așa Gavrilă, domnul Jico, la noi de muncă, să rămână Ana, foarte bine, spor la muncă cu calul vostru din Deva de acolo așa nu mai a... citea cu pescuitul că gata s-a terminat de ca o... așa, treci peste domnul Sorin ea. pun bancul cu, plat... cu platfosul dacă se îngroașe gluma cu înrolările hai fi... să mai citesc eu ultimele întrebări așa. PSD și PNR au o sentință chiar și dacă vor câștiga legile, vor avea viață foarte grea nu cred că românul mai poate fi răbdător după Iohannis Ciolacu și Cuciuca așa este, aveți dreptate se spune că stăteau hainele pe ei ca așa pe vacă. Domnul Cosescu, pe am citit asta, e un lac foarte mare, al doilea cel mai mare din Ungaria, să facă cămine pentru elevii de liceu. Vă mulțumim să vă mai așteptăm, sunteți o azi de ozon spiritual și trezire la adevărată realitate, fiți binecuvântați, mulțumim pentru live, noapte bună. Doamne aștept tuturor, mulțumim Lumier. Știți de ce sunt așa de mulți, nu au votat din cauza că nu știm care sunt aliații, care ne spune sunt ok și nu prea vreți să-i analizăm. Să vedem Vare care sunt buni, și îmi pare rău că insist, dar asta e problema. Eu am fost destul de clar, dacă nu ați înțeles, atunci n o să mai o lungim. Vă invit la un curs intensiv de maghiară la Batania. Vasile are casă în Ungaria nu știu dacă știi tu sau ai urmărit pe Vasile pe canalul lui de YouTube, el și-a luat o casă în Ungaria care e la imediat cum treci granița, peste graniță, faci, nu știu, jumătate de oră de la rat sau 20 de minute sau ceva și în Ungaria sunt case foarte bune cu grădină, cu tot și le au la 3000 de euro, la 2000, la 5000 da, cu să canalizare, Cum cu... la unguri acum da, de... deci mutați vă în Ungaria. să creadă lumea că ești Cosmin agent maghiar. eu îi socat. Știu ce înseamnă că când m-am mutat în București, înțelegeam destul de bine ungurește. Înseamnă noapte bună. Ne-a spus ce înseamnă, dar știam Pentru ieri că a spus Laurențiu Păi ieri a spus Laurențiu Primo Nu știu cine este. ăsta, ai auzit de Laurențiu Primo? Eu n-am no, auzit no, niciodată așa. Pe live-ul lui că i s-a oferit 100.000 de, de semnături La 10.000 de euro păi, V-am zis se cum a zis Ștefan, s-au cumpărat semnături... Nu, dar sunt vechile tabele, oameni Sau vechile tabele, le dau de la mai departe locale, cu de la prezidențiale, cu asta. de la... Dacă România ar fi o țară corectă și cestită, cei de la BEC ar verifica să vadă dacă Constantinescu a pus vreo semnătură. Dacă n-a pus niciuna, înseamnă că este fake. Eu n-am semnat pentru niciun partid, absolut, niciodată. Păi nu, dar nu sunt, sunt scrise de mână, ar trebui un soft de recunoaștere. Domnul Gosescu, de de reușiți să-l aduceți la podcast pe Vlad Gheorghe? Da, am vorbit cu Vlad Gheorghe, a fost ocupat, apropo de semnături, să strâng omul semnătură și a strâns destule și probabil când mă întorc de la uh, pescuit din Ungaria o să uh, uh, merg uh, o să-l invit la podcast scuze că citeam deja următorul mesaj în același timp Tisa To este la, pe, de la Tisa Fiure în localitatea următoare, o să întreb acolo când ajung, mai bine mergeți pe Chiș Tisa, vis-a-vis -vis de Tisa Fiure. poate să vă aducă cu barca până acolo durează 10 minute o să uh, rog pe ghid să ne ducă până acolo cum comentați episodul George Simion Cosmin Gușe? Nu știu ce episod. A fost Acum, un am comentat mai devreme. puteți să derulați în față că am discutat. Cosmin Gușe s-a băgat singur în seamă, în nu, seamă, nu l-a propus nimeni. Suferă de nebăgare în seamă. Cum să fie oprit PNL și PSD când și aici se vede că românii nu au interes să voteze altceva? Dumnezeu Ștevan cu ce vine în minte când auziți numele preotului Ion Alexandru? Ce ne puteți spune despre acele vremuri și interacțiune cu dânsul? Păi Ion Alexandru era un om foarte credincios care încerca să creștineze Parlamentul României într-o vreme în care România d și ieșise din comunism și era un ateism generalizat. Și a fost un erou, un om de sacrificiu. O părere Tot... despre denigrarea de către colegul dumneavoastră, Rareș Bogdan, a românilor din diaspora care nu vor să moară pentru. Am vorbit de Rareș Bogdan că nu este un om de luat în serios, de când a declarat că în două săptămâni el scoate pensiile speciale și cu alte aberații și cu pătrunjelul care a dat să miroase la. Ciuc al nostru nu și-a pierdut orice fel de credibilitate, adică nu mai credeți absolut nimic din ce spune Rareș Bogdan. Uh, am mai spus și acum o că ei o să ia 90% din voturile la europarlamentare, deci n are cum să mai fie credibil un asemenea om care spune asemenea aberații și prostii. Deci dacă mă întrebați pe mine, deci Rareș Bogdan va fi locul 2 la europarlamentare, primul e Mihai Tudose și al doilea Rareș Bogdan. Doamna Mihai Tudose, că era locul unei doamne pe primul loc. Da, așa, așa vă spun că sunt doi escroci desăvârșiți care merită vot vostru dacă vreți să votați ce faceți la Oradea nevastă mea a fost niciodată la Oradea de când au renovat de când a refăcut Bolojan orașul și eu am fost, am fost la lunte, la Lavinia Chifor care e o prietenă noastră și o cântărează foarte bună de Pricesne și de muzică populară o găsiți pe YouTube la Vinea Chifor cântă cam top 3 în țară pe Pricesne și am zis că dacă tot mergem spre Ineu și plecăm de la Marian Adventure să mergem un pic la Oradea, să stăm pe doi la Oradea să vizităm ce a făcut domnul Bolojan acolo. În ce episod a explicat Adel ca, cum a ajuns, nu mai știu în ce episod. A... Stai, unde zice că eu nu văd asta? Răzvan Pintea, până seara, în ce episod a explicat Adel cum a ajuns în România. A explicat într-o din episoade. Strategia aur este genială, îl prim pe live-uri pe TikTok, își fac ferme de creștere de popularitate îl mai ia cineva pe și Bogdan în serios, pe a spus și o tehnică militară, prin... omul și-a pierdut orice fel de credibilitate și un politician care uh, își pierde orice fel de credibilitate nu mai are loc în politică. Tehnică militară plimbată prin țară nu are cumva același rol ca și izoletele? Ba da, chiar azi am venit prin Popeșle Ordene, am filmat cu telefonul, i-am trimis și la Ștefan să vadă, era o grămadă de Taburi de astea, sau ce erau, ceva. de taburi erau, nu? O, transport, o, Transportor blindat ăsta. Marea veche a fost și la știle ProTV. Se discută de bagaj, de cală și vreți mare marea bagajelor de cală. Dacă ești bun pe o meserie, fugiți în EU. Ăsta e sfatul meu. Oradea e frumos, pe centru e superb și băile Felix s-a renovat. Vă recomand Ristretto Cafe e pe centru. Mulțumim da, dar vă spun ceva, Oradea e una dintre cele mai îndatorate Nu contează, dacă municipii. mergi acolo zici că ești la Viena. Da, dar e foarte... Sunt în... foarte multe municipii îndatorate la maxim da. în România care sunt cad pereții pe ele, cum e Aradu, de exemplu, unde, care l-a distrus Falcă. Deci l-a făcut praf praf, praf, praf. În Arad, dacă te duci până în centru, este praf. Cade-te în la peste tot, case de amanet, păcănele, uh, știu, case de schimb și mai departe magazine închise, Aradul este praf două orașe la fel de mari cu același buget, Aradul e îndatorat Oradea e îndatorat, de arată ca la Viena și Aradul arată praf Da, într-adevăr, eu trebuie să ai, nu poți să faci fără investiții până normal, la urmă, nimic. am terminat cu întrebările eu zic să încheiem pentru că deja ești 20 și de obicei încheiem pe la și un sfert Georgica să mișcă pe scaun că prietenii prietenilor afară să meargă la club că am fiecare vineri seara și ne vedem peste două săptămâni cu Ștefan, probabil că eu vinerea viitoare, dacă nu trage peștele și scap mai repede la pescuit, o să intru pe live vineri-sâmbătă când pot să mai stăm de, de vorbă un pic, sau dacă vrea și Ștefan, vedem, facem de la distanță, o să vorbim, să, să vedem cum facem. Mulțumim multe două oameni buni că a stat cu noi până la ora asta. Ștefan, vrei să mai spui ceva? Nu, -am. eu am început serviciu, m-am întors de astăzi E o liniște totală În toată administrația centrală Cred că și în aia locală Pentru că e campania electorală Și în condiția asta Funcționarii publici își deci, fac fă treaba Fără să mai fie Nu Numai mâine nu-i gândiți-vă de 10 ori Neapărat ieșiți la vot ca să scăpăm de hoți Doamne ajută, o seară minunată Să ne auzim cu bine, să ne vedem cu bine